în inima unei metropole aglomerate, unde clădirile zgârie nori, taie orizontul, cinci tineri se adună în jurul unei mese încărcate cu hărți vechi și echipamente de explorare. Sunt membrii unui club de aventuri extrem de select, fiecare cu experiențe unice în explorări periculoase. În acea seară au un singur scop, să planifice următoarea lor expediție. Alex, liderul grupului, este primul care vorbește. Cu o voce calmă, dar plină de entuziasm, își îndreaptă atenția către un punct marcat pe una dintre hărțile desfășurate pe masă. Aici e, spune el, arătând spre o locație retrasă, înconjurată de păduri dense, departe de traseele bătătorite. Peștera pe care nimeni nu a explorat-o complet. Lena, biologul echipei, ridică o sprânceană curioasă. Și ce știm despre ea? a întrebat, privind harta cu interes. Alex îi oferă un zâmbet încurajator. Legende locale vorbesc despre o creatură care locuiește adânc în peșteră. Spun că nimeni nu a reușit să ajungă la capăt și să se întoarcă să povestească. Dan, expertul în supraviețuire, își fracă mâinile entuziasmat. Sună exact ca genul de provocare pe care o căutăm. Echipa continuă să discute detaliile călătoriei, echipamentul necesar, Logistica și planul de urgență. Fiecare membru contribuie cu cunoștințele și expertiza sa. Mara, specialistă în escaladă, propune strategii pentru a naviga sectoarele verticale ale peșterii, în timp ce Tom, tehnicianul echipei, detaliază echipamentele electronice necesare pentru documentarea expediției. Decizia este luată. Vor pleca peste o săptămână, la primele ore ale dimineții pentru a maximiza lumina zilei disponibilă. Tensiunea și entuziasmul sunt palpabile, fiecare membru al echipei conștient de riscurile pe care le implică această aventură. În zilele ce urmează, pregătirile se desfășoară rapid, echipamentul este verificat și reverificat, proviziile sunt împachetate, iar itinerariul este planificat cu meticulozitate. Niciun detaliu nu este neglijat. Discuțiile cu localnicii oferă mai multe informații despre peșteră, dar și avertismente. Nimeni nu îndrăznește să se apropie de ea, temându-se de creatura despre care vorbesc legendele. În ziua plecării, înainte de răsărit, echipa se adună. Fiecare membru cu rucsacul în spate și cu o expresie hotărâtă pe față se urcă în vehiculele pregătite și pornesc spre destinație, lăsând în urmă zgomotul orașului și înaintând spre necunoscut. Pe măsură ce se apropie de locația marcată pe hartă, pădurea devine tot mai densă, iar semnele civilizației dispar complet. Ajung la marginea pădurii și parchează vehiculele. Alex se întoarce spre echipă ochii lui strălucind de nerăbdare. Acesta este momentul, spune el. Ceea ce găsim acolo jos ar putea schimba totul. Echipa își ajustează echipamentul și cu pași hotărâți, pătrund în pădure, îndreptându-se spre intrarea peșterii ascunse. Nu știu încă ce îi așteaptă în adâncurile întunecate, dar sunt pregătiți să confrunte orice provocare. Aventura lor a început. După ce au străbătut pădurea timp de câteva ore, Echipa a ajuns într-un luminiș unde razele soarelui abia pătrundeau prin coroana copacilor înalți. În fața lor se deschidea gura peșterii, un abis negru care părea să înghită orice rază de lumină. Aerul era rece și umed, iar tăcerea de nepătruns. Dan a scos un dispozitiv de măsură a calității aerului, verificând nivelurile de oxigen și prezența eventualelor gaze toxice. E curat! a anunțat el. Echipa cu căștile de protecție și lanternele frontale s-au adunat la intrare, privind în adâncurile nevăzute ale peșterii. Mara a făcut primul pas. Orzile și carabinierele agățate de hamul ei clipeau ușor în lumina slabă. Să ținem legătura vocală activă, a reamintit ea, vocea ei ecoând ușor în întuneric. Pe măsură ce avansau, pereții peșterii se îngustau, forțându-i să meargă în șir indian. Formațiunile de stâncă de pe pereți și tavan modelate de apă și timp creau un decor natural impresionant. În anumite locuri, mineralele străluceau, reflectând lumina lanternelor într-un spectacol de scântei mute. După câteva minute de mers, au ajuns într-o cameră mai largă, unde pereții dispăreau în întuneric. Lumina lor abia pătrundea în vastitatea spațiului. Aici a observat primele semne ale prezenței creaturii: pânze de păianjen masive, întinse între stalactite și stalagmite, cu o rezistență și o textură diferită față de orice ar fi văzut vreodată. Uitați-vă la asta, a șoptit Lena, apropindu-se de una dintre pânze. Materialul este incredibil, aproape ca fibră de carbon. A încercat să tai un fir cu un cuțit, dar lama abia a făcut o zgrietură. Într-un colț al camerei au descoperit rămășițele mumificate ale unui animal mare, învăluite în pânză. Tom a înregistrat totul, lăsând camera video să capteze detaliile macabre. Ce creatură ar putea face asta? a murmurat el, continuând explorarea. Au întâlnit galerii înguste care se deschideau în săl mai mari, un labirint natural care nu părea să aibă un sfârșit. Într-un moment de neatenție, Dan a călcat pe o porțiune de pământ care s-a dovedit a fi o pânză camuflată. În câteva secunde s-a trezit prins, luptând să se elibereze. Panica a cuprins grupul pentru o clipă, până când Alex și Mara au intervenit, tăind pânza cu cuțitele speciale de alpinism. Trebuie să fim mai atenți," a spus Alex, vocea lui gravă tăind prin tensiunea momentului. Orice greșeală poate fi fatală aici jos. După ce și-au reluat marșul, atmosfera a devenit mai apăsătoare. Fiecare umbră părea să ascundă pericole, iar fiecare sunet îi făcea să-și încordeze mușchii, înaintează cu prudență, fiecare pas măsurat, fiecare respirație controlată, echipa, deși încordată, pășește mai departe, unită în scopul comun de a descoperi secretele ascunse în adâncurile pământului, cele rezervă întunericul. Încă nu știu, dar hotărârea lor de a înfrunta necunoscutul rămâne neclintită. Pe măsură ce echipa avansa, pereții peșterii se lărgeau, dând naștere unei săli imense, unde ecoul pașilor lor se amesteca cu sunetele ascunse ale întunericului. Aici atmosfera se schimba, aerul era mai rece, umiditatea părea să târne greu, iar pânzele de păianjen deveneau tot mai dese, un semn clar că se apropiau de domeniul creaturii. Lanternele lor dezvăluiau un peisaj subteran de o frumusețe stranie, cu stalactite și stalagmite care păreau sculptate de mâna unui artist nebun. În acest decor, pânzele de păianjen erau ca niște capcane mortale, întinse între formațiunile de piatră, așteptând prada. Primul contact vizual cu monstrul s-a produs neașteptat, Lumina unei lanterne a alunecat peste o mișcare într-un colț al sălii. Ceea ce au văzut i-a făcut pe toți să înghețe: O creatură imensă! cu opt ochi reflectorizanți care străluceau în întuneric și un corp acoperit de o pânză groasă. Într-un joc de umbre și lumini care părea să o facă și mai înfricoșătoare, creatura s-a mișcat lent, aproape cu grație, pășind pe pânzele sale fără să le facă să vibreze. Echipa a rămas nemișcată, respirația suspendată, în timp ce monstrul se retrăgea într-o galerie adiacentă, dispărând din câmpul vizual. Asta a fost, a început Lena, vocea ei tremurând ușor, un motiv bun să rămânem pe fază." A întrerupt-o Alex, privirea lui serioasă trecând de la un membru al echipei la altul. Trebuie să fim și mai atenți de acum înainte, oricât de fascinant ar fi această creatură, este clar periculoasă." Unervi întinși la maxim, grupul a continuat să exploreze, păstrând o distanță sigură unul de celălalt pentru a evita să fie prins în pânze tom a ajustat setările camerei sale video pentru a capta cât mai mult din întuneric, sperând să documenteze existența creaturii fără a provoca o confruntare directă. Pe măsură ce progresau, au descoperit o rețea complexă de tuneluri și săli, fiecare cu propriile sale capcane și mistere. Într-una din încăperi, au găsit o colecție de obiecte stranii, bijuterii, oase umane, resturi de echipament de explorare. Era clar că peștera fusese vizitată și înainte, iar vizitatorii nu au fost să parte de un final fericit. Într-un colț al sălii, Mara a descoperit o serie de gravuri pe o stalagmită, simbolul care păreau a fi fost făcut de mâna omului. Cineva a încercat să lase un mesaj?" a spus ea, examinând inscripțiile. Poate un avertisment sau... sau un ghid?" Discuția despre semnificația gravurilor a fost întreruptă brusc de un sunet slab, aproape imperceptibil, ca un șuierat. Într-o clipă, echipa a fost în alertă maximă. Lumina lanternelor scanând întunericul în căutarea sursei. Creatura se afla din nou printre ei, de această dată mai aproape. Ochii ei strălucind cu o intensitate înspăimântătoare. Alex a ridicat mâna, semnalând celorlalți să rămână nemișcați. Nu faceți mișcări bruște, a șoptit el. S-ar putea să nu ne vadă drept o amenințare dacă rămânem calmi. Tensiunea din aer era palpabilă. Fiecare membru al echipei conștient de apropierea pericolului. În acele momente, legătura dintre ei era singurul lor scut împotriva întunericului necunoscut care îi înconjura, pregătit să înfrunte orice provocare împreună. După întâlnirea mult prea apropiată cu monstrul, tensiunea din grup a crescut exponențial. Echipa a hotărât să încetinească progresul, deplasându-se cu mai multă precauție prin labirintul de tuneluri. Fiecare pas era calculat, fiecare decizie cântărită meticulos, în încercarea de a evita orice zgomot care ar putea atrage atenția creaturii. Au continuat să exploreze, cu toate simțurile în alertă, căutând semne care să le indice direcția sau prezența iminentă a pericolului. Lanternele lor scoteau la evidență contururi ciudate pe pereții peșterii, creând umbre care păreau să se miște de unele singure. Într-o cameră mai mică, plină de stalactite și stalagmite, au găsit o pânză extrem de densă care părea să blocheze accesul într-o altă secțiune a peșterii. Dan, cu un gest precaut, a încercat să tai o porțiune mică din pânză folosind un cutter special. Pânza a cedat greu, arătând că rezistența materialului depășea cu mult pe cea unei pânze de păianjen normale. Ar trebui să înregistrez asta, a murmurat Tom, Camera lui video pregătită capturând fiecare detaliu. Poate că știința ar putea explica cum, înainte să termine propoziția, un sunet slab, aproape un șuierat, s-a auzit din nou, de data asta mult mai aproape. Echipa a înghețat, privirile fixate pe intrarea care tocmai o deschiseseră. Alex a semnalat să se retragă încet, fără zgomot. În timp ce se îndepărtau, a observat cum pânza începea să se miște de parcă ar fi fost atinsă de ceva dincolo de vederea lor. Acest moment l-a reamintit cât de vulnerabil erau în acest mediu neospitalier. În orele care au urmat, au întâlnit mai multe astfel de bariere, fiecare sugerând că se apropiau de ceva important. Peștera devenea un teren de joacă periculos, un joc de ascuns ascunsele cu un adversar nevăzut, dar omniprezent. Mara cu experiența ei în navigarea prin locuri dificile, a propus să urmeze un model de zigzag, evitând zonele deschise și preferând să se deplaseze prin galeriile mai înguste, unde ar fi mai greu să fie surprinși. Planul a funcționat pentru o vreme, până când, într-un cot al tunelului, au dat peste un spațiu care părea să fie un fel de cameră de hrănire. Resturile și oasele de diferite dimensiuni erau împrăștiate peste tot, unele încă înfășurate în pânză. Mirosul era greu, aproape insuportabil. Lena, cu un interes amestecat cu repulsie, a colectat câteva probe, folosindu-și mănușile groase pentru a nu intra în contact direct cu materialul. O să avem nevoie de asta dacă vrem să înțelegem mai bine ce se întâmplă aici. Încercând să evite oricare alte confruntări, echipa a decis să caute un loc sigur unde să-și poată petrece noaptea. În ciuda pericolului constant, au reușit să găsească o gaură într-un perete abia suficient de mare pentru a-i adăposti pe toți cu schimbul la veche, au încercat să se odihnească, în ciuda fricii și a întrebărilor care le bântuiau mintea. Ce era creatura? Cum au putut pânzele ei să fie așa de rezistente? Și mai ales, exista o cale de ieșire din acest labirint întunecat sau era deja prea adânc pentru a mai putea scăpa? În acea noapte, Întunericul peșterii părea mai dens, iar tăcerea întreruptă de sunetele sporadice ale picăturilor de apă le amintea constant de prezența ascunsă care pândea în umbră. În acest joc de vați ascunse la subteran, fiecare clipă era o luptă pentru supraviețuire. Odată cu primele raze ale unei zile noi, care nu puteau pătrunde în adâncimea întunericului peșterii, Echipa și-a reluat marșul. O dihna fragmentată pe care o găsiseră în gaura care le devenise un refugiu fusese suficientă pentru a-și încărca bateriile la nivelul minim necesare. Cu un nou set de planuri și precauții în minte, au decis să-și continue explorarea în căutarea unei ieșiri sau a unui avantaj împotriva monstrului. Alex a stabilit un ritm constant, dar precaut. Cumara verificând periodic echipamentul de escaladă și Lena monitorizând mediul pentru orice schimbări care ar putea indica prezența creaturii. Tom cu camera lui video mereu pregătită încerca să documenteze totul, în timp ce Dan asigura retragerea, păstrând un ochi vigilent asupra traseului parcurs. Nu după mult timp au dat peste o nouă galerie, mai largă, care părea să conducă în jos, spiralând în adâncuri. Marginile erau străjuite cu o serie de pânze mai fine, ca niște cortine ce ascundeau intrările în alte tuneluri. Alex a semnalat o pauză, iar echipa s-a adunat pentru a discuta. Ar putea fi un semn că ne apropiem de ceva, poate chiar de cuibul creaturii, a sugerat Lena, examinând structura pânzelor. Cu un plan îndrăzneț în minte, au hotărât să încerce să atragă creatura într-un spațiu deschis unde să poată folosi mediul înconjurător în avantajul lor. Mara a propus să folosească echipamentul de escaladă pentru a crea o serie de capcane. În timp ce Dan a sugerat folosirea resturilor de material și pietre pentru a construi baricade improvizate. Lucrând împreună, echipa a petrecut următoarele ore pregătindu-se, transformând galeria într-un teren de luptă. Fiecare membru și-a asumat un rol. Lucrând cu eficiență și precizie. Pe măsură ce pregătirile se apropiau de final, tensiunea crescuse la cote alarmante. Era clar că ceea ce urma să facă era periculos, dar nu vedea o altă cale. Cu toate capcanele și baricadele pregătite, au rămas doar să atragă creatura. Tom a folosit echipamentul audio pentru a reda sunete amplificate, sperând să capteze atenția monstrului. Nu a durat mult până când semnele prezenței sale au devenit evidente. Un răspuns subtil la început urmat de o serie de mișcări rapide, aproape frenetice, pe măsură ce se apropia. Când creatura a intrat în galerie, a declanșat prima capcană, o plasă grea susținută de stânci care s-a prăbușit peste ea, încetinând-o temporar. Echipa a folosit acest moment pentru a se poziționa strategic, gata să lanseze o serie de atacuri coordonate. Creatura însă era surprinzător de inteligentă și adaptabilă. După ce a scăpat de sub plasă, a evitat următoarea capcană. Un set de sfort tensionate menite să o încurce cu o agilitate neașteptată s-a lansat spre Dan, care a reușit să se ferească în ultimul moment datorită reflexelor sale rapide. Lupta care a urmat a fost haotică, creatura chiar și rănită era un adversar formidabil. Echipa a folosit fiecare truc învățat, fiecare bucată de echipament pregătit pentru a împiedica să avanseze. În cele din urmă un cocktail improvizat de substanțe chimice preparat de Lena a fost aruncat spre creatură, provocând o explozie mică care a o suficient de grav încât să se retragă. Cu respirația grea care a urmat retragerii creaturii, echipa a rămas să se reculeagă, conștientă că victoria lor era doar temporară. Orice ar fi fost creatura, orice ar fi reprezentat acelea adâncuri întunecate, erau acum mai aproape de a găsi o cale de ieșire. Dar la ce rost? Rănile suferite și energia consumată le aminteau că supraviețuirea în acest mediu ostil era departe de a fi asigurată privind înapoi spre terenul de luptă improvizat cu capcanele lor parțial distruse și urmele luptei încă vizibile, echipa și-a dat seama că fiecare pas înainte însemna să lupte nu doar cu creatura, ci și cu propriile lor frici și incertitudini. Intrarea în necunoscut însă era singura lor opțiune. După confruntarea intensă, echipa se afla într-o stare de oboseală și epuizare profundă. Rănile superficiale și contuzile erau acum povești mute ale luptei lor pentru supraviețuire în ciuda tuturor, spiritele lor rămâneau neînfrânte. Determinarea de a găsi o ieșire din acest labirint subteran era mai puternică ca niciodată. Era clar că creatura acum rănită s-ar fi retras în adâncurile peșterii pentru a-și linge rănile. Acest răgaz le oferea oportunitatea perfectă să continue explorarea fără teama imediat de a fi atacați. Cu fiecare pas erau conștienți că fiecare galerie, fiecare încăpere descoperită îi aducea mai aproape de libertate. Alex, cu harta desfășurată în fața lui, a studiat cu atenție marcările lor anterioare și potențialele rute neexplorate. Trebuie să ne bazăm pe instincte și pe cunoștințele acumulate, a spus el, privirea lui intensă reflectând un amestec de speranță și hotărâre. Înaintând prin noi tuneluri, au descoperit formațiuni de cristal care străluceau în lumina lanternelor, creând un spectacol vizual fascinant, aproape magic. Aceste momente de frumusețe naturală erau rare și cu atât mai prețioase, contrastând puternic cu pericolele și întunericul care îi înconjura. Pe măsură ce progresau, chiar dacă păreau că s-a dus în jos, au început să observe indicii care sugerau că se apropiau de o ieșire. Curent slab de aer proaspăt, aproape imperceptibili la început, deveneau tot mai prezenți. Lena cu simțurile ei bine dezvoltate a fost prima care a remarcat schimbarea. Aerul se schimbă, e mai proaspăt aici, a murmurat ea inspirând adânc. Această descoperire le-a renoit speranțele și le-a accelerat pașii. Curând au dat peste o deschidere îngustă, ascunsă parțial de stânci și vegetație. Lumina slăbită a zorilor pătrundea timid prin fisură, promițând libertatea lor atât de dorită. Efortul de a-și drum prin deschiderea îngustă a fost considerabil, fiecare membru al echipei luptându-se să se strecoare prin spațiul confinat. În cele din urmă, au reușit să iasă pe unul din versanții muntoși care înconjurau peștera. Răsăritul îi întâmpină cu exploze de culoare, cerul îmbăiat în nuanțe de portocaliu roz și albastru, peisajul se desfășura în fața ochilor lor de o frumusețe copleșitoare, un contrast viu față de întunericul și pericolul din spatele lor pentru un moment toate fricile, toată oboseala păreau să dispară înlocuite de un sentiment profund de recunoștință și realizare. Dar victoria lor nu era fără pierderi. În timpul evadării, Dan a suferit o leziune gravă la picior, o amintire dureroasă a prețului supraviețuirii. Cu toate astea, spiritul lor de echipă rămânea neclintit, se susțineau unul pe altul, atât fizic cât și emoțional, împărtășind greutățile și triumfurile în timp ce priveau spre orizont, conștienți de libertatea câștigată cu greu, au înțeles că experiența lor în peșteră a fost mai mult decât o simplă aventură, fusese o călătorie de descoperire, un test al voinței și al curajului lor. Întorcându-se o ultimă dată pentru a privi spre intrarea care tocmai o părăsiseră, au știut că peripețiile pe care le vor povesti, leziunile pe care le vor purta și amintirile pe care le vor împărtăși, vor rămâne cu ei pentru totdeauna. În ciuda întunericului pe care l-au înfruntat, lumina de la capătul tunelului le-a oferit o nouă perspectivă asupra vieții și asupra lumii din jur. Aerul din apartament se simțea greu. Un amestec stătut de mâncare ieftină la pachet și de produse de curățenie și mai ieftine. Marian a tresărit, atât din cauza mirosului, cât și din cauza găurii financiare pe care o avea. Pernele canapelei s-au lăsat în jos cu un oftat înfrânt în timp ce Marian s-a trântit Ochii săi cercetau camera cu un amestec de resemnare și disperare. Anunțul de închiriat, pe care îl măzgălise la întâmplare pe un șervețel mototolit, încă era lipit de măsuța de cafea plină de zgrieturi. Acesta oglindea disperarea lui. Un scris de mână înghesuit, un număr de telefon încercuit de atâtea ori încât cerneala sângerase și o rugăminte aproape fără suflare pentru un coleg de cameră care să împartă acest spațiu abia locuibil. Era jenant, aproape patetic, dar facturile tot mai mari erau un pericol tot mai terifiant. Telefonul lui, o relicvă crăpată din vremuri mai bune, a băzit în buzunarul lui. Un număr necunoscut. Enervarea a tresărit pentru scurt timp, Probabil că era doar un agent de vânzări care se folosea de cei vulnerabili să-și vândă prostiile, dar un gând înfiorător i-a făcut mâna să înghețe. Să fie oare. Alo? Vocea lui Mariana a ieșit subțire ezitantă. În legătură cu camera, a trosnit o voce prin difuzor, era ciudat de formală, stilată, ca și când româna nu era limba maternă a acestei persoane. Mai este disponibilă? Un val de ușurare s-a amestecat cu o ușoară neliniște. Da, absolut, sunteți interesat? Când ați putea să veniți să o vedeți? Mariana a bâșbuit cuvintele, epuizarea lui fiind momentan uitată. În seara asta, a declarat vocea categoric. Într-o oră, clic. Convorbirea s-a întrerupt atât de brusc încât Marian s-a holbat la ecranul telefonului, nefiind sigur dacă își imaginase asta. Totul se întâmpla mult prea repede. O formă de îndoială și-a cruit drum în mintea lui, dar teancul iminent de facturi a redus-o la tăcere. Un coleg de cameră era un coleg de cameră, chiar și unul ciudat. O oră mai târziu, cheia a zângănit în încuietoare, băiatul a sărit în picioare cu inima bătând absurd de tare. Ușa s-a deschis, dar nu era nimeni. O valiză stătea chiar în prag, una de piele demodată cu catarame de alamă uzate. Apoi, mirosul slab, dar persistent de praf și de ceva ce Marian nu putea localiza un condiment necunoscut, dar ușor dulceag. Tuși în timp ce mirosul se intensifica, o licărire de îngrijorare a ieșit la suprafață, unde se afla această persoană? Un salut, grăbit în holul întunecat, nu a produs în schimb decât un ecou găunos, părul de pe ceafa lui Marian s-a ridicat. Bine, asta e oficial înfiorător, a murmurat chiar dacă i-a scăpat un râs amar. Bineînțeles că viața lui ajunsese atât de ridicolă încât noului lui coleg de cameră făcea un fel de farsă ciudată. Totuși a făcut un pas spre dormitorul de rezervă unde a lăsat și geanta, sursa probabil a mirosului ciudat. Poate că intraseră deja, puțin probabil, având în vedere circumstanțele, dar băiatul se agăța de orice normalitate pe care o putea salva. Mâna lui a ezitat doar un centimetru de clanța ușii, iar acea ezitare i-ar fi putut salva viața. Asta sau l-ar fi condamnat la o soartă mai ciudată decât și-ar fi putut imagina vreodată. Somnul a venit ca o amantă capricioasă, darurile ei fiind smulse în momentul în care ploapele lui Marian se îngreunau pereții apartamentului păreau să se fi subțiat, iar scândurile din podea amplificau fiecare scârțâit într-o paranoie grotească de pași. La început, erau doar târâturi neliniștite, câte o ciognire ocazională de perete. Apoi au venit bătăile. Tac, tac, tac. Ca unghiile pe lemn era ritmic, aproape intenționat și întotdeauna, întotdeauna din camera colegului, Marian a încercat să-l ignore. A dat muzica la maxim și a îngropat capul sub pernă și chiar a recurs la înțelegeri disperate cu universul. Nimic nu a funcționat. Bătăile continuau, un metronom pentru paranoia lui crescândă. În fiecare dimineață, băiatul se strecura spre dormitorul închiriat. Groaza îi se aduna în stomac, într-un nod gros și acid. Oare era nebun? cu siguranță. În momentul în care ar fi dat buzna înăuntru, camera s-ar fi dezvăluit a fi enervant de normală. Patul nefăcut, câteva haine împrăștiate, poate un recipient gol de mâncare la pachet sau chiar două și totuși aceeași teamă îl reținea. Într-o după-amiază, a găsit un bilețel de hârtie sub bușa lui, chiria într-un plic simplu nemarcat. Ar fi trebuit să fie o ușurare, dar monedele dinăuntru au trimis pe spinare degete înghețate erau vechi, pătate, purtând simboluri pe care Marian jura că nu le mai văzuse niciodată. Unul în special, o spirală care părea să-i găurească palma, a făcut să o arunce în grabă, ca și cum ar fi fost arsă. Fiecare încercare firavă de conversație cu colegul său de apartament invizibil era întâmpinat cu o scuză vagă. O tusă se transforma în o răceală urâtă, zgomotele de târâit era doar el despachetând. Odată, Marian a auzit un pufnit slab pe cealaltă parte a ușii, o dovadă tentantă a existenței colegului său de apartament, urmată de o tăcere rapidă când Marian și-a curățat gâtul. Mirosul a fost cel care a reușit să le nerveze. Nu muce gaiul obișnuit, ci ceva ascuțit și putred, ca un fruct prea copt lăsat la soare. Se infiltra prin fiecare crăpătură, se strecura sub ușa de la baie și invada visele băiatului. A intrat până și în gura lui, făcând chiar și apa simplă să aibă un gust vag infect. Într-o noapte după ce loviturile păreau să pătrundă până în oasele lui, băiatul a cedat. S-a aruncat la ușa colegului de apartament strigând întrebări și acuzații pe jumătate formate, care au fost repede sufocate de o nevoie disperată de aer. Nu a primit niciun răspuns, doar mirosul și, bineînțeles, ciocăniturile ritmice dar se schimbaseră, acum erau bagiocoritoare și inegale, ca un copil care bătea cu cruzime pe o masă. Marian a ajuns să se holbeze la ușă ore întregi. Vopseaua decojită se învârtea și se transforma în forme monstruoase care reflectau haosul din mintea lui. Munca era un amalgam de termene ratate și priviri îngrijorate din partea șefului său. Mesajele prietenilor rămâneau fără răspuns, râsetele lor păreau să fie la mare distanță. Băiatul nu se putea concentra decât asupra ușii închise și a ceea ce se ascundea în spatele ei. Internetul a devenit sanctuarul său lugubru. Lipsit de somn și agitat, a răscolit fiecare colț al internetului, tastând fragmente din ceea ce a trăit, monede, alte țări, folclor. Majoritatea rezultatelor erau inutile. Site-uri ale colecționarilor de monede, bloguri de călătorie inofensive, apoi o licărire de ceva familiar, un forum obscur dedicat paranormalului. Poveștile de acolo erau ca niște basme grotești. Vorbeau despre entități care făceau schimb de favoruri, ființe din umbră și din unghiuri ciudate, creaturi care se agățau de marginile lumii noastre ca un murmur static, șoaptele despre ofertele de la ușă și târgul nevăzut trimiteau fiori care se urmăreau unul pe altul pe spinarea lui Marian. O poveste deosebit de înfricoșătoare vorbea despre o figură nu foarte diferită de cea pe care Marian și-o imagina acum cu precizie. Membre prea lungi, ochi care păreau să absoarbă lumina în loc să o reflecte, se spunea că nu cerea decât un adăpost, de iar în schimb, monedele ciudate apăreau mereu sub buș, lucind în întuneric. Povestea se încheia brusc, autorul dispărând la jumătatea postării. Partea rațională a minții băiatului a țipat în semn de protest. Asta era o nebunie. Totuși, în fața bătăilor nebunitoare a mirosului putred și a strălucirii înfiorătoare a acelor monezi inumane, nebunia părea să fie o scăpare din ce în ce mai tentantă. În noaptea în care a găsit biletul, totul s-a spulberat. Era gemuit pe canapea cu o pătură veche înfășurată strâns în jurul lui, când ceva s-a strecurat pe sub ușa colegului, nu un plic de data aceasta, ci o singură foaie de hârtie groasă, îngălbenită de vârstă. Pe ea era o singură întrebare terifiantă, mâzgălită cu litere tremurate și inegale. De ce ții luminile aprinse?" țipătul lui Marian a sfârșit aerul stagnant al apartamentului, un strigăt crud, animalic, care a răsunat mult timp după ce s-a stins din gât. Asta era prea mult. Orice se ascundea în acea cameră nu era doar ciudat sau înfricoșător, privea, gândea, un nivel de sensibilitate periculoasă pe care Marian nu-l putea suporta. Cu mâinile tremurânde și-a scos telefonul. Printre mesajele îngrijorate și apelurile ratate, un nume ieșea în evidență, Corina. Corina cea practică lipsită de prejudecăți care nu și-ar fi dat ochii peste cap când ar fi vorba despre monștri care ar fi oferit o canapea și o ureche înțelegătoare. Marian trebuia doar să supraviețuiască până dimineața. Frica a descoperit băiatul avea două forme. Exista teroarea rece, paralizantă, care îl lovea ca un val tsunami, lăsându-l fără suflare și inutil. Poi exista un nou sentiment o determinare fermă arzătoare care fierbea chiar sub piele. Nu știa cât timp avea să dureze, dar avea să călărească acest val de revoltă cât timp era aici. Supraviețuirea cerea un plan, iar planurile necesitau unelte. Sertarul din bucătărie conținea un arsenal jalnic, cuțite de unt și un cuțit de bucătărie tocit, care nu ar fi fost de ajuns. Ochii au căzut pe vechea cutie de scule pe care tatăl lui insistase să o ia. Înăuntru, o lanternă greoaie, lumina fiind mai potrivită pentru a face să pornească o mașină decât pentru a prinde pe nepregătite un coleg de cameră, va trebui să ajungă. Fiecare pas spre camera colocatarului părea de o potrivă important și imposibil. Bătăile încetaseră înlocuite de o liniște nefirească care suna în urechile lui Marian, degetele lui se zbăteau cu clanța ușii, transpirația o făcuse alunecoasă. Apoi, cu o expirație sacadată, care era aproape un plâns. Marian a dat buzna. Șocul nu a fost figura monstruoasă pe care și-o imaginase, ci absența ei absolută. Lumina lunii s-a revărsat pe podeaua neatinsă, evidențind goliciunea imaculată a camerei, niciun rid în cuvertura ieftină a patului, niciun obiect locului. Era ca și cum nimeni nu ar fi fost vreodată acolo, doar că... fereastra. Era ușor întredeschisă, iar geamul prăfuit era pătat de o singură pată alungită, ceva mare își făcuse loc prin ea, iar în colț, strălucind slab sub lumina lunii, se afla o singură monedă străină, simbolul ei spiralat părea să pulseze, ironizând bătăile frenetice ale inimii lui Marian. Un râs sec și amar a izbucnit în gâtul lui. Bineînțeles că nu putea fi atât de ușor, dar camera nu conținea niciun răspuns, doar un fior persistent și un miros slab de putregai. În timp ce se împiedica să iasă afară, fiecare instinct țipa la el să fugă, să-și facă bagajul și să nu se uite niciodată înapoi. Cu toate astea, exista o licărire de provocare, creatura îi invadase casa, hrănindu-se cu frica lui. Marian încă respira, încă stătea în picioare, nu avea de gând să plece, nu fără să știe exact cu ce se confrunta. Telefonul a sunat, făcându-l aproape să aibă un infarct. Vocea Corinei tensionată și plină de îngrijorare trecu prin difuzor. După o explicație ezitantă, suspine năbușite și câteva minciuni liniștitoare, s-a format un plan. Corina urma să ajungă acolo într-o oră, Beatul trebuia să rămână la telefon până când ea ajungea. Așteptarea părea nesfârșită, un amestec chinuitor de teamă și emoție, a strâns lanterna grea, Raza ei tremurând pe pereți ca un protector frenetic, fiecare scârțit al clădirii, fiecare sirenă îndepărtată, se răsucea și se distorsiona ca un semnal întoarcerii creaturii, apoi, în sfârșit, bătaia Corina ușa de la intrare s-a deschis cu putere, dezvăluind ochii mari ai fetei în spatele ochelarilor pe care și luase în grabă. Mariana, aproape că a scăpat telefonul din cauza ușurării, s-a repezit spre prietena lui, fațada de calm, atent construită, prăbușindu-se instantaneu. Hohotele de prânz i-au răvășit trupul, povestea năvălind într-un amalgam de cuvinte confuze și gesturi disperate spre holul întunecat. Corina, Dumnezeu să o binecuvânteze, se mișca cu eficiența unui războinic experimentat. L-a condus pe Marian în sufragerie, aprinzând fiecare lumină cu aerul cuiva care alungă întunericul. O cană de ceai fierbinte a fost împinsă în mâinile tremurânde ale băiatului, mirosul familiar de mușețel oferind cea mai mică fărâmă de alinare. Încearcă să respiri. Începe cu începutul." A instruit fata cu o voce fermă, dar blândă. Și încearcă să respiri. Bine?" Marian a făcut-o povestea derulându-se cu greu între înghițituri de ceai și gâfâiel ocazionale de sughiți, fata a ascultat chipul ei trecând prin îngrijorare, neîncredere și, la final, stabilindu-se într-o cumplită hotărâre. Când Mariana a ajuns la partea cu confruntarea, cu camera goală, cu fereastra pătată, aceasta a scos o înjurătură, un sunet scurt și exploziv care i-a șocat pe amândoi. Uite, a început ea. Nu pretind că înțeleg Nimic din toate astea, dar nu ești în siguranță aici, nu singur. Mâinile ei s-au strâns în jurul cănii goale. Vino să stai cu mine. Simplitatea acestui lucru aproape că l-a făcut pe Marian să cedeze din nou. Era prima ofertă autentică de sanctuar, o capsulă de salvare care promitea o fărâmă de normalitate în lumea sa. Cu toate acestea, o imagine i s-a întipărit în minte. Singura monedă care scripea în colțul camerei, o mărturie a prezenței continue a creaturii, nu pot, cuvintele aveau un gust amar. O să mă urmărească pur și simplu, trebuie să ne ocupăm de asta. Protestul fetei s-a stins când au urmărit privirea băiatului către ușa colegului. Lemnul părea să pulseze în lumina becurilor. O bătaie de inimă răuvoitoare. Cum rezolvăm asta? A întrebat ea în cele din urmă, o fărâmă de teamă strecurându-se în vocea ei. Marian nu avea un răspuns, nu chiar. A început să se joace cu cana învechită. Tăcerea s-a prelungit între ei. În cele din urmă, cu o explozie de curaj disperat, și-a îndreptat umerii. Intrăm acolo împreună! Planul, pus la cale cu un amestec de bravură și teroare, era de o simplitate previzibilă. Va da buzna pe acea ușă, Corina telefonul ridicat și cu propria lanternă aprinsă, sperând să sperie ceea ce se ascundea înăuntru. Marian, înarmat cu lanterna grea din cutia de scule, ar urma îndeaproape. Poate avea să aibă loc o altă confruntare, o altă șansă de a obține răspunsuri sau o luptă disperată pentru supraviețuire. O mână ușor tremurândă i-a apucat clanța ușii, Marian s-a poziționat, raza lanternei sale fiind o sabie tremurândă de lumină în întuneric. Cu o respirație comună și echilibrată, au intrat. Lumina lunii a scăldat camera rece și acuzatoare. Era o liniște totală, aerul era plin de o stare de anormalitate care se agăța de pielea băiatului ca o pânză de păianjen, nimic nu se mișca. Și totuși, din colțul îndepărtat, slab iluminat, o singură monedă se rostogolea strălucind, doar una singură, o invitație sau o amenințare camera pulsa cu bătăile inimilor înspăimântate, apoi, la unison, s-au întors și au plecat, închizând bine ușa în urma lor. Au ajuns la apartamentul Corinei. Pe Marian îl dureau ochii din cauza saltului de lumină. Fiecare umbră părând să se miște bagiocoritor în colțurile vederii, Somnul fusese imposibil, o glumă crudă după atâtea nopți chinuite și nedormite cum trebuie. Toate acestea exista o siguranță fragilă aici. Un sentiment că bătăile necruțătoare și mirosul de putrefacție nu puteau pătrunde prin perdelele vesele și candelele parfumate ale Corinei. Fata pentru meritul ei imens nu l-a bombardat pe Marian cu întrebări. A gătit mâncare simplă, pe care băiatul o gusta cu greu și a distras atenția cu sarcini fără noimă și cu sesiuni de urmărit reality show-uri teribile. A fost un colac de salvare, chiar și în timp ce vinovăția îl rodea pe Marian pe dinăuntru, el a invadat viața prietenei sale cu propriul brand de nebunie personală. Apelul către proprietarul apartamentului a fost un exercițiu de omilință, Povestea dispariției colegului de cameră și a întâmplărilor ciudate a fost întâmpinată cu un râs neîncrezător, urmat de o acuzație abia voluată de consum de droguri. Marian a închis cu obrajii în flăcări, orice speranță de a-și recupera avansul s-a spulberat. Părea un preț mic de plătit pentru sănătatea lui mentală, dar pierderea era o altă greutate pusă pe umerii lui, deja împovorați. Într-o dupamiază, după ce se uitaseră la concurenții care dansau agresiv pe ecranul televizorului, băiatul a vorbit. Ar trebui să plec, vocea sa abia dacă depășea o șoaptă, crăpată din cauza oboselii, nu era o întrebare. Fata lăsându-se pe canapea lângă el, a dat pur și simplu din cap. Nu pentru că nu vreau să fiu aici, s-a grăbit băiatul să intervină, dar asta nu e mizeria ta, iar el s-ar putea să te urmărească. Vocea ei a vrut să spună ceva, dar a fost întreruptă. Și apoi amintirea fulgerătoare, evadarea frenetică din apartament, mâna care se freca de clanța ușii de la cameră, moneda care s-a rostogolit și a fost uitată, băiatul s-a ridicat, uitând de emisiunea TV, un sentiment de claritate bolnăficioasă a coborât asupra lui, plățile pentru chirie, moneda veche și ciudată, simbolurile bizare nu erau făcute pentru mâini umane. Trebuie să ne întoarcem, a reușit să spună. Protestele fetei au fost timide, văzuse schimbarea, lumina disperată din ochii băiatului. Poate era nesăbuită, poate era nebună, dar din nou, totul în această situație sfida logica. Blocul se înălța în amurgul care se apropia. Când au ajuns la etajul cu pricina, aerul a devenit greu, mirosul familiar de putregai, înfundându-le gâtul. La ușa apartamentului unde locuia Marian, Fata a ezitat, a întins o mână, apoi a retras-o. Nu pot, acesta a dat din cap. Era povara lui la urma urmei pe care trebuia să o poarte. Cheile s-au strecurat în încuietoare, ușa s-a deschis scârțin cu reticență și aruncând o ultimă privire la chipul afectat al fetei, a pășit peste prag. Apartamentul a părut să suspine când băiatul a intrat. Aerul revenind la răcoarea lui obișnuită, moneda era exact unde rămăsese în urmă cu câteva luni, ascunsă sub marginea canapelei. Simbolurile ei ciudate erau o acuzație dură în lumina slabă care se filtra prin jaluzele. Băiatul a îngenunchiat, cu degetele tremurând când a ridicat-o. Era rece mai grea decât ar fi trebuit să fie și a provocat un fior de spaimă, nu de răutate, ci de ceva străin și necunoscut. Zilele se amestecau în săptămâni. Corina a venit să verifice, vocea ei fiind un colac de salvare prin ceața epuizării și a terorii persistente. Creatura nu s-a mai întors, iar apartamentul a rămas un de întrebări fără răspuns. Cu toate acestea, nu a existat sentimentul victoriei, ci doar o oboseală profundă și o neliniște goală care se agățau de băiat ca un giulgiu. Au vizitat vechea bibliotecă din centrul orașului, cu rafturi împunătoare pline de cărți legate în piele și cu miros de praf și hârtie veche. Acolo, în colțurile uitate ale folclorului și mitologiei, cei doi au găsit frânturi de povești care aveau ecou în povestea lor, povești optite despre locuitorii de pe prag, entități abia inteligibile pentru mintea umană, care schimbau adăpostul pentru favoruri criptice. Niciuna dintre povești nu avea final fericit. Moneda a devenit o fascinație morbidă. Marian o scotea noaptea târziu, urmărind cercurile și spiralele, căutând un model, un mesaj, era un blestem sau un târg. Încălcaseră ei o lege cosmică tacită prin alungarea acelei creaturi din locuința aleasă? Somnul nu a adus niciun răgaz, ci doar vise nesfârșite și pline de tot felul de vârtejuri. Într-o dimineață înnorată greutatea acestor lucruri a devenit insuportabilă. Băiatul a părăsit apartamentul cu moneda strânsă cu putere în pumn. Orașul părea ciudat destins agitația obișnuită a vieții, un zâmbet îndepărtat, picioarele îl purtau, fără vreun sens, spre un parc vechi și întins de la marginea orașului. Aleile sale șerpuiau printre frunzișuri întinse și statui uitate. A găsit un copac noduros, cu rădăcinile sale străpungând pavajul crăpat și s-a așezat la baza lui. Moneda se simțea ca și cum ardea o gaură în buzunar. Cu o ultimă resufrare tremurândă, a aruncat-o în tufișuri. Poate că a fost un gest inutil, o ofertă de pace sau un act copilăresc de sfidare. Sau poate, doar poate, a fost începutul sfârșitului. În timp ce se ridica, sentimentul că era privit s-a risipit. A fost înlocuit nu cu ușurare, ci cu ceva asemănător cu o acceptare reticientă. Umbrele își vor păstra întotdeauna secretele. Existau unele uși pe care era mai bine să nu le deschidă, unele chilipiruri pe care era mai bine să le lase nedeschise iar Marian, marcat, dar mai înțelept, trebuia să găsească o modalitate de a trăi cu ecourile a ceea ce se petrecuse între pereții acelui apartament plin de praf. Familia Miller nu renunța. Aceasta era lecția numărul 1. Nu rezistai generații întregi pe un pământ ca al lor dacă te lăsai pradă la prima problemă. Dar Henry Miller, uitându-se la carcasa sfâșiată a ceea ce fusese cândva capra lor de prăsilă, începuse să se îndoiască de această veche învățătură. Nenorociții de coioți devin mai îndrăzneți, a bolborosit, mai mult pentru el decât pentru Sara. Ea stătea la câțiva pași lângă bărbat, cu fața palidă. Chiar și Ben, băiatul lor, care de obicei era plin de ironie adolescentine, tăcea. Terenul nu era aranjat fastos, nu era nici de cum vreuna dintre fermele acelea pe care le vezi în reviste, cu gard alb și li vezi de meri cât vezi cu ochii. Acestea erau hectare întinse unde în mare parte creștea porumb, cu un petic de pădure și un pârâu care vara se usca încet dar sigur, până când rămânea doar un firicel de apă în luna lui August, dar era al lor. Bunicul lui Henry îl defrișase, iar tatăl său îl lucrase și într-o zi Ben va fi următorul la rând. Acum, ei bine, părea să nu fie o moștenire prea grozavă. În aer se simțea o senzație de răutate pe care Henry nu o putea descrie. Celelalte cinci caperi rămase erau agitate, mult mai mult decât de obicei. Chiar și ducele, bătrânul lor câine de fermă, se purta ciudat. Făcea ture agitat cu urechile ciulite, de parcă ar fi auzit ceva ce Henry nu putea. Ah, nu pot face mai mult, a spus el, îndepărtându-se cu un oftat care părea prea bătrân pentru el. O să pun lumină în seara asta. Capcana e deja pregătită. Sara a aprobat din cap, îndreptându-se înapoi spre ferma veștejită. Ben era în urma ei, dar nu înainte de a arunca o privire peste umăr la capra moartă. Nu era primul incident. Asta îl rodea pe Harry. Mai întâi au fost câteva găini, gâturile rupte de parcă o mână uriașă și neîndemunatică le-ar fi sucit. Apoi un iepure. Apoi un carton de ouă lăsat la incubat a dispărut ca și cum nu ar fi fost rodată. Era convenabil de crezut că era vorba de vulpi, poate de o pisică sălbatică. Animalele sunt înfometate, mai ales la sfârșitul verii. Dar capra? Nu existau cuvinte pentru a descrie cum a fost fâșiată. Sălbăticie pură. Ghearele coiotului au sfâșiat carnea, oasele rupte ca niște crengi. Cel mai deranjant era că bucăți din ea pur și simplu dispăruseră. Nu ăsta era felul în care ataca un prădător, așa zdrențuit și murdar. Ben, într-un moment de claritate, a fost primul care a spus cu voce tare ceea ce se gândeau cu toții. Ăsta nu a fost un coiot tată!" a spus-o în timp ce se uita la carcasă, folosind lanterna telefonului său, care făcea totul să pară mult prea detaliat. Nu era o afirmație, nu încă. Doar o neliniște în vocea lui. În ultima vreme, dis de dimineață era momentul potrivit. Înainte să înceapă arșița apăsătoare, dinainte de a se speria caprele că ar fi simțit ceva în întuneric, înainte de foșnetul din porum care se dovedea a fi nimic, când Harry se ducea să investigheze cu pușca în mână. Soarele făcea totul să pară normal, chiar și păsările care zburau un cerc deasupra păreau să facă parte din această normalitate dar acum nici măcar lumina dimineții nu putea spăla imaginea acelei capre, cu ochii încă deschiși și holbându-se ca și cum ar fi văzut diavolul în persoană. Henry ar fi trebuit să se simtă furios, ar fi trebuit să se mobilizeze. În schimb, tot ce simțea era o teamă rece, înfricoșătoare. S-a uitat spre casa veche, cu vopseaua ei scorojită și veranda șubredă ca o amintire crudă a tot ce-i lega de acest loc. Ceva se schimbase pe pământul lui și pentru prima dată Henry Miller se temea că nu era doar o schimbare împotriva căreia să se poată opune. Ben nu-i plăcea la bibliotecă, mereu spunea că mirosea vise și cuvinte vechi, dar excursia asta trebuia să-i ofere informații noi. Astăzi avea și un iz ușor de disperare. Se așezase la o masă din lemn străvechi, alături de tăieturi din niște ziare decolorate, răspândite în fața lui ca niște indicii neclare. Asta era o absurditate, chiar și pentru el. Problema nu erau animalele moarte, nu chiar. Era îngrozitor, da, iar tatălui îmbătrânea cu 10 ani de fiecare dată când găsea o altă carcasă. Dar pe măsură ce animalele mureau, vânătorii deveneau mai agresivi până când li se termina mâncarea. Ceea ce Ben nu reușea să uite era privirea mamei sale când au îngropat capra. De parcă nu ar îngropa un animal, ci o teamă nerostită. Asta l-a adus aici, și l-a făcut să se scufunde în istoria locală plină de praf și în genul de povești înfricoșătoare pe care le spui în drumeții. Vedeți voi, familia Miller nu se dădea bătută, dar nici nu se omorau cu vorba. Întrebările dispăreau când tatăl său devenea morocănos, bolborosind despre camere de supraveghere pe timp de noapte și proiectoare. Așa că Ben a ales o altă abordare și a venit aici. Primul caz de persoană dispărută a fost din 43. Un puști de la fermă, dispărut de pe prispă ca și cum l-ar fi luat o fantomă, nu au găsit vreo urmă. Apoi altul. 20 de ani mai târziu, un pescar singuratic, mașina lui a rămas neatinsă lângă pârâu. Pe ăsta l-au putut explica. Oamenii pot să fie neglijenți și să rătăcesc. Apoi au început să apară și alte cazuri. Rubrici de cancan despre o porțiune nasoală de pădure care se afla pe locul unde acum era proprietatea lor. Un izvor despre care oamenii obișnuiau să spună că era contaminat. Dar ceea ce a fost cu adevărat convingător a fost fotografia decolorată. O fotografie foarte ștearsă dintr-un ziar din anii 70, cu titlul Întâmplări inexplicabile la ferma Miller. Pe fundal, pe jumătate ascuns de copaci, era hambarul lor. Același acoperiș aceeași reparație făcută fațadei prin care unchiul Joe a trecut cu tractorul când era copil. Cred că glumești, a mormăit Ben. Sub fotografie o poveste despre un fermier pe nume, a clipit de câteva ori, Henry Miller, care aproape a nebunit din cauza morții inexplicabile a animalelor și ale zgomotelor ciudate din timpul nopții. Același nume, aceeași fermă, doar că în trecut. Scaunul a scârțit când și-a îndreptat spatele. Era doar un nume, o coincidență, trebuia să fie. Dar neliniștea nu dispărea. Nu din noaptea în care văzuse acei ochi strălucitori pe filmarea pe care o făcuse cu camera de la telefon. Îl rodea. Orice ar fi fost, nu era ceva nou. Ai găsit ceva interesant? Bibliotecara, doamna Ellis, a apărut în spatele lui ca o fantomă amabilă. Era tipul de persoană căruia îi plăceau cardiganele și îngrijorarea în tihnă. Ben a ezitat un moment. Să vorbească despre asta îi se părea că este o trădare, ca și cum ar fi dat din casă. Doamna Ellis mereu îi oferea o carte în plus, un zâmbet înțelegător atunci când venea mirosind a hambar de acasă. Poate ea știa ceva, vreo bârfă din oraș despre care adulții vorbeau. Este ferma noastră, a început el, detestând cât de ezitant a sunat. Povești vechi! A dispărut vreodată cineva acolo, pe vremuri? Doamna Ellis nu a clipit, nu a râs, zâmbetul ei a devenit doar un pic trist. Când un loc îmbătrânește, strânge povești, a spus ea cu blândețe. Unele ar fi mai bine să fie lăsate în pace, nu-i așa? nu a spus mai mult. Acesta era codul orașului mic de provincie pentru... întreabă părinții, dar o răceală s-a strecurat pe spinarea lui Ben. Liniștea de după plecarea ei nu era doar liniștea din bibliotecă, ci liniștea opresivă a unui secret păstrat mult prea mult timp. Drumul spre fermă a fost încețoșat, nici nu și-a dat seama când ajusese acolo. Articolele tăiate din ziare erau îndesate în rucsacul său și se simțeau otrăvite. Fiecare denivelare a drumului trimitea o trăsărire de frică prin el. O parte din el se aștepta ca ferma să dispară, să o înghită pământul. În schimb, încă se încăpățna să rămână în picioare, scăldată în soarele aspru al după amiezii. Nici o umbră uriașă, nici un monstru care să pândească în lanul de porumb, doar același loc vechi. Nu priveriștea casei l-a făcut să trântească ușa camionetei, ci lipsa sunetului. Niciun sunet de capre, nici lătratul ducelui, tatăl său trebuia să fie în hambar, mama în bucătărie, dar tăcerea era grea, sufocantă. Hei!" a strigat el, cu o încurajare forțată pe care nu o simțea. M-am întors!" Ecoul a fost singurul lui răspuns este un miros de care să te temi, nu gustul ascuțit al adrenalinei, ci mirosul transpirației și al fricii reci. Acestea se agățau de ben în timp ce își croia drum pe scările pivniței. Raza lanternei era ca o sabie patetică care se chinuia să împungă în tunericul. Trebuia să le spună, mamei, tatei, cuiva. În schimb, un amestec de revoltă juvenilă și o nevoie profundă de a ști îl adusese aici. Familia Miller nu era o familie de colecționari dar obiectele lăsate din generație în generație își lăsau amprenta. Pivnița era plină de borcane de murături, unelte ruginite, cutii pline de fotografii la care nu se mai uita nimeni. Era mucegăită, dar familiară. Greșeala era mai evidentă. A dat cu lanterna de jur împrejur. Inima bătea în ritmul trosnitului plăcilor vechi ale podelei. Era o prostie. Oricele omora animalele, nu se ascundea în conserve dar scena de la bibliotecă, povestea nespusă din ochii doamnei Ellis, existau informații și aici, ascunse sub praf și pânze de păianjen. O sclipire din metal l-a făcut să se întoarcă, o găleată veche, răsturnată, lângă ea o gaură în fundație. Parcă prea mică pentru o persoană, dar un raton, o vulpe, a înghițit în sec. S-a plecat, cu umerii care zgriau piatra de fundație umedă, iar lumina strălucea în întuneric nu era vizuina unui animal. Tunelul fusese făcut intenționat, prea neted. Unghiul la care era săpat nu putea să fie făcut de către un animal. Frica a făcut loc unei fascinații macabre. Ben fusese întotdeauna mult prea curios. A încercat să se strecoare și să înainteze. Pământul îi zgâria blugii. Aerul devenea surprinzător de rece, semănând mai puțin cu solul și mai mult cu interiorul unui mormânt antic. După ce s-a târât cu chiu și vai câțiva metri, Tunelul a dat într-o cameră, nu uriașă, dar suficient de înaltă pentru a sta în picioare. O grindă a teat peretele aspru și Ben a oftat. Nu erau chiar picturi, mai degrabă zgârieturi, cercuri și linii și forme pe care nu putea să le descifreze. Unele erau decolorate, altele păreau tulburător de proaspăt făcute, însă oasele împrăștiate la picioarele lui era ceea ce îi dădea fiori pe șira spinării oase de animale în cea mai mare parte, poate de cerb, câteva cranii de păsări, dar amestecate erau și altele, prea deformate ca să poată să fie identificate, aveau o formă greșită, prea multe articulații sau erau răsucite în poziții stranei, o urmă de blană decolorată, albă ca oasele agățată de o piatră, l-a făcut să dea înapoi și să se clatine. Oricine a făcut asta nu era doar un ucigaș, era și colecționar. Nu-și amintea cum a reușit să urce înapoi, și murdăria care începea să se usuce fusese următoarele lucruri pe care le-a conștientizat. Ben se afla în bucătăria cunoscută, normalitatea ei fiind o palmă zguduitoare. Asta le putea spune, să le arate dovada că poveștile nebunești și disparițiile erau fiorător de reale, ar trebui să facă asta, ceea ce era mai înțelept și mai sigur. Dar afară, pe câmp, soarele de după amiază arunca umbre lungi undeva în verdele acela cineva sau ceva cu mâini dibace și dinți prea ascuțiți privea și aștepta. Iar Ben nu era sigur dacă voia ca părinții lui să afle încă un astfel de adevăr. Taică su era în hambar, cocoșat în timp ce lucra la ceva nou. Abia când Ben s-a apropiat a văzut ce făcea cu adevărat, consolidează vorul greu de lemn, sudoarea curgându-i pe față. Henry Miller nu se speria de nimic, tatălui era o forță a naturii, la fel de rezistent ca pământul încăpățnat pe care îl lucrase, până acum. Priveliștea l-a lovit pe Ben ca un pumn în stomac, venise să caute răspunsuri și găsise o frică care o asemăna pe a lui. Nu a reușit să scoată vreo vorbă concretă, ziarele tăiate parcă atârnau grele în buzunarul său unele secrete și a dat seama trăsărind de teamă, ar fi mai bine să rămână îngropate, cel puțin o vreme. Sara Miller credea în semne. Spune-i superstiție, intuiție feminină, orice. Învățați să aibă încredere în furnicăturile de la ceafă, în tăcerea bruscă a cântecului de pasăre, care părea mai mult decât un avertizment. Necazurile se anunțau întotdeauna cumva, dacă erai dispus să asculți. În ultima vreme, semnele era un cor care urla în urechi a început cu ceva mic ceașca de ceai preferată care se spărgea fără motiv ducele care refuza să se apropie de pășunea din spate vechiul clopoțel de vânt de lângă verandă care cânta slab chiar și atunci când aerul era liniștit acum, în timp ce stătea la marginea lanului de porumb cu pușca în mână nu mai putea ignora semnul cel mai clar dintre toate recolta nu era pe moarte nu chiar se strâmba Tulpinile, cândva înalte și mândre, se îndoiau în unghiuri ciudate, frunzele se încoloceau ca niște mâini ofilite, în centru un cerc perfect de pământ sterp, ca și cum ar fi ars însăși viața de acolo. Ben? a strigat ea, urând felul în care vocea îi șovăia. Nu a primit răspuns, probabil curăța hambarul sau încerca să evite treburile casnice. Fiul ei era bun, dar avea agitația în sângele lui. Uneori credea că era la fel de dornic să scape de locul ăsta cum fusese și ea odată. Oftând, s-a aventurat în porumb. De obicei, tulpinile se ridicau deasupra capului ei, astfel încât făcea un labirint. Acum, abia dacă îi mai ajungeau la umeri. Un foșnet a făcut-o să se întoarcă, cu pușca ridicată, înainte ca rațiunea să o prindă din urmă. Era doar o veveriță grasă, fugea de ceea ce simțise pe câmp. Același lucru care o împingea pe Sara mai adânc. Situația se prezenta și mai rău de aproape. Cercul arid era mărginit de ceea ce păreau a fi urme de pași, masive deformate cu ghiare. I s-a întors stomacul pe dos. Acesta nu era un animal oarecare. Animalele nu scrijeleau simboluri în pământ, precum semilunele și spiralele rudimentare care înconjurau locul afectat. S-a dat înapoi, apoi a înghețat. Nu era chiar un sunet, mai degrabă aerul se schimbase ca o furtună care mai avea un pic și izbucnea. Sara nu era străină furtunilor, ceea ce a înfiorat-o a fost senzația că această furtună mergea pe două picioare. O mișcare neclară în colțul vederii a făcut-o să se întoarcă cu pușca îndreptată. Nimic, doar tulpin de porumb care se legănau. Cu respirația tăiată, Sara s-a retras înapoi spre casă. Nu i-a spus lui Harry ce a găsit, nu avea rost să adauge asta la greutatea pe care o purta deja. Bărbaților le plăceau lucrurile pe care le puteau repara, amenințările asupra cărora puteau trage, asta nu era genul acela de problemă. Amurgu făcea casa să se transforme într-o umbră când l-a auzit pe Ben intrând cu Henry. Ben arăta palid, zâmbetul obișnuit dispăruse de pe fața lui. Henry a intrat după băiat, nu furios, doar obosit. El arăta fix așa cum se simțea Sara. Mamă, Ben a început, apoi și-a închis gura aruncând o privire către tatăl său. Secretele bâzâiau în acea tăcere. Ea a așteptat, ceva greu poposind în stomacul ei bărbați ei, amândoi atât de încăpățnați, se vedea că erau tată și fiu. Amândoi ar fi înfruntat viscolul și seceta, dar întunericul care pândea la marginea pământului lor, asta îi speria mai mult decât lăsau să se vadă. Sara, a început Henry cu vocea aspră, după cine trebuie să vorbim. Nu au fost certuri nici reproșuri în legătură cu plecarea pe furișa lui Ben în oraș, nici despre ceea ce i s-a întâmplat lui Sara în lanul de porumb. Între ei trecuse o oarecare înțelegere nerostită. În seara aceea, sub strălucirea aspră a norilor, soții Miller au permis în sfârșit ca frica, bucățile nespuse de istorie, toate să fie puse la vedere pe masa din bucătărie. Ben detesta acea privire de pe fața tatălui său. Nu era furie, putea să suporte strigătele dezamăgirea, putea suporta strigătele dezamăgirea, dar asta... Asta era acceptarea tăcută a ceva îngrozitor, realizarea faptului că cu ceea ce se confrunta era dincolo de gardurile dărâmate și de capcanele inteligente. Am găsit ceva!" a rostit băiatul, împingând decupajele mototolite din ziare spre mama lui, mâna s-a oprit asupra unui tank de cârpe pe care le-a folosit să se șteargă înainte ca ea să ia bucățile de hârtie. Liniștea din bucătărie scârțâia atențiune. Ben, de unde ai?" a început tatăl său, dar Sara l-a oprit. Arătăm doar, a spus ea în liniște. Ben a spus totul atunci. Biblioteca, zvonurile, zgrieturile din pivniță care imitau simbolurile ciudate pe care le văzuse mama lui în câmp, cuvintele atârnau greu în aer, amestecându-se cu mirosul de cafea și mirosul de la plăcinta de pe pe care mama lui o pregătise. Atunci, Henry s-a ridicat. Nu de furie, ci simțea o nevoie disperată de a se mișca, de a face ceva. Mă duc să iau lanterna, o să ne uităm în pădure, găsim unde cuibăresc ca furisitele alea de chestii și le aruncăm în aer. Vocea femeii a răsunat prin odaie, ascuțită ca un cuțit. Și să le ducem mai aproape de casă? Henry! Și apoi? Și tot așa s-au certat până târziu în noapte, Strigăte năbușite aprige ale mamei spuneau despre povești străvechi, neauzite și probabil nedestinate urechilor tânărului și printre toate acestea, certitudinea era că nimic nu va mai fi la fel. Lumea lui comodă și previzibilă se sfârma și sub ea se găsea un adevăr mult mai urât decât uciderea animalelor. În dimineața următoare nu au plecat la câmp. Henry nu a pornit tractorul, mama nu a strâns ouă, în schimb s-au așezat în jurul mesei din bibliotecă. De data aceasta, ziarelor decolorate li se alăturase un tank de cărți vechi. Titlurile lor provocau un fior pe șira spinării lui Ben. Miturile din Heartland, ritualurile nativilor americani, o moștenire tulburătoare și cea mai uzată dintre toate, când pământul devine neprihănit. Mama lui, tocmai ea, a fost cea care a rupt tăcerea. Există locuri, locuri sensibile, a spus ea, cu voce abia dacă se auzea. Pământul își aduce aminte de răul care i s-a făcut. Ben era pe punctul de a o lua la mișto, dar imaginea tatălui său stând stoic clătinând din cap l-a oprit. S-ar putea să fie ceva real în povestea aia veche despre un izvor contaminat, a spus tatăl cu seriozitate. Lângă zona 4, în zona 4, unde vitele se agitau mereu, unde uneori se auzea un foșnet care nu era al vântului. Cărțile vechi scârțâiau atunci când le deschideau, paginile lor fragile erau pline nu de răspunsuri, ci de posibilități suficient de teribile pentru a zdruncina până și bravura lui Ben. În ele se găseau cuvinte precum invocație, sacrificiu, oameni capră și schițe rudimentare care făceau ecou cu mizeria zgâriată în pivniță. Mai rău, exista o consecvență de-a lungul secolelor. Dispariții, mutilări de animale, sentimentul că pământul însuși se transformă în ceva rău. Până la prânz, un plan a început să prindă contur. Unul disperat, născut din vechi temeri care au căpătat o formă înfiorătoare, nu se vor lupta pentru acest lucru, nu direct, vor fugi. Era împotriva fiecărui principiu din tatăl său, prin lăsarea moștenirilor să putrezească dar alternativa, Ben și-a dat seama cu o claritate înfiorătoare, era să devină el însuși parte din istoria întunecată a pământului. Împachetarea se făcea cu un fel de concentrare frenetică. Tatăl său s-a îndreptat spre pivniță, de data aceasta nu cu o pușcă de vânătoare, ci cu un fierăstrău de mână ruginit și cu privirea sumbră și hotărâtă a unui om care își dezmembra propria istorie. Ben a fost însărcinat cu camionul, să încarce micile frânturi de obiecte pe care le puteau lua cu ei pe drum. Sara a dispărut în camera matrimonială, după care a apărut cu o pungă de piele uzată, pe care a ascuns-o adânc în geantă. Umbrele acaparaseră totul când au terminat. O ultimă privire la casă, la grajul tăcut, la câmpul care ținea toate secretele teribile, apoi se îngrămădeau în camion, ducele scâncind nerăbdător din spate. La un lucru sigur nu se așteptau. Farurile care tăiau prin amurg au surprins mișcare, nu o singură formă, ci mai multe. Oamenii capră, cum aflaseră din cărți că se numesc, erau isteți și acum își testau prada. Poate văzuse răslăbiciunea familiei și astfel o oportunitate. Tatăl a înjurat și a băgat camionul în viteză. Au plecat nu cu voietul unei sfidări mândre, ci cu scârțuitul cauciucurilor și cu speranța disperată că unele blesteme se agățau doar de pământul în care se născuseră și nu de sângele care trăia pe ele. Au ars-o în a doua noapte de când au plecat ferma întreaga lor viață. A luat foc într-un incendiu care a transformat griul implacabil a ieșirii de pe autostradă într-o strălucire portocalie infernală. Henry a parcat la o distanță destul de mare, a stat pe asfaltul crăpat privind în tăcere. La început, Ben se aștepta să se simtă ușurat, poate chiar la un fior bolnav de răzbunare, dar, în timp ce acoperișul se prăbușea trimițând scântei care înghițeau stelele, tot ce a simțit a fost o oboseală adâncă care reflecta umerii căzuței tatălui său. Sara nici măcar nu s-a întors să privească. Stătea pe bordura crăpată, strângându-și la piept geanta uzată. Fumul înțepenindu-i ochii sau poate erau lacrimile. Ben s-a pus lângă ea, ducele gemând încet la picioarele lui. Trebuia să o ascult pe mama voastră, a murmăit Harry în cele din urmă fără să se uite la ei, Trebuia să fi plecat mai devreme. Poate blestemul ăsta rămâne legat de locul lui. Sau poate am luat blestemul cu noi. Am murmurat Ben. Fraza a rămas undeva în aerul acru. Poate el era următorul. Marcat cumva de pământ. Gândul îl făcu să-și bage mâinile în buzunarele gecii, cu degetele pipăind ziarele vechi pe care le păstrase de la bibliotecă. Un memento că nimic nu era lăsat cu adevărat în urmă. Zorii au răsărit în timp ce se îngrămădeau amurțiți înapoi în camionetă. În oglinda retrovizoare, ferma era o pată la orizont, dispărută, dar nu uitată. Au continuat să conducă. Zilele se pierdeau pe autostrăzile nesfârșite, motelurile ieftine deveniseră singura constantă. Henry încă le mai trasa traseul, nu avea un loc anume, doar undeva departe, departe de drumurile familiare și de câmpurile mărginite de porumb. Conversațiile erau încercări de normalitate, Henry vorbea despre scorurile la baseball, mama îi oferea cafea călduță dintr-un termos, Ben se prefăcea că nu auzea în coșmarurile sale coul răgnetelor pe care le auzise în acele ultime nopți terifiante, nu a funcționat. Liniștea în camionetă era la fel de apăsătoare ca și tensiunea care îi se încolocea în stomac. Punctul de cotitură a venit în parcarea unui restaurant, chiar lângă o autostradă uitată. Henry, cu fața gravată de epuizare, s-a întors spre ei cu vocea răgușită. E ceva ce trebuie să știm cu siguranță," a început el, apoi a ezitat. O privire la Sara și încă una la fața palidă a lui Ben și a apărut să se dezumfle nu mai contează acum. Continuam să fugim, asta e tot ce ne-a mai rămas. Însă, în acea noapte, Ben nu a dormit. În camera înghesuită de motel, cu respirația neliniștită a părinților săi umplând spațiul umbrit, a scos cartea veche din bibliotecă. O evitase, temându-se de răspunsurile pe care le-ar putea conține. La lumina pulpuietoare a lămpii de lângă pat, vechile mituri au prins contur. Erau avertizmente, mai mult decât povești, povestiri despre ritualuri care au mers prost, sacrificii oferite unui tărâm înfometat, dar în ele a găsit o fărâmă de ceva, nu speranță, ci posibilitate. Cheia se părea era ruperea legăturii, întreruperea sursei de energie, profanarea pământului blestemat. Tatăl său a încercat distrugând orice mizerie se afla în subsol, nu a fost de ajuns. Au fost prea lenți, prea ezitanți. Somnul nu mai venea. În schimb, un plan disperat și nesăbuit a început să se formeze. Stomacul îi se noda, dar degetele îi se simțeau ferme când întinse mâna spre stiloul ascuns în ceantă. Dimineața l-a găsit așteptând lângă camion. Când Henry a ieșit cu ochii obosiți și confuz, i a înmânat cartea marcată. Trebuie să ne întoarcem," a spus el determinare rece instalându-se peste el, nu pentru a ne lupta, ci pentru a o termina. Argumentul a avut un ecou, dar de această dată disperarea a tăiat în ambele sensuri. Mama lui, tăcută de atât de mult timp, a exprimat ceea ce îi bântuia pe toți, dacă nu înfruntau sursa întunericului, era doar o chestiune de timp până când orice blestem pe care îl purtau ar fi găsit un nou loc unde să prindă rătăcini. Și cine va plăti prețul atunci? nu o victorie sau o revelație i-a influențat, ci doar simplu fapt că nu mai avea unde să fugă, așa că au întors camionul, îndreptându-se înapoi în coșmarul din care credeau că au scăpat. Întoarcerea nu era o revenire acasă, fiecare indicator de kilometraj, fiecare porțiune de drum familiar strângea mai tare în jurul pieptului lui Ben o funie invizibilă. Sara privea hotărât înainte, Henry naviga cu o eficiență sumbră, tăcerea lui fiind un nor de furtună în cabina camionetei. Chiar și ducele era posomorât, simțind schimbarea din aer răul care l-aștepta înainte. Până când au ajuns la intrarea în orășel, soarele era pe cale să apună. Nu ar fi ajuns la fermă înainte de căderea nopții, dar aveau o altă destinație în minte. Zona 4 din spate era o vedere sumbră în lumina care se stingea. Câmpul de porumb era un cimitir de tulpini, cercul contaminat era steril și ars, chiar și cu soare. Senzația locului era suficientă pentru a-l face pe Ben să tremure. Locul avea o foame pentru ceva. Această foame vibra sub pielea lui. Au lăsat camioneta la marginea câmpului. Henry a mers primul, uneltele improvizate de Sara, clinchetind amenințător în rucsacul ei uzat, Ben urmărindu-i. Planul lui cât era, era pe jumătate instinct, jumătate fragmente din miturile vechi. Poate că în lumina zilei ar fi părut ridicol de stupid. Acum, cu umbrele târându-se și cu o frică primordială roșind, părea singura lor șansă. Izvorul contaminat era un firicel sub o boltă putredă de copaci, Odată, cărțile spuneau că acesta ar fi putut fi un loc sacru, o sursă de viață. Acum, apa era sărată, pietrele lipicioase la atingere. Ben s-a așezat în genunchi, simțind pulsul abominației, bătând în pământul umed. Aici a început, acum secole, unde ceva a pervertit însă și pământul. Cărțile, răscolind prin ghiozdanul său, vorbeau despre inversări, despre ruperea unei legături. Cuvintele lui păreau patetic de slabe în întunericul care creștea. Mama sa s-a gemuit lângă el, atingerea ei pe umărul lui fiind mai stabilă decât se simțea el. Au fost ofrande, totemuri, reprezentarea ceea ce datora pământul, a șoptit ea, și înțelegerea a izbucnit rapidă și teribilă. Nu era sigur a cărui idee a fost exact. În lumina care se stingea, se mișcau ca unul. Henry, cu mâinile lui aspre, a rupt o bucată de denim din blugii săi, legând-o de o creangă cu un fir de sfoară și a dat foc. Era o protecție fragilă, destinată animalelor. Ben a luat punga de piele de la mama sa, simțind greutatea pietrei netede de râu pe care o luase din copilărie. O bucată de pământ înainte de blestem a plasat-o pe pământul umed, o ofrandă în cea mai pură formă. A venit apoi sângele său, doar câteva picături, murdărind simbolurile pe care le-a copiat stângaci din cartea sa de la bibliotecă pe un trunchi căzut, l-a usturat și o parte din el a strigat că hrănea bestia, nu o respingea. Noaptea a căzut ca un giulgiu, s-au strâns aproape, torța fiind un scut patetic împotriva nopții care se ridica. A venit încet la început. O licărire de ochi care l-a făcut pe duce să geamă, apoi mirosul, putreziciune și ceva mai rău. Oamenii capra au ieșit din spatele copacilor nu furioși, ci mergeau cu un pas rece calculat. Liderul lor era cea mai mare chestie pe care o văzuse Ben până în acel moment. Ținea ceva în sus, i-a luat un moment de groază să realizeze că era capul unei capre zdrențuit și picurând un mesaj. Sacrificiile lor nu erau suficiente, Henry era pregătit cu pușca ridicată în mâna liberă, dar mâna sarei era pe brațul lui și l-ajuta să țină arma, avea un fier ascuns sub bluză. Ben știa, fără să fie nevoie să-i se spună că acesta nu era genul de luptă pe care o câștigi cu gloanțe. Izvorul a început să bolborosească apa sărată strălucind cu un verde nenatural pe măsură ce oamenii capră se apropiau pulsa în ritm cu scandările care răsunau din gâtlejurile lor deformate. Apoi Ben s-a dat înapoi, căutând ceva în buzunar orice. Apoi mâna lui a atins-o, fotografia mototolită din bibliotecă, celălalt Henry Miller care aproape a nebunit. O speranță disperată, de ultim moment a licărit, a rupt fotografia, împărțind imaginea în două și a aruncat bucățile peste izvor. Schimbarea nu a fost instant, dar a fost incontestabilă. Scandările au încetinit, strălucirea s-a diminuat. Nu a avut timp să gândească doar să acționeze, cu un strigăt s-a aruncat spre piatră, darul mamei sale și-a aruncat-o în izvor, a dispărut cu un șuierat de abur, oamenii capră s-au retras, liderul lor scăpând un țipăt care a spart noaptea, reculul le-a cumpărat timp, Ben s-a dat înapoi, părinții apucându-l de brațe, trându-l înapoi spre câmp, spre camioneta binecuvântat de normală. În spatele lor, izvorul se agita și bolborosea, mirosul de putrefacție crescând. Nu au încetat să alerge până când zorii au apărut, punând kilometri între ei și ferma blestemată, Sfârșitul nu era curat unele coșmaruri persistau și vinovăția de a ști că o altă familie ar putea moșteni blestemul lor era o povară greu de purtat. Dar era în viață, împreună și pentru moment asta era o suficientă victorie. Nu s-au mai stabilit într-un loc mult timp după aceea, motelurile s-au transformat în apartamente înghesuite, locuri de muncă pe drumuri secundare care plăteau abia suficient pentru a supraviețui, ducele a îmbătrânit, grizonând în jurul botului, lătratul său odinioară puternic redus la un mormăit ruginit. Ben a absolvit o post liceală într-un oraș fără nume, un anuar plin de fețe pe care le-ar uita până la sfârșitul verii. Părinții săi au găsit un fel de pace fragilă, Henry încă purta privirea bântuită a unui bărbat care a eșuat în singurul lucru care contează cu adevărat, protejarea celor dragi. Dar târziu în noapte, pe veranda scârțuitoare a oricărui loc temporar pe care îl numeau acasă, Ben îl vedea întinzând mâna, mâna lui caloasă, găsind-o pe cea a mamei sale în întuneric. Cel puțin, asta nu era distrus. Ben a devenit păstrătorul poveștilor, nu pentru a o spune, ci pentru a o ține minte, articolele, cartea de la bibliotecă ruptă, piatra uzată pe care mama sa uneori o ținea când credea că nimeni nu se uită. Erau ancore, amintiri că lumea dăpostește ororii la care oamenii normali nu se apropie niciodată suficient pentru a le vedea. Câteodată, târziu în noapte, conducea în afara orașului. Găsea un drum pustiu și se uita la stele, se întreba ce văd ele, acele puncte îndepărtate de lumină. Oare priveau și ele spre alte câmpuri, alte izvoare contaminate, alte familii fugind de un blestem care se întindea pe parcursul secolelor? Nu fusese niciodată prea credincios, dar ritualul devenea propria sa formă de rugăciune. Cobora din mașină, mergea până când îl durau picioarele, găsea cel mai înalt punct orientat spre est și acolo, pe măsură ce primele raze ale zorilor se îndreptau, șoptea o scuză pământului, nu pentru ei, ci pentru cei care ar putea veni după. Oamenii capră erau întotdeauna acolo, undeva în umbră. O... Oh. Îi vedea fugar, o sclipire de mișcare pe o autostradă întunecată, o tăcere neliniștitoare când ducele refuza să mai meargă mai departe pe un traseu de drumeții, senzația constantă de a fi urmărit, vânat, de ceva răbdător și foarte, foarte înfometat. Și totuși, frica și-a pierdut muchia ascuțită. A devenit o durere surdă cu care a învățat să trăiască. Erau fantome acum, milării, fără rădăcini, fără moștenire, decât un avertizment șoptit purtat de vânt. Într-o vară, mergând spre est cu dorul neliniștit care ardea cel mai puternic în această perioadă a anului, Ben s-a trezit pe un drum prăfuit. Părea vag familiar, dar nu într-un mod rău. Pe măsură ce soarele bătea spre camionetă, a observat o licărire de verde în față. Copacii însemnau apă, poate un loc unde să se răcurească. A oprit și priveriștea l-a lovit ca o piatră în stomac. O pășune împrejmuită ordonat, un hambar uzat, un semn pictat manual care citea ferma familiei Miller, produse proaspete. Un alt Henry Miller, o altă familie atrasă de pământ cu promisiuni de sol bun și zile mai simple. A fost tentant. Doamne, știe că a fost să intre să zâmbească obosit și să spună că era doar în trecere și căuta ceva de muncă. L-ar fi cazat într-o cameră de rezervă, i-ar fi oferit o masă adevărată. În schimb, a stat lângă drum, cu pumnii atât de strânși încât unghiile îi pătrundeau în carne, transpirația îi curgea pe gât în timp ce privea o fetiță cu codițe săltărețe urmărind găinile în curte. Acesta era noul lor început, șansa lor de normalitate. Nu avea dreptul să o distrugă, nici măcar cu un avertizment. Unele lucruri trebuie învățate singur, să-ți curești propriul tău drum prin întuneric. Poate că acești mileri vor fi mai norocoși, poate mai puternici, poate vor descoperi blestemul și îl vor sparge de tot. Sau poate, într-o noapte teribilă, vor fugi și ei. Urcându-se înapoi în camionetă, Ben a aruncat încă o privire la scena pașnică, apoi a băgat în viteză și, fără a se uita înapoi, a plecat. Era praf pe bord, o hartă pe scaun și întreaga lume largă întinsă în față. Nu era prea mult de un sfârșit, nicio victorie, nicio încheiere confortabilă. Dar, din nou, unele povești nu se termină deloc. Continuă să răsune. Până când data viitoare, când umbrele se adâncesc și pământul devine din nou înfometat. Videoclipul nu s-a încheiat cu un țipăt, ci cu un scâncet. Imaginele neclare ale unui hol de azil abandonat s-au risipit, în timp ce adolescenții îngroziți au aruncat camera și au fugit. Am derulat iar filmarea cu ochii mijiți la ecran, așteptând semnele indicatoare ale unei farse. Șoapte fantomatice pe coloana sonoră, o umbră montată inteligent, ceva care să scoată la iveală farsa, dar nu era nimic. Doar praf care dansa în lumina de la lanternă și respirația panicată a unui adolescent. Încă un caz închis, încă o formă de supranatural stinsă. Ar fi trebuit să fie mai satisfăcător. Mark Ellis, investigator paranormal, vânător de fantome prefăcute și de baubau, ar fi trebuit să fiu pe val cu gândul că încă un mister a fost rezolvat. În schimb, a apărut un gol cunoscut. Lumina slabă a laptopului a scăldat apartamentul meu înghesuit, punând în evidență teancul de facturi neplătite și recipientele cu mâncare la pachet care zăceau pe jos. Aceasta nu era o muncă prestigioasă de detectiv, era disperare deghizată în carieră. O alertă de știri a apărut pe telefonul meu. O altă apariție a omului capră. Un martor ocular a jurat că l-a văzut cocoțat peste o carcasă de cerb, cu ochii strălucind în lumina farurilor înainte de a dispărea printre copaci. Mi-am dat ochii peste cap. Folclor de oraș mic, alimentat de plictiseală și de prea multe beri la grătar. Totuși, ceva în apelul online al Consiliului Municipal m-a prins. Nu erau doar speriați, ci și neliniștiți. Nasol pentru localnici, bun pentru afaceri. Două zile mai târziu, mă aflam la periferia orașului Pine Creek. Copacii scheletici aliniați pe drum ca un comitet de primire sinistru. Piața orașului era o imagine ca la cartea deteriorării rurale. Vitrine de magazine cu scânduri, vopsea decojită și un loc de joacă invadat de buruieni și rugină. Singura scânteie de viață era semnul de neon pe care scria deschis al restaurantului Sally's Diner, a cărui strălucire roz bolnăvicios se reflecta în asfaltul crăpat. Asta nu era farmecul unui orășel, ci moartea lentă a visului american. Nu mă miră că au fost invocați monștri. Adevărata groază s-a instalat când m-am aventurat pe lângă ultima benzinărie dezafectată. Pădurea se ivea, un zid vast de crengi încălcite și umbre impenetrabile. Chiar și în soarele aspru al după amiezii i-am simțit răcoarea. Acesta era domeniul omului capră, locul de baștină al poveștilor spuse la focul de tabără și al filmărilor pixelate de pe YouTube. Poveștile șopteau despre un animal jumătate om, jumătate fiară, care dădea târcoale prin păduri, cu ochii săi strălucitori și strigătele sale guturale care băgau groază în inimile tuturor celor suficient de nebuni încât să se aventureze pe teritoriul său. Am râs. O ofertă disperată a turismului. Asta e tot ce era. O legendă înfricoșătoare pentru a stârni interesul pentru o zonă retrasă și muribundă. Mi-am parcat mașina închiriată în fața unui motel de Mirosul de mucegai și dezinfectant ieftin îmi a saltat nasul. Asta nu era o investigație, ci o misiune de salvare. Un mit demontat, un oraș recunoscător și poate, poate, o furtună mediatică suficient de mare pentru a mă menține la suprafață pentru încă o lună sau două. În timp ce mi-aruncam geanta pe patul gemuit, o mișcare în oglinda prăfuită mi-a atras atenția. Nu era o reflexie, ci ceva mai adânc, mai întunecat, ca o pată de umbră în colțul vederii mele. M-am învârtit, cu inima bătând tare, dar am văzut doar tapetul floral murdar și niște pâlpâiri mute din praf prinse în lumina după amiezii. Probabil că era doar creierul meu prea obosit care îmi juca feste. Dar, în timp ce mă uitam la pădurea opresivă, acea primă insidioasă tendință de îndoială și a coroit drum în scepticismul meu atent construit. Cazul omul capră se părea că era pe cale să ofere un nivel de provocare pe care nu-l mai căutasem de mult, mult timp. Restaurantul era mai primitor, dar la fel de trist. Sally, o femeie bătrână cu ochi blânzi și părul în coc, mi-a pus în față o ceașcă ciobită de cafea. Tu ești tipul ăla paranormal, nu-i așa?" a întrebat ea, ștergând teșgheaua cu un oftat resemnat. Marchelis, investigator, am corectat eu, încercând să-i însuflu titlului o doză de încredere. Privirea ei s-a îndreptat spre blugii mei mototoliți și spre tricoul decolorat în care dormisem. Să sperăm că voi încerca să înlătur unele îngrijorări pe care le-ar putea avea orașul, un chicotit slab răsunat de la o masă dintr-un colț, trei localnici cu fețele crispate de un amestec de bronz și îngrijorare m-au privit peste farfuriile lor unsuroase cu ouă și șuncă. Îngrijorări? A pufnit unul dintre ei, cu mânecile de flanel ale cămășii sale întinse peste bicep și cărnoși. Bineînțeles că sunt îngrijorări. Chestia aia nu mai e o poveste care să sperie copiii. Mi-am păstrat tonul echilibrat. Sunt specializat în găsirea unor explicații logice pentru fenomenele neobișnuite, o replică pe care o repetasem de nenumărate ori, pe de o parte liniștitoare, pe de altă parte provocatoare. Mormăierile lor sceptice nu m-au descurajat. Dacă localnicii nu erau dispuși să vorbească despre legendă, pădurea va trebui să ofere propriile indicii. Cizmele mele se afundau în pământul moale cu fiecare pas. Nu era doar o pădure, ci un organism viu care respira învelișul dens de crengi bloca cea mai mare parte a luminii solare, aruncând un întuneric crepuscular straniu chiar și în timpul zilei. Mirosul frunzelor umede și al lemnului putrezit se agăța de aer, gros și greu. Îmi făcea pielea de pe ceafă să mă furnice. Echipamentul meu profesional era îndesat în rucsac, camere de luat vederi, aparate de înregistrare auto, toate instrumentele necesare pentru a demasca o farsă, dar ceva la acest loc cerea mai mult. Aveam nevoie să mă simt așa cum se simțeau martorii, singur, vulnerabil, dezorientat în acest labirint de copaci impunători. La început am fost metodic, măsuram distanțele dintre zonele de observare raportate, verificam tufișurile pentru orice semn neobișnuit. Atunci am văzut primul obstacol. O capcană rudimentară, crengi răsucite și vițe întinse țesute într-un ștreang menit să prindă un animal mic. O glumă crudă de copii, poate, dar neliniștea mă rodea. Avea o intensitate, ceva aproape ritualic. Apoi a apărut carcasa. Pe jumătate îngropată de frunze, forma ei scheletică era plină de muște. Un cerb, cu semnele distinctive ale gâtului sfâșiat, nu era o victimă a drumurilor sau unui prădător natural. Rănile erau strânțuite, disperate. M-am forțat să o documentez cu stomacul întors pe dos, gândurile raționale se luptau în mintea mea. Un vânător rival, un braconier care încerca să ascundă dovezile. Cu toate astea, imaginea localnicilor cu teroarea lor autentică nu-mi ieșea din minte, legendele aveau putere doar dacă semințele lor prindeau rădăcini în frică, iar frica prospera cu siguranță în Pine Creek. În acea seară, în camera mea de motel, lângă o felie călduță de plăcintă de la Sally's, am trecut în revistă descoperirile din acea zi. Capcana, uciderea, toate acestea indicau că cineva era tulburat, cineva care trăia la marginea instinctului civilizat. Dacă exista un nebun care alimenta mitul omului capră, obiectivul meu se schimba total. Asta nu era o farsă, ci un preludiu la ceva mai periculos, iar acum eu eram cel care se aventura pe teritoriul lui. Locuitorii orașului nu au fost de mare ajutor, era ca și cum ar fi făcut un pact, să tacă în momentul în care începeam să pun întrebări dificile, murmurau despre bătrânul Tom Garrett, un proscris care trăia la marginea pădurii, și șopteau despre o pată întunecată în trecutul lui Pine Creek, o tragedie mușamalizată cu ani în urmă. Era un puzzle din care lipseau jumătate din piese și începusem să înțeleg de ce orașul se agață de mângâierea disperată a unui monstru din folclor. Împins de un amestec de furie și determinare, m-am întors în pădure. Fiecare foșnet de frunze din urma mea îmi făcea pulsul să crească brusc. Fasciculul lanternei mele tăia prin întunericul sufocant ca o sabie șubredă. Luminând doar rădăcinile răsucite și petice de ciuperci ascunse în umbră, mi-am repetat că mă aflam în pragul unei descoperiri, nu că mă apropiam de teritoriul unui nebun dar partea logică a creierului meu era înnecată în mod constant de o spaimă înfricoșătoare. M-am adâncit din ce în ce mai mult, până când luminile slabe ale orașului au fost înghițite în întregime de întunericul pădurii. Apoi, ceva s-a schimbat în aer. Un miros, îmbâxit și metalic, a târnat greu printre frunzele umede. Mirosul de sânge vechi. Pașii mei au încetinit până când m-am oprit brusc. Era ca o scenă desprinsă dintr-un coșmar. Un adăpost improvizat, făcut din crenci zdravene și o prelată zdrențuită, era așezat chiar lângă un stejar căzut. Mirosul se intensifica pe măsură ce mă apropiam. Un amestec de putrefacție și ceva ce nu puteam distinge. M-am forțat să mă apropii mai mult, fascicolul lanternei tremurând, în timp ce despărțeam trapa improvizată care servea drept ușă. Interiorul era un tablou de genialitate bolnavă. Pereții erau împodobiți de piei peste piei zdrențuite, de cerb, de iepure și ceva mai mare, de neidentificat, pătat cu sânge uscat. Cranii de animale mici erau aranjate în modele în jurul unei vetre de foc stinse, iar penele, viu colorate, erau înșirate pe tavanul scund ca o ghirlandă grotească. Dar desenele au fost cele care m-au înfiorat cel mai mult, Portretele rudimentare făcute cu cărbune pe plăci de lemn dur înfățișau o figură monstruoasă hibridă, jumătate om, jumătate capră, cu ochii strălucind de o foame de prădător. Printre acestea erau intercalate și desene mai turburătoare, orășeni răsuciți în poziții agonizante, castrele lor fiind marcate cu simboluri rudimentare. Acesta nu era omul capră, era altarul său. Fiecare centimetru al acestui spațiu îngust striga obsesia obsesia unei minți care spirala într-o fantezie întunecată în care instinctul primar și rămășițele de umanitate se contopeau împreună. Am făcut fotografii, documentând nebunia cu atenția unui profesionist. Toate acestea, sub această fațadă, o teroare rece s-a înrădăcinat în stomacul meu. Apoi a venit zgomotul, un troznet de creangă în spatele meu, prea greu pentru o veveriță sau o pasăre. Întorcându-mă, am scufundat fasciculul lanternei în pădure. Pentru un moment fără suflare, nimic. Apoi o străfulgerare de mișcare, nu un animal, era prea drept. Și ochii au strălucit galben pentru cea mai scurtă clipă înainte de a fi înghițiți de tufișuri. M-am împiedicat și m-am lovit de un buștean căzut, aparatul de fotografiat alunecându-mi printre degetele amorțite. N-am avut timp să-l recuperez. Respirația intra și ieșea din plămâni în timp ce mă ridicam în picioare fugi. Ăsta era singurul gând coerent rămas, să fug și să mă rog ca orice creatură ciudată care se ascundea acolo să fie mai lentă decât mine. Nu am dormit în noaptea aceea. Fiecare scârțit al pereților subțiri ai motelului, fiecare rafală de vânt prin copaci, se transforma în pașii unui prădător în întuneric. Camera mea mirosea paranoia, haine umede aruncate la întâmplare pe podea. Resturile pe jumătate mâncate de mâncare la pachet formeau o veche tristă în strălucirea pâlpâietoare a televizorului. Știrile se auzeau în surdină, imagini cu anunțuri de drumeți pierduți și crime nerezolvate care treceau pe ecran ca o bătaie de joc la adresa sănătății mele mintale din ce în ce mai șubrede. Descoperirea bârlogului a schimbat totul. Nu era un localnic care alimenta legenda, acesta era un vânător, iar eu eram acum, cu siguranță, prada. Mi-am băgat geanta zdrențuită în porbagaj, gata să fug într-o clipă dacă era nevoie, dar o încăpățânare m-a ținut ancorat în Pine Creek. Plecarea acum părea ca o mărturisire a înfrângerii a unei frici obsetante, Diminețile în orașele izolate au un ritm specific. Zgomotul restaurantului lui Sally, zgomotul metalic al magazinului de feronerie care se deschide, totul mi se părea ciudat de distorsionat. Ca și cum aș fi privit printr-o lentilă pătată, neliniștea unui oraș era un lucru palpabil, o tăcere grea intercalată cu șoapte năbușite și priviri discrete. Nu mai eram un străin, ei mă vedeau ca pe o țintă, și poate ca pe o ultimă speranță nefericită. Întrebările mele erau mai tăioase de data aceasta, tăiate cu disperarea pe care încercam să o ascund. Poliția nu m-a crezut. Localnicii, în schimb, s-au deschis ușor, alimentați de acea teamă comună. Vorbeau despre animale mutilate găsite în pădure, despre semne ciudate pe copaci și despre o teamă crescândă care se infiltra în visele lor ca o otravă. Apoi a apărut pachetul lăsat la ușa camerei mele de motel un pachet învelit grosolan, pe care era scris numele meu cu vopsea roșie groasă, fără adresă de retur, doar mirosul persistent de pământ umed și ceva asemănător cu mirosul de mușchi. Mâinile mele tremurând au sfâșiat ambalajul dezvăluind un picior de iepure tăiat și o grămadă de blană mată pe care am recunoscut-o ca aparținând unui cerb. Atunci au început notițele, mâzgălite pe bucăți de hârtie maro, mânjite cu ceea ce speram cu disperare că era noroi și strecurate fie sub ușa mea, fie prinse în balamalele ruginite ale geamului mașinii mele. Vânătorul este mulțumit, scria unul. Prada devine mai înțeleaptă, a ironizat altul. Era o intimitate grotească, o promisiune tacită că acele bilete vor fi înlocuite într-o zi de ceva mult mai înfiorător. Noaptea a venit și a venit în forță, nu a căzut treptat în întuneric, ci ca o pătură abruptă și sufocantă de întuneric de cerneală. Luminile de pe stradă aruncau pe trotuarul crăpat niște bălți galbene ciudate, dar între ele umbrele dețineau dominația absolută. Am încuiat și am asigurat de două ori ușa camerei de motel, lanțul fiind un scut fragil împotriva terorii vaste a pădurii de dincolo. Știam, fără nicio urmă de îndoială, că eram urmărit făcusem schimb de roluri cu mitul omului capră, am devenit legenda, povestea șoptită folosită pentru a-i spria pe copii indisciplinați și a-i face să rămână în siguranța casei. Paralizia nu era o opțiune, chiar dacă oboseala profundă mă implora să capitulez. Mișcarea însemna supraviețuire. Această realizare bolnavă m-a împins, o sfidare disperată împotriva lanțului fricii care se strângea în jurul gâtului meu, dacă voiau vânătoare... O să aibă parte de una. De data asta, nu mă voi strecura orbește pe domeniul lui, de data asta voi aștepta. Pădurea se simțea altfel vie cu o răutate care plutea în aer, o promisiune tăcută a unui prădător care promitea violența ce urma să vină. Lumina lunii era inexistentă, înghițită de bolta groasă de frunze. Lanterna mea de cap îmi croia o cale slabă, dezvăluind doar următoarea rădăcină noduroasă și ramurile joase care mă zgâriau ca niște mâini scheletice. Fiecare foșnet, fiecare pognitura unei crenci sub picioare îmi trimitea un nou impuls de adrenalină care îmi urla prin vene răutatea pulsa în aer. O promisiune tăcută a unui prădător care știa că urmează violența. Acesta era domeniul lui, jocul lui, și totuși o fărâmă de sfidare îmi alimenta pașii neîndemânatici. Acum mă mișcam intenționat, cu aparatul de fotografiat și aparatul de înregistrare audio legate la piept, gata să surprind orice semn, o urmă de picior, o creangă ruptă, orice care să străpungă vălul nebuniei lui meticuloase bârlogul se ivea în întuneric, o mărturie grotească a minții răvășite care îl construise. M-am apropiat mai mult, iar greața din stomacul meu nu mai era doar frică, ci și mirosul de sânge, se agăța de prelata zdrențuită de pereți improvizați, era aproape, mă privea. A fost sentimentul primar al unui animal încolțit, instinctul pur care striga să fug. Apoi a venit, nu cu un răget monstruos, ci o umbră la marginea vederii mele, o mișcare neclară, atât de rapidă încât ar fi putut fi un truc al luminii înșelătoare, apoi pocnetul unei crengi în dreapta mea, pașii grei a ceva nefiresc de rapid care se apropia de mine. Am fugit. Planul de cercetare bine pus la punct s-a sfârmat în bucăți de panică animalică crengile mi-au sfâșiat fața, rădăcinile mi-au prins gleznele, am auzit în spatele meu mârâituri de efort guturale și pline de o foame întortocheată, frica a transformat pădurea într-un labirint, fiecare întoarcere disperată mă ducea mai adânc în ghearele ei. Un luminiș, o fărâmă de lună se întrezărea printre crengi, iar eu am riscat să arunc o privire înapoi, era acolo... Nu monstru cu cap de capră din legendă, ci un om slab și înalt, îmbrăcat în piei, cu o mască de coarne de cerb confecționată grosolan care îi ascundea fața. Și totuși, ochii erau cei care mă bântuiau, nu erau galbeni înflăcărați, ci de un maro uman, plictisitor și plat, plini de o obsesie terifiantă. Apoi m-am împiedicat. O rădăcină noduroasă mi-a prins cizma și m-a făcut să mă prăbușesc. Cu un plâns de panică m-am târât cu aparatul foto uitat în pământ, s-a mișcat cu o grație incredibilă recuperând distanța în doar câteva secunde, mirosul de sânge vechi și de piele de animal m-a copleșit în timp ce se înălța deasupra mea, o siluetă în lumina lunii, o sclipire de mișcare, apoi o străfulgerare de oțel rece, Țitul de vânătoare zdrențuit pe care îl cumpărasem de la Amanet cu câteva zile în urmă era singura mea șansă disperată. L-am aruncat într-un arc fără țintă și am simțit cum îl lovește și am auzit un mărâit surprins. S-a dat înapoi clătinându-se, ținându-se de braț, m-am ridicat și am luat-o la fugă știind că am câștigat doar câteva clipe cu acea lovitură stângace. Vânătorul a devenit vânat. Cunoșteam pădurea acum, nu doar ca pe un loc al terorii, ci ca pe un câmp de luptă. Fiecare copac și fiecare râpă noroioasă devenea un scut, un loc unde să dispar în umbră. Am urmat mârielile lui furioase din ce în ce mai slabe, pe măsură ce mă împingeam până la limitele rezistenței mele. Norocul sau poate o fărâmă de îndemânare alimentată de disperare m-a condus la marginea pădurii. Am ieșit din rândurile copacilor, prăbușindu-mă pe trotuarul crăpat. Un oftat. Primul semn al zorilor a pictat cerul în dungi cenușii, dar pădurea a rămas o pată de cerneală, respirându-și secretele înapoi în adâncurile ei. Eram în viață, poate, dar acolo undeva în acea încrengătură monstruoasă era și el, aștepta. Seali m-a găsit pe prispa restaurantului. În timp ce primele raze ale zorilor pictau cerul, hainele îmi erau rupte, Ochii mi erau goi de oboseală și de la șocul persistent al unei nopți petrecute la mila pădurii. Nu mi-a pus întrebări, dar mi-a întins o cană ciobită, plină până la refuz cu o cafea cu un gust amar. Nu mai aveam cum să mă întorc la motel și nici să mă prefac că în cuiatul ușii ar putea să țină teroarea la distanță. Mai aveam puțin timp la dispoziție. Fiecare zgomot al ușilor trântite mă făcea să tresar. Mark Ellis, investigatorul blazat dispăruse. Acum eram o mizerie zdrențuită de panică, alimentată de cofeină și nevoia disperată de a pune capăt acestui coșmar odată pentru totdeauna. Răspunsurile, eram sigur, se aflau în trecutul lui tatăl orașului. M-am aplicat asupra ziarelor îngălbenite în subsolul mucegăit al bibliotecii. Cazul unei persoane dispărute cu câțiva zeci de ani în urmă pâlpâia pe un aparat de microfișe, iar fotografia granulată a unui tânăr cu ochii serioși mă privea. Înregistrările locale spuneau povestea unei tragedii: un accident de vânătoare care a mers prost, o poveste de precauție șoptită la marginea amintirilor din Pine Creek. Dar ceva mi-a atras atenția: o paralelă înfricoșătoare cu burlogul nebunului. Acolo, într-o poză, se afla coroana de cerb, înfățișată în desenele ciudate ale ucigașului. Ferma abandonată a familiei tânărului aștepta chiar la marginea orașului. O ruină întinsă de mașini ruginite și anexe dărăpânate. Localnicii o evitau. Ochii lor se întunecau atunci când le ceream răspunsuri. Legendele se legau de ea zvonuri despre un spirit neliniștit, despre o suferință atât de profundă încât păta însuși pământul. Era un fir subțire de care puteam să mă agăț, dar frica își naște propria mitologie, iar instinctele mele îmi scepticismul. Aici se va sfârși totul. Amurgul s-a lăsat peste fermă, lumina muribundă ridicând nuanțe lungi și monstruoase, m-am forțat să înaintez. Ultimul aparat foto cel mai prost de-al meu, era inutil în întunericul apăsător. Bătrânul hambar a fost primul pe care l-am investigat. Grinzile sale putre de scârțiau în vântul care se ridica. Mirosul care putea în aer nu era doar de la bătrânețe și a excrementelor de animale, ci mirosul era greu, de cupru, ca al sângelui. Locul crimei, Asta a strigat instinctul meu de polițist când am intrat în adâncurile hambarului. Un bar de lucru vechi, pătat de un purpuriu întunecat, era stropit cu o victimă proaspătă, o carcasă de iepure viscerată. Fusese aici, poate cu câteva momente înainte. Apoi am văzut-o: strălucirea metalului, parțial ascunsă sub o grămadă de fân, masca de vânător aruncată la o parte, era aproape, prea aproape. Vânătoarea a fost instinctivă. Se mișca cu grația nefirească a unui prădător, dispărând în umbre, sunetul respirației sale guturale răsunând în vântul nopții. Casa abandonată se zărea în față, o siluetă grotească pe care cerul acum plin de stele nu avea cum să o mai ascundă fără să mă gândesc că am intrat în casă, l-am încolțit. Scândurile putrede scârțiau sub picioarele noastre. Acum demascat, ochii lui străluceau un întuneric plin de o foame primară care depășea nebunia. S-a năpustit cuțitul de vânătoare în mână, am parat, o mișcare disperată alimentată de adrenalină, ne-am luptat, lovindu-ne nenumărate rânduri de perete, te la fragilă s-a sfărumat, dezvăluind un gol, un spațiu ascuns dincolo. Aerul era înțesat cu praf și miros de putregai și ceva mai urât, mai vechi. Fix când să ne luăm iarăși la omor, podeaua șubredă a cedat. Ne-am prăbușit în pivniță, pe un strat de pământ. Iar degetele mele simțeau ceva rece și neted, os, os uman. M-am dat la o parte, un strigă sugrumat răsuna în spațiul îngust, lanterna mea s-a aprins, dezvăluind o scenă îngrozitoare, rămășițe scheletice îngrămădite la întâmplare, cranii aruncate la întâmplare, cu ochii lor goi și acuzatori care se uitau la noi, cei dispăruți, cei uitați, o mărturie a unor crime vechi de zeci de ani, care se înrădăcinează sub aparența de normalitate a orașului. Un țipăt a străpus aerul, dar nu era al meu. Vânătorul s-a dat înapoi, ochii mari cu o teroare care depășea propriile deziluzii, sângera. Am observat cu un os care nu era al lui, ieșea dintr-o parte, și, șchiopătând, s-a retras în întuneric. Apoi nimic, a fost totul negru. Ziarele au spus că a fost un miracol. Mark Ellis, investigator paranormal, singurul supraviețuitor al crimelor omului capră, a fost o poveste mai simplă și mai clară decât adevărul. O luptă disperată într-o casă prăpădită, o cădere în întuneric cu oase și apoi nimic. Niciun corp mutilat al vânătorului, doar rămășițele burlogului său ca un vis urât încheiat brusc. M-au aclamat ca pe un erou, șoaptele lor deveneau mai degrabă recunoștință decât înfricoșători, dar noaptea, singur cu televizorul în surdină și cu picuratul neîncetat al apei din robinet, Mâna întremură tremură când o întind după încă un somnifer. Înainte de a pleca din Pine Creek, m-am întors la ferma abandonată. Benzile de poliție încrucișau zona, totuși pământul din pivnița prăbușită era ciudat de gol. Ca o rană închisă prea repede, ascunzând infecția. Nu am luat acasă dosarul cazului, nici un trofeu care să dovedească dezmințirea mitului doar un aparat de fotografiat zdruncinat, plin de fotografii neclare ale pădurii și imaginea granulată a unui nebun mascat care s-a topit în întuneric. Localnicii ar putea începe să doarmă mai ușor, dar Mark Ellis știa că monștrii nu mor pur și simplu. Uneori pur și simplu dispăreau, așteptând ca frica să dispară, ca următorul suflet neștiutor să se aventureze prea adânc în pădurile lor. Nu mereu fusese existența cenușie și fără culoare, așa cum era acum. Alex era sigur de asta. Nu era ca și cum nu și-ar fi amintit de intensitatea culorilor, dar obișnuia să fie mai mult decât asta. Acest sentiment că ar fi fost un pian la care jumătate din clape cântau note mute, dezacordate, iar orașul era doar o coardă veșnic blocată în melancolie. Privea pe fereastra dormitorului lui ploaia nu era genul de ploaie fericită, cea prin care alergai desculți vara. Nu, ploaia asta cădea leneș, de parcă până și cerul ar fi fost sictirit. Fiecare picătură stropea geamul prăfuit, formând bălți mici și triste în fiecare dintre felinarele care afară tremurau și deformau reflexia lor. Ele oglindeau neliniștea palpabilă și rece care se instalase în stomacul lui Alex. Oamenii treceau grăbiți pe stradă, dar fără scop umerii cocoșați, ochii plictisiți, nimeni nu zâmbea cu adevărat aici, chiar deloc. Cea mai bună prietena a lui Alex, Maya, obișnuia să râdă cu o poftă mai rar întâlnită dar acum doar liniștea și resemnarea târnau în jurul ei, de parcă toate lucrurile frumoase din interior se stingeau încet. Îl speria pe băiat cât de ușor acceptaseră acest lucru ca fiind normal, ca și cum culoarea se scursese din lume fără ca ei să o observe, chiar și acasă. Era același murmur mut și nesfârșit. Mama arăta extenuată, dar în ochi încă se putea citi binevoința, trecea prin treburile din bucătărie ca un smeu care se lăsa dus de un vânt tot mai scăzut. În acea situație se afla și tatăl său, din omul vesel și harnic, rămaseră doar suspinele grele și propoziții pe jumătate terminate. Alex nu era nefericit, nu tocmai, dar scânteia care îi dădea vitalitate, care ar fi trebuit să existe, îi lipsea cu desăvârșire, furată în ceața care se agăța de acest oraș. Așa era după ce a început cântecul. Nu începuse cu un tunet, ci doar cu un sunet încet abia la marginea auzului. O pognitură nocturnă, ca mobila care troznește noaptea. Asta l-a făcut pe Alex să se ridice brusc din pat, nu alarmat, ci intens concentrat asupra sunetului. Nu era tocmai o melodie, ci mai degrabă o singură notă tremurândă, smulsă dintr-o coardă de violoncel. Și partea cea mai ciudată, nu era doar un simplu sunet. Nota repetată fora în inimă, răscolind o tristețe mică. După câteva minute, Alex parcă voia să meargă ca să plângă, să se ghimoască într-un gem strâns și să vrea ceva. Dar nici măcar nu putea să dea un nume pentru aceste note, acest cântec lugubru făcea ca golul din el să răsune cu o putere nouă. A încercat să adoarmă, dar somnul era imposibil. Nu pentru că era frică, ci pentru că notele care se auzeau acum erau ciudate de captivante. Arpegiul devenise o mâncărime în interiorul minții la care nu putea să ajungă, dar pe care voia neapărat să o scarpine. De la marginea patului Alex a coborât, atras de fereastră și a strecurat o mână prin perdea ca să vadă dacă putea să găsească sursa sunetului, iar cumva știa că ceea ce căuta nu era pe stradă, ci undeva sus. Sus, spre un acoperiș vecin, colo sunetul părea să răsune cel mai tare, un magnet întunecat care îl trăgea din siguranța camerei, în noaptea scăldat în ploaie, dar nu văzuse nimic. Somnul s-a transformat într-o glumă proastă, când Alex a țipea, mintea îi era inundată de o combinație de umbre strani și pene, iar cântecul era coloana sonoră. S-a trezit cu pulsul răsunându-i ca un ecou în cap, iar gustul disperării era acru pe limba lui. Orele de școală de dimineață au devenit imposibile. Fiecare cuvânt rostit de profesoară devenea un murmur tulbure, suprapus peste melodia care îl urmărise până la școală. Zilele s-au transformat într-o amețeală de căutare. În următoarele nopți se mișca precum un somnambul printre casele adormite. Cântecul nu-l ducea undeva anume, dar, după multe nopți de căutat, la zărit preț de câteva momente, o masă întunecată care a sărit de pe un stâlp pe altul, trecând prin fața lunii, părea să fie silueta unei păsări mari, mai mare decât ar fi trebuit să fie vreun fel de pasăre locală, cu în vârful stâlpului de curent. Când a văzut arătarea, s-a întors fugind mâncând pământul. Cu toate că fuga părea să intensifice atracția magnetică a sunetului, care va să zică: încă o noapte nedormită. A doua zi la școală a fost luat prin surprindere când a auzit cântecul acela venind din altă parte. Maia îl fredona, un sunet moale, absent, mai mult pentru ea, în timp ce își transcria niște notițe. Alex a așezat lângă fată și a pus cafeaua pe masă și a întrebat-o despre melodia pe care o fredona. Maya a privit în gol, apoi a izbucnit într-un râs nervos. Ce cântec? Devi ciudat, Alex!" Dar ochii ei spuneau altă poveste. Băiatul putea să vadă o frică mult prea similară cu a lui. Nevoia de a înțelege se transformase în ceea ce putea fi numit panică. Dar era o panică obosită, ca ultimele mișcări slabe ale unei persoane care se neacă. La cină, Alex urmărea comportamentul părinților lui. Era ceva diferit. Acțiunile lor aveau o moleșală. Se vedea cel mai bine felul în care mișcau furculițele lor iar în ochii lor se putea citi o fărâmă dintr-o umbră îndepărtată. Cântecul care persista la marginea simțurilor lui Alex, acum părea că îl poate auzi reflectat în clinchetul lent al tacâmurilor. Orașul se îmbolnăvea, dar nu de o epidemie de gripă, ci de un fel de degradare spirituală, un fel de apatie toxică. Peste tot în oraș, oamenii deveneau mai apatici, care de obicei erau acerbe între cei care savrau o bere la magazinul de la colț, își pierduseră vlaga. Oamenii nici că se mai salutau, erau mai puține râsete, mai puține țipete, doar un vid omniprezent care se așezase peste toți. În acea noapte disperat și singur, Alex le-a spus tot ce a văzut părinților. Fratele mai mare l-a ascultat, cu grija imprimată pe față. Dar apoi au venit explicațiile părinților. Erau pur și simplu banale. Stres, pubertate, poate că Alex avea nevoie de o pauză iar în tăcerea de după discuție, cântecul cumva era și mai tare. Pulsa prin pereți, rezonând cu fulgii de praf prinși în lumina lunii, atras ca de un magnet a ieșit din casă. În sfârșit, băiatul putea vedea sursa. Acolo, cocoțată pe marginea unui acoperiș ca un gorgon scheletic, în fața cerului înstelat, stătea creatura. Nu era o pasăre, nu în adevăratul sens al cuvântului, era prea slabă, prea cocoșată, cu conturul său plin de pene zdrențuite și arta greșit. Dar când s-a mișcat, aripile desfăcându-se ușor, băiatul a știut. Asta era sursa nopților nedormite, catalizatorul care mânca orașul și care îi răscolea durerea în suflet. Zilele s-au transformat într-o ceață de sunet și umbră. Lumea reală a devenit doar fundalul unui murmur permanent, săcăitor, în capul lui Alex. Fiecare oră de școală se deforma într-o sinfonie de suspine și creioane care loveau ritmic în pupitre, sublinind acea melodie obsesivă, joasă. Nu conta că nimeni altcineva nu putea să o audă atât de clar, Alexi putea simți ritmul vibrând în asfaltul crăpat, o putea simți ca un miros metalic purtat de vânt. Căutarea a devenit o obsesie. Alex chiulea de la ore, strecurându-se pe alei și urcând scări de incendiu ruginite, doar ca să vadă mai bine orașul poate o să găsească pasărea aia furisită. Fiecare întrezărire fugară a acelei siluete scheletice de pe câte un acoperiș devenea farul său călăuzitor, era ca un fel de legătură, cu ceva care se accentua și acum reflecta durerea fără fund pe care Alex o purta în el. Acasă se retrăgea în camera sa, nu pentru a se relaxa, ci pentru că pereții subțiri ajutau măcar un pic să blocheze noul cor trist al orașului fredonatul liniștit al mamei în timp ce freca pete invizibile, pașii grei ai tatălui, fiecare marca resemnarea absolută în fața unei noizi în care simfonia cenușie performa. Cântecul lua oamenii pe care Alex îi iubea, lăsând în locul lor doar carcase goale. Schimbarea nu a fost bruscă, ci insidioasă. Certurile mărunte dintre vecini s-au stins, nu din cauza unei păci regăsite, ci pentru că niciunul nu mai avea chef sau energie rămasă să se certe. Maia nu mai râdea, nici măcar un zâmbet. Prietenia lor a ajuns să fie doar o lungă tăcere legată de teroarea nespusă din ochii lor. Era teroarea unui înnec lent, realizarea că s-ar putea să nu ai puterea să lupți cu valul care te trage la fund. Într-o noapte ploioasă, melodia s-a schimbat. Nu mai era doar ritmul obișnuit. Acum avea o nuanță de disperare atât de ascuțită încât Alex s-a încovoiat, strângându-și capul de parcă s-ar fi putut sparge nu s-a mai putut abține și a țipat. Disperat și-a implorat fratele mai mare să-l ajute, a încercat să-i descrie cântecul, cum era înăuntrul său, înăuntrul tuturor. A fost o licărire de înțelegere, o sclipire de îngrijorare în ochii fratelui. Apoi refrenul familiar, ești stresat, ai nevoie de somn, totul o să pară mai bine de dimineață. Dar diminețile nu se îmbunătățeau vreodată. Fiecare răsărit îi aducea lui Alex același fior profund, știind că melodia se încolocește mai strâns în jurul sufletului său și acolo, cocoțată, ca un prevestitor al năpastei, pe acoperișul brutăriei era creatura, nemișcată și teribilă în răsăritul timpuriu. Cântecul ei nu mai era un atac, ci o invitație o invitație să pună capăt acestei dureri neîncetate sfâșietoare. Somnul a devenit un concept străin. Nopțile se întindeau în minute agonizante, fiecare scârțit al casei, fiecare geamăt al vântului serveau drept contrapunct al cântecului creatorii. Acum că Alexi cunoștea sursa, melodia căpătase un nou sens, nu mai era un cântec la întâmplare fără minte, ci un cântec de sirenă care îl chema către ceva mai rău decât tristețea. Era o promisiune de eliberare, o eliberare dulce de la durerea nesfârșită. Odată cu trecerea timpului, Alex se simțea din ce în ce mai vulnerabil. Lumea părea că se micșorează, iar distanța dintre el și acoperișul umbrite unde stătea creatura, acest dirijor monstruos al disperării, era tot mai mică. Școala era o șaradă aproape imposibilă. Vocile profesorilor băzâiau în sunete indistincte, suprapuse cu linia de bas implacabilă scrietoare în care se transformase cântecul. Chiar și mâncarea avea gust de cenușă, fiecare înghițitură răsuna cu golul săpat mai adânc în sufletul său de către melodie. Creatura al sfida, dar nu era din cauza răutății, ci cu însă și existența ei. Era o manifestare fizică a goliciunii devoratoare din Alex, o oglindă grotească care îi reflecta cele mai mari temeri. De fiecare dată când privirile li se întâlneau, băiatul simțea că se înțeleg într-un mod cumplit. Aceeași tristețe profundă, fără speranță, care pulsa în cântec fremăta și în interiorul creaturii, o fântână fără funda disperării dar înțelegerea aceasta s-a metamorfozat în ceva mai periculos. Un sentiment îngrozitor de înrudire, cântecul nu mai părea un atac, ci un act îngrozitor de împărțit. Creatura cânta și, în schimb, făcea tristețea lui să pară ca amenință să-l zdrobească complet. Chiar și frica a început să dispară, înlocuită de o fascinație perversă, disperată. Alex se trezea privind fix silueta contorsionată pe fundalul cerului mohorât, era săracul ca o molie atrasă irezistibil de lumina care era fatală pentru existența lui. Și ascunsă undeva în adâncul sufletului băiatului, a încolțit o idee înfricoșătoare. Parcă n-ar fi atât de rău să se urce pe acele acoperișuri, să simtă toată această tristețe tot mâncătoare și apoi doar să înceteze, fără lupte, fără ecouri, fără această durere a tot consumatoare. În fiecare noapte Alex se apropia de turnul de apă abandonat, locul unde creatura își făcuse cuibul. În mintea lui desena cea mai rapidă rută din instinct, picioarele amintindu-și drumul chiar și atunci când mintea plutea în ceață. Nu era o alegere conștientă, ci una inevitabilă, precum o piatră rostogolindu-se la vale. Atracția, eliberarea, cântăreau mai mult decât teroarea acum creatura era sfârșitul tuturor lucrurilor. Da, dar la fel se putea spune și despre lupta de a continua când fiecare clipă se simțea ca și cum încerca să stea la suprafața apei cu toată forța ca să evite necul inevitabil. Și nu era acesta un fel de milă? Fratele lui l-a găsit ghemuit sub un felinar la jumătatea drumului spre turnul de apă. Nu era sigur dacă frățiorul lui mersese pe jos sau se târâse acolo, pentru că după cum părea, picioarele sale erau pline de julituri, Conștiința era un lucru firav, străpusă din nou și din nou de melodia neîncetată a creaturii. Notele ajunseseră atât de adânc încât amenințau să spargă ultima cochilie a sănătății sale mentale. Cuvintele pe care le rostea nu mai erau ca cele ale unui om normal. El vorbea într-o combinație de suspine ascuțite și vaicărel jalnice. Cântecul, el, creatura, fiecare silabă ruptă era o mărturisire, nu doar a melodiei obsedante, ci și a abisului pe care le expusese în el însuși. Dorința din pieptul lui nu era doar pentru o moarte, ci pentru ușurința teribilă de a nu mai exista. În ochii fratelui său se putea citi frica, era evident. Eclipsând amestecul obișnuit de frustrare și afecțiune, era frica cuiva care privește o ființă dragă dansând pe marginea propastiei, clătinându-se spre un întuneric pe care nu îl putea înțelege. Cu greul a ridicat și s-a dus cu el la mașina parcată în apropiere. Alex când s-a trezit a simțit mișcare continuă, mâini grăbite, voci zumzăind de panică, atingerea aspra unei pături care se așeza pe umerii lui, ajusese într-un final la camera de gardă, care era un necou steril al proprii sale goliciuni. Lumini puternice, tonurile joase ale doctorilor, atingerea blândă a mâinilor care le examinau cu profesionalism. Diagnosticul a fost o ridicare din umeri neajutorată. Suferea de epuizare, o ușoară deshidratare și poate anxietate subiacentă. Soluțiile prescrise erau presărate cu o ironie crudă, somnifere și o trimitere la un psihoterapeut. Cum poți medica sufletul când o pasăre monstruoasă îi cântă de petrecanie? Părinții l-au încuiat pe Alex în camera lui, clicul zăvorului fiind o punctuație tristă a eșecului zilei, era menit pentru propria lui protecție, dar a devenit o celulă de închisoare. Cântecul creaturii nu mai era doar afară acum, ci pe casa lui. Vibra în geamătul lemnului și al grinzilor, șuiera din gurile de aerisire, plângea din picăturile lente ale robinetului din baie. Nu era doar în capul lui Alex, era chiar între cei patru pereți. Apoi a venit claritatea teribilă, nu într-un fulger orbitor, ci ca o certitudine rece care se infiltrează odată cu întunericul serii. Aici se ducea calea, o predare lentă, o stingere nu cu un țipăt, ci cu acceptarea tăcută a cuiva care se înneacă în ape invizibile. Creatura stătea cocoțată pe casa lui, iar Alex, Alex pur și simplu, a încetat să mai lupte cu durerea care îl trăgea la fund. Instinctul de luptă sau fuga a intrat în acțiune cu o urgență primitivă. Nu era o bravură, ci o disperare sălbatică de animal prins în colț, fugă, nu spre cântec, spre îmbrățișarea lui disperată, ci departe de el. Fereastra s-a spart cu o forță incredibilă, apoi un cordon făcut din cearșafuri a zburat pe ea. Strigăte de alarmă au răsunat pe hol în timp ce Alex s-a aruncat în noapte, cu tălpile goale bubuind pe strada umedă, fiecare respirație gâfâită a devenit un ax sfidător, fiecare pas o mică victorie împotriva greutății copleșitoare a melodiei. L urmărea în continuare o pulsație slabă și neîncetată în vânt, dar cu fiecare stradă se diminua nu mai era un val uriaș, ci un ecou trist care se târa după el. În cele din urmă s-a prăbușit, nu în renunțarea pe care o oferea creatura, ci într-o grămadă de frunze din curtea unui străin, unde inspira disperat după aer și gusta sânge și ploaie în gură. Acolo l-au găsit Zori, nu azi pictată nu în cântecul disperat al creaturii, ci în croncănitul sfidător al ciorilor speriate. Alex nu a putut să rămână în oraș, cântecul acela frânt a rămas un curent melancolic ce amenința să apară dacă ar fi zăbovit prea mult dar învățase să lupte, să-și umple urechile cu cea mai zgomotoasă muzică, cu cele mai țipătoare culori și sufletul cu un soi de bucurie încăpățnată sfidătoare. Era o bătălie constantă, unele zile mai grele decât altele, dar era o bătălie pe care ar fi ales-o din nou și din nou, în detrimentul acelei păci teribile și tentante pe care o oferea pasărea tânguitoare. Sleepy Pines Mall se numea. Era poziționat la câțiva kilometri de autostradă din nord-estul Americii, între câteva orașe mici. Avea un singur etaj și doar două magazine ancoră, dar era foarte mare. Având în vedere locația sa rurală, Construit în 1973, se mândrea ca fiind unul dintre cele mai vechi centre comerciale și fusese deschis înainte de a se implementa strategii pe termen lung privind viabilitatea molurilor. A fost cunoscut pentru o perioadă, dar gradul său de popularitate a scăzut la sfârșitul anilor 90, iar în 2003 s-au desfințat cinematograful și magazinul Sears. Apoi a devenit un spațiu comercial neîngrijit, prost întreținut și uneori periculos, condamnat la scăderea populației tinere a orașelor din jur. Careul cu mâncare, Food court s-a închis în 2006, iar ultimele magazine au urmat un an mai târziu. Sleepy Pines a avut fanii săi și adulții care treceau pe acolo în copilărie făceau vizite din nostalgie, ceva care se întâmplă în toate centrele comerciale. Dar în 2010 a devenit o ruină aproape uitată cu o parcare plină de buruieni. Zece ani mai târziu, demolarea totală se afla în fază finală. Fusesem desemnat șef de șantier pentru construcția clădirii care urma să nu locuiască, un depozit și centru de distribuție mare pentru un retailer la fel de mare. Făceam frecvent vizite pe șantier pe măsură ce pereții erau dărâmați și acoperișul eviscerat. Chiar trecusem de mai multe ori în tinerețe pe la acest centru comercial, ori de câte ori familia mea avea treabă prin zonă așa că îi cunoșteam bine dispunerea. În iarna anului 2020, tot ce mai rămase din structura molului a fost peretele din spate al atriumului, care o dădea spre o fântână. O pictură murală pe gresie acoperea acel perete. Eforturile de a salva opera de artă au amânat distrugerea acesteia de mai multe ori, dar nu s-au obținut niciodată suficiente fonduri pentru a duce la împlinire dorințele a câtorva zeci de oameni. Nu sunt contra, oricum mi s-a părut întotdeauna mai degrabă înfricoșătoare. Coloniști europeni pe un fundal de pini, cu băștinașii pe care i-au alungat, acum înfățișați ca prieteni ai lor. Fețele lor erau clare și simple, cu ochii holbați privind către un spațiu în care cândva fusese un foișor. Pe de altă parte, copacii păreau a fi pictați de un alt artist, unul mai talentat. Pinii aveau culori discrete, dar erau foarte bine detaliați, cu straturi de întuneric în umbrele lor, acolo unde te-ai fi așteptat să locuiască creaturi înfiorătoare ale păturii. Modelele învolburate și complicate ale vopselei aproape negre luau forme de fiare deranjante dacă le priveai suficient de atent. Dar cred că artistul se distra și nu acționa cu voință. Nu era ca și cum marea majoritatea a cumpărătorilor ar fi stat și ar fi studiat cu atenție pictura murală, nu când erau reduceri și covrigi calzi de mâncat. În curând, pictura murală va fi demolată și după dezghețul de primăvară se va începe lucrul la următoarea clădire. Puțina demolare rămasă a fost, de asemenea, amânată cât timp pământul era încă înghețat. M-am dus pe șantier la câteva zile după anul nou pentru a arunca o ultimă privire la pictura stranie expusă la intemperii și înconjurată de un peisaj de iarnă. În timp ce eram acolo, am verificat rulota de control doar pentru a-i transmite responsabilului urări de bine pentru anul 2021. Omul pe care am ajuns să-l cunosc de-a lungul anilor din diverse alte proiecte. Hei, ție -ți plac chestiile ciudate, nu? M-a întrebat el după câteva minute în care am stat de vorbă despre cum am petrecut sărbătorile. Am ceva ce o să-ți placă. Băieții mei au găsit-o înainte de a pleca în vacanță. Nu mă pricep la electronice să știi, așa că ar fi bine să vezi ce poți face cu el. Mi-a înmânat o cameră GoPro, un model mai vechi despre care aveam să aflu mai târziu că era din 2013. Cutiuța neagră era într-o stare deplorabilă, iar pe moment nu luasem în considerare cât de proastă, ce era adevărat. În timpul liber colecționam ciudățenii și obiecte din târguri cu povești inexplicabile. Nu camera în sine avea potențialul să rivalizeze cu unele dintre cele mai mari descoperiri ale mele, ci potențialul filmărilor din ea, dacă supraviețuiseră. Dacă ar fi putut explica cum a ajuns săracul obiect într-o stare atât de proastă, atunci povestea acestuia ar fi fost cu atât mai bună. Aveam în față o iarnă lungă și nu aveam altceva de făcut, așa că m-am gândit că aș putea petrece câteva nopți deschizând-o și să văd ce găsesc pe cardul de memorie. Isuse, mi-am spus în timp ce o țineam în mână și o analizam. E ca și cum s-ar fi topit. Da, am dezgropat-o și nu ne-am dat seama ce e la început. Nu știu dacă în trecut a avut loc un incendiu aici, dar asta nici măcar nu arată ceva cauzat de foc. Avea dreptate. Nu era niciun semn de fum, nu se formase răbule în material, nu era metal topit. Era ca și cum ceva îl transformase în lut și-și făcuse de cap cu deformarea lui într-o operă de artă ciudată. Sticla ecranului LCD și lentilele erau intacte, dar corpul era deformat. Întins și comprimat de niște degete mici. Dacă cardul de memorie era încă întreg, n-aș fi putut să scot vreodată. Ar fi trebuit să desfac cu grijă aparatul din jurul lui. Bineînțeles, aveam o colecție mare de unelte acasă, așa că știam că o pot face. Existau toate șansele ca și cardul să lipsească, să fie corupt, sau datele să fie șterse. Dar în acel moment eram interesat. Voiam să aflu cu siguranță. I-am spus amicului meu că ar trebui să luăm prânzul cândva și am plecat acasă, câștigam bani buni, iar după divorț am rămas cu casa și încă nu apucasem să mă mut și să găsesc un loc mai bun. Era o casă mică, dar mai bine de jumătate era umplută cu tot felul de cutii de carton și urme de mizerie cauzată de neglijența mea. Camera cu biroul meu era singura încăpere curată rămasă, în care se aflau de asemenea banca mea de scule și arsenalul pe care îl foloseam pentru a demonta carcasa cicatrizată și malformată, care fusese cândva un dispozitiv de înregistrare de înaltă tehnologie. Am reușit să îl sparg și să separ câteva dintre piesele sale, iar în cele din urmă, cardul micro SD a căzut din slotul său. Era perfect lizibil și plin de fișiere video pe care le-am transferat pe computer și le-am organizat în funcție de dată. Au fost 23 în total, cele mai multe înregistrate pe parcursul a două zile în decembrie 2013. Cu o iarnă rece și liniștită care își vedea de treabă în fața ferestrei mele, am dat drumul la căldură, mi-am făcut o cafea și am început să parcurg fișierele, fără să știu nimic despre proprietarul camerei sau despre ceea ce s-a întâmplat atunci când am început să mă uit la ele. Voi rezuma porțiunile care sunt mai banale sau lipsite de evenimente și voi transcrie integral restul. Fișierul numărul 1 Înregistrat într-o dimineață răcoroasă, cu operatorul testând în mod evident setările camerei în fața casei lor. Nu se poate vedea adresa, iar împrejurimile sunt tipice suburbiei, ceea ce face ca locația să fie dificil de identificat. Pe jos este zăpadă. Filmul începe cu operatorul spunând frumos, în timp ce face zoom out pe cutia acum goală a noi camere. Filmează în mașina lui dezordonată, și se concentrează asupra casei timp de câteva secunde înainte ca videoclipul să se încheie. Fișierul numărul 2 Data creierii fișierului indică că acesta a fost înregistrat după câteva ore. O femeie tânără, în jur de 30 de ani, se uită la o oală care fierbe pe aragaz. Este brunetă și scundă, cu o atitudine vioaie și ochi mari albaștri. Discern rapid că aceasta este prietena operatorului. Amândoi sunt fericiți și energici, de parcă ar avea toată viața înainte. Cu siguranță nu sunt căsătoriți și probabil sunt împreună de doar câteva luni. Le aflu numele amândurora în timp ce tânărul o tachinează puțin cu camera, iar ea remarcă faptul că speră că nu a cheltuit prea mult pe noua jucărie. Nu am de gând să dezvălui numele lor reale, așa că hai să le spunem Mike și Jenna. Este clar că se plac cu adevărat unul pe altul iar videoclipul se încheie după ce el îi spune Este mult mai bună decât cea veche, videoclipurile de la mol vor arăta grozav. Gena amestecă niște sos de tomate în cratița de pe aragaz și zâmbește. Fișierul numărul 3 Mike înregistrează niște meciuri de fotbal în curtea unei alte case. Chiar dacă clipul a fost realizat la o săptămână după cel precedent, nu este prezentă zăpada. De fapt, toată lumea aleargă în tricouri, ceea ce face evident faptul că acesta este filmat mult mai la sud, departe de vremea rece. Este o reuniune de ziua recunoștinței, iar Mike îi filmează pe cei trei verișori mai mici ai săi, care aruncă afară mingea veche de fotbal, încercând să facă niște filmări de acțiune sportive. Filmul continuă timp de aproximativ 10 minute, iar între membrii familiei se împart glume amicale, copiii par să-l placă pe Mike, iar dacă acesta continuă să-i refuze când vine vorba de a participa. La sfârșit, Gena iese pe ușa din față și le spune tuturor că masa este gata. FIȘIERUL 4 Mike și Jenna vizitează un mall din zonă în ziua de Black Friday. Este mare, cu două etaje și merge bine. Clădirea este plină, iar Mike are parte de câteva minute cu un moș Crăciun de la mall și coada de copii care așteaptă să-l vadă. Gena se uită la cameră și zâmbește din nou. Mike comentează că nu a mai fost la un mol atât de aglomerat de ani de zile. Cu siguranță mă face să fiu nostalgic după zilele de dinainte de pandemie. Fișierul numărul 5 Mike apare pe video pentru prima dată în acel mol, după 10 minute. Gena se antrenează să facă niște cadre. Mike încearcă să o amuze cu niște gesturi grandioase, ca și cum ar prezenta locul unui public mare și adorator, spune câteva lucruri despre Mol, dar mulțimea îi neacă vocea. Camera nu este cunoscută pentru calitatea înregistrării audio. Acest lucru durează câteva minute, în timp ce Gena se obișnuiește cu aparatul și cum trebuie să-l țină nemișcat. Spre final, ea recomandă să cumpere un fel de trepied pentru el, cu care a fost conceput pentru a fi folosită. Mike este de acord. Fișierul numărul 6. Lucrurile încep să devină interesante. Acum este 15 decembrie, iar Gena face un alt test al camerei în jurul apusului de soare. Mike este văzut traversând cadrul de mai multe ori în timp ce se mișcă și ea amplasează camera. Obțin imagini în fața centrului comercial Sleepy Pines, care s-a închis de curând. Zăpada acoperă parcarea neglijată. Mike încearcă ușa și pare frustrat că este încuiată. Aud varianta agitată a vocii lui, în timp ce remarcă faptul că ar fi trebuit să vină ieri, acum e prea târziu. Gena asigură că trebuie să existe pe undeva o cale de acces. Cineva a uitat să încuie una dintre numeroasele uși. Înțeleg acum că sunt un fel de exploratori urbani, deși probabil că au păstrat lucrurile simple și s-au concentrat pe moluri. Judecând după răspunsul lui Mike despre faptul că nu e o idee bună, îmi dau seama că nu mai intraseră prin efracție undeva până atunci. Am verificat din nou data închiderii molului. Era pe 14 septembrie. Tocmai pierduseră șansa de a intra în mod legal sau cel puțin mai ușor ca să filmeze un mol mort. Mike pare gata să renunțe, menționând cât de bine a mers excursia lor anterioară la un alt mol din regiune și că nu vor reuși niciodată să-și crească numărul de abonați în ritmul ăsta. Gena nu este atât de descurajată, vrea să-și facă bărbatul fericit. Și menționează că din moment ce l-a luat o oră să ajungă aici, ar trebui măcar să încerce să intre. Mai coftează, dă din cap și zâmbește. Fișierul numărul 7. Filmat după o jumătate de oră, afară se întunecase, gena ține aparatul foto în mână pentru a face un selfie amândurora. Sub o lampă de perete băzătoare, undeva pe o parte a molului, lângă o ușă de serviciu întredeschisă, amândoi par mulțumiți. Dar este clar că sunt încă amatori cu privire la noul lor hobby pe care îl fac împreună. Hei băieți, suntem Mike și Jenna!" spune ea cu un zâmbet ciudat. Um, deci, suntem aici la Sleepy Pines Mall și o să-l explorăm împreună." Dacă ați urmărit primele noastre 5 videoclipuri, știți că amândoi suntem interesați de acest gen de lucruri." Vom intra doar pentru o privire rapidă în seara asta, apoi ne vom întoarce mâine, în timpul zilei." pareu că înăuntru e foarte înfiorător acum." În regulă, hai să o facem. Adaugă Mike și face un pas în lateral spre interior. El deschide ușa și face semn să intre spectatorul, în timp ce Gena fixează aparatul de filmat într-un suport de umăr. Coridorul de serviciu este slab iluminat, iar hardware-ul camerei din 2013 nu are senzorul făcut pentru a filma bine pe întuneric. Bruiajul digital umple cadrul în timp ce ei navighează spre inima molului împiedicându-se de niște echipamente, cutii și materiale de curățenie care încă nu fusese răscoase de acolo. Nu comentează nimic până când găsesc o altă ușă și ies pe un hol lateral care îi aduce în atrium. Majoritatea luminilor structurii sunt încă aprinse, deși pictura murală este scăldată în umbre, oferind fețelor sale deja înfiorătoare o înfățișare amenințătoare în clădirea goală. Timp de câteva minute, cuplul de exploratori se plimbă, înregistrând imagini ale magazinelor părăsite. Ajung la celălalt capăt al molului și se întorc spre locul de unde au început, vorbind foarte puțin în timp ce colectează imagini clipul se încheie cu o secvență de 10 secunde în care Mike poate fi auzit râzând după ce Jenna remarcă Da, este puțin înfiorător. Fișierul numărul 8 Cei doi cu siguranță nu au un scenariu. În timp ce fac încă un tur mai lung, ei vorbesc nimicuri despre ce simt despre locul respectiv și despre experiențele din vizitele trecute de la alte centre comerciale, doar pentru umplutură. Gena măcar este un cameraman puțin competent, chiar dacă prietenul ei lasă mult de dorit în ceea ce privește partea de informații și anecdote. Dacă nu plănuiau să adauge o narațiune interesantă în post-procesare, le-ar fi ieșit două videoclipuri foarte plictisitoare. În jurul minutului 5 al clipului, în timp ce Jenna arată cinematograful închis, Mike menționează în sfârșit ceva istorie personală. Aflu că a locuit în apropiere când era mic și că are amintiri plăcute despre vizitarea Sleepy Pines, pe vremea când era aglomerat în weekenduri și puține magazine erau închise. Unele dintre cele mai vechi amintiri ale mele sunt de când eram aici cu tatăl meu, când aveam 5 ani, îi spune el lui Jenna. Deci trebuie să fi fost cam prin anul 1991. L-am întâlnit pe Moș Crăciun, chiar acolo. El arată spre spațiul liminal foarte întins, de sub o lucarnă din centrul molului. E trist ce se întâmplă cu aceste locuri, cum se șterg amintirile în timp, știi? De asta ai fost atât de supărat când ai aflat că ai ratat ultima zi? Îl întreabă Gena, ținându-l acum în cadru, ca și cum ar fi un interviu. El ridică din umeri, I-am făcut o vizită acum un an când era deja adânc băgat în rahat, a fost simbolic sau ceva de genul ăsta. Acum suntem amândoi aici, nu? Se oprește și-și întoarce -și privirea. Ești gata să pleci? Putem trage mai multe cadre mâine, în timpul zilei. Trebuie doar să împiedicăm ușa aia să se închidă. Da, locul ăsta începe să mă afecteze. Molurile goale noaptea sunt nefirești. Se întorc și se îndreaptă spre holul pe unde au intrat. Pe drum, Gena oprește brusc și învârte camera de filmat. Se holbează la un coridor fără lumină, atât de întunecat încât senzorul nu poate capta nimic. Un afiș indică faptul că centrul de securitate al molului se găsește la capătul holului. Ea rămâne așa neobișnuit de mult timp, iar Maica o întreabă din afara cadrului la ce se uită. n asta?" întreabă ea cu nervozitate în glas. Ridic volumul la maxim, dar nimic nefiresc se aude în căști. Dacă ea aude ceva, camera nu a înregistrat. Se uită la acel coridor parcă mai mult pietrificată de spaimă decât curajoasă. În cele din urmă, este nevoie ca Mike să o tragă de acolo, pentru a întrerupe concentrarea, moment în care pare să-și revină. Clipul se termină cu Mike care se uită fix la ea și o întreabă ce s-a întâmplat. Dacă ea a răspuns, a făcut-o când camera era deja oprită. În acel moment intru pe YouTube și le caut numele, adăugând mol în câmpul de căutare, iar la a doua încercare am găsit pagina lor. Ei chiar erau la început, canalul lor având doar 6 abonați, 5 videoclipuri cu doar o duzină de vizualizări fiecare și nicio încărcare de peste 7 ani. Mă uit peste videoclipurile lor, toate vizite la alte centre comerciale, și nu găsesc nimic ieșit din comun. Cea mai recentă încercare a lor a început să arate semne de profesionalism, cel puțin acel voiceover de care aveau mare nevoie. Mike împărtășește o parte din istoria centrului comercial Gold din alt stat pe care l-au vizitat și o face cu un oarecare entuziasm. El și Gena zâmbesc pe tot parcursul călătoriei lor și par să se distreze plimbându-se printr-o zonă comercială plină de amintiri. Ei au fost unul din primele canale de moluri moarte de pe YouTube și aveau oarecum potențial dar văzându-le inactivitatea nu face decât să-mi confirme îngrijorarea că li s-a întâmplat ceva rău. Câteva minute de căutat pe Google, aflu că au fost dați dispăruți la începutul lunii ianuarie 2014, la cel puțin două săptămâni după ce au început să lucreze la videoclipul Buclucaș. Bineînțeles, îmi vine dorința de a sări până la sfârșit pentru a afla ce li s-a întâmplat, dar mă conving să continui să parcurg fișierele în ordine și să fac această călătorie cu ei, ca primul spectator al ultimei lor expediții. La o a doua vizionare a ultimilor minute din acest fișier, observ 2 pixeli roz în locuri aleatorii din videoclip. Știu că este un semn de deteriorare a senzorului și mă duc înapoi la momentul în care Gena a focalizat camera în holul întunecat. După 30 de secunde, apare un pixel mort, puțin mai târziu apare următorul. Este ca și cum ar exista ceva la capătul acelui coridor care emite o lumină nocivă, invizibilă sau alte fenomene energetice care supra-solicită în mod constant senzorul camerei. Eu nu știu ce ar putea face așa ceva în afară de un laser puternic sau radiații. Cu nerăbdare trec la următorul clip. Fișierul 9 Pixelii morți sunt prezenți în permanență. Sunt prezenți pe tot parcursul videoclipului. Văd din nou exteriorul Sleepy Pines, de data aceasta dimineața de vreme. Mike stă la intrarea laterală, abur în respirația lui, umplu aerul rece. Îi face un semn cu degetul mare în sus lui Gena, iar aceasta vine și îndreaptă camera spre amândoi. Eu sunt Mike, iar eu sunt Gena. Și apoi adaugă la unison și astăzi explorăm Sleepy Pines Mall. Drăguț. Continuă înăuntru și ajung în atrium fără să taie filmarea, chiar și atunci când nu există niciun motiv pentru a păstra totul într-o singură filmare. Dar mai trebuie să fi făcut ceva cercetări în timp ce stăteau la hotel, pentru că începe să treacă în revistă detaliile de bază ale molului, data deschiderii și designul său, un scurt istoric al zonei, câteva controverse legate de construcția și de istoricul întreținerii sale, precum și magazinele care au apărut și dispărut. Toate acestea sunt menționate, natural, nu într-un mod regizat, Mike a memorat toate aceste lucruri și sare de la un punct la altul. Cu toate astea îi dau puncte în plus tipului pentru că a reținut atât de multe și a reușit să scoată totul din prima încercare. Am reușit de data asta? Întreabă el când se întorc în atrium, unde fântâna încă mai găzduiește câteva monede și este pe jumătate plină de apă stagnantă. Zâmbește după ce Gena îi răspunde discret și adaugă Bine, păstrează-l pe acela, așadar de fapt nu este prima lui încercare. Nu știu câte încercări a fost nevoie, deoarece probabil le-au șters pe toate cele anterioare pentru a păstra spațiu liber în memorie. Înainte ca Gena să se oprească din înregistrare, Mike se plimbă puțin, uitându-se în magazinele goale. În cele din urmă, observă brusc că lumina roșie e aprinsă. Încă filmezi? Mike, cred că ar trebui să verificăm zona paznicilor. El oftează și pare puțin supărat. Încă mai ai în minte asta? Haide, am văzut tot ce e de văzut pe aici. Ar trebui să filmăm totul înainte să se dărâme clădirea asta. Altfel vor fi locuri aici care vor fi uitate pentru totdeauna. Niciodată înregistrate date uitării timpului. Nu trebuie să fim perfecționiști. Dar aseară ai tot vorbit despre vizitele cu familia și cu prietenii tăi, despre amintirile tale legate de sărbători și cum mergeai la filme. Serios, Gena? Spui toate astea în fața camerei, măcar închid-o. Imaginea rămâne câteva clipe înainte ca Mike să pară sătul și să înceapă să se apropie spre aparat. Este pe punctul de a-l apuca când clipul se termină. Cred că fiecare relație are certuri, dar este un lucru ciudat să te cerți din cauza asta. Se pare că Gena a simțit că ceva o cheamă. Fișierul 10 Mike se află acum în fața holului întunecat, deși acum cu lumina soarelui care intră printr-o lucarnă din apropiere. Nu mai este negru ca smoala. Mike pare să fie puțin constrâns, dar îl înțeleg, știind din propriul meu caz că uneori trebuie să faci ceea ce vrea perechea ta. În regulă, hai să aruncăm o privire rapidă pe holul acesta, spune el, lipsit de entuziasmul său tipic, va fi un loc pe care cel mai probabil că-l vezi dacă a încercat să fur ceva sau știi tu, ai încercat să filmezi fără permisiune, așa cum ar face numai o jigodie penală. Mike! exclamă Jenna. El se preface că zâmbește și spune, hai să verificăm. Pe cameră deja a apăruse un al treilea pixel mort înainte ca ei să înceapă să se deplaseze pe hol. Apar din ce în ce mai mulți pe măsură ce se apropie. Senzorul este din ce în ce mai afectat, dar cu camera pe umăr și cu Mike în frunte, Gena nu observă. Se face repede întuneric, iar senzorul nu mai poate capta ceva. Mike pornește lanterna telefonului său, care măcar îl ajută să vadă ceea ce se află în apropierea sa. Intră în biroul de securitate și rămân încremeniți câteva secunde. Un birou vechi și o stație de monitorizare în cadru. Mike, ce este asta? Auziți asta? Da, e un fel de băzit electric, răspunde Gena. Ciudat, nu? Ce naiba Gena? De ce mai verificăm locul ăsta? Unul dintre noi va fi electrocutat. Putem să ieșim, te rog? Putem? Bine, bine, credeam că sunt mai multe de văzut. Se întorc ca să plece, dar se uită din nou la Mike după ce își dă seama că nu se mișcă. Se holbează la o cameră mică din lateral lumina lui îndreptată spre un panou pe care scrie Obiecte pierdute și găsite. Acum el este cel care pare să fie vrăjit și vrea neapărat să știe ce se află dincolo de ușa alăturată. Fără să spună ceva, o deschide și intră înăuntru, iar Gena îl urmează în tăcere. Ceea ce urmează este... este greu de descris. Videoclipul se întunecă aproape complet. Dintr-un motiv oarecare, Gena nu îndreaptă camera spre ceea ce privește Mike, doar la finalul clipului. Lumina telefonului său se vede doar la marginea cadrului, amândoi examinează ceea ce este în mod evident un obiect ciudat. Ce e chestia asta? întreabă Gena. Habar n-am, n-am mai văzut așa ceva. O, oh, Doamne, e aproape ca și cum s-ar mișca. Mike, nu. E cald. Cum a ajuns asta aici? Nu atinge chestia aia, e periculoasă. Nu există obiecte blestemate gen. Cred că ar trebui să scoatem chestia asta la lumină și să ne uităm mai bine la... O, la naiba! Ce ai făcut? Mike, ce face? Nu știu, nu am... Se întorc și fug din încăpere, dar camera tot nu poate prinde nimic din ceea ce se poate auzi. Cei doi sunt disperați, iar filmarea, puținul care se vede, devine o mizerie tremurândă. Până acum, pixele roz proștiața acoperă parțial înregistrarea video, ascunzând complet segmente micuțe din cadru. Cei doi pot fi auziți țipând în ultimele câteva secunde ale clipului, care se termină brusc. Având în vedere întunericul, nu am nicio idee despre prin ce fel de teroare treceau cei doi. Aș fi crezut că erau deja morți, dacă aceasta ar fi fost ultimul fișier de pe card sau în cel mai bun caz, altcineva ar fi găsit camera și a înregistrat mai multe videoclipuri înainte ca și el să dispară într-un mod la fel de misterios. Analizând clipul cadru cu cadru, am observat două elemente care abia au reușit să se integreze pe filmarea digitală. În timp ce se întorc să fugă, lumina lui Mike trece peste obiectul ciudat pe care l-au întâlnit. Este un fel de totem făcut dintr-un material necunoscut de culoare închisă și înalt de aproximativ un metru jumătate, stă în mijlocul încăperii de obiecte pierdute și găsite pe podea. Și este singurul lucru care se află în acel loc. Este acoperit de sculpturi care formează modele unghiulare, deși folosesc termenul în mod vag, pentru că nu există niciun model real al liniilor. Ele se învârt și se desprind unele de altele în moduri aleatorii și neatrăgătoare, este ca una dintre acele imagini generate de inteligență artificială care aproape că arată ca ceva familiar și identificabil. Dar nu este niciodată ceva ce există cu adevărat. Chiar și așa nu părea în întregime extraterestră sau construită de vreun tribuitat. Ar fi putut fi opera de artă a cuiva, găsită la o vânzare de garaj cu multe decenii în urmă, istoria și originile sale fiind acum mult timp ascunse dar nu tot mult ciudat m-a afectat atât de tare cât ce se afla în fundal. Era cu adevărat înfricoșător. Nu cred că Mike și Jenna i-au văzut înainte ca lumina telefonului să se întrerupă brusc și să-i lase pe întuneric. Nu pot confirma dacă se mișcă sau nu, sau doar se zvârcolesc pe loc, dar peste pereții camerei de pază se întinde o mare de viermi lungi și negri, masivi. Nu știu cum astfel să descriu chestiile, dar este evident în cele câteva cadre în care se văd nu sunt un truc al luminii sau o altă iluzie optică sunt viermi lipiți de perete de parcă l-ar devora după ce revăd întregul clip de mai multe ori îl închid și încerc să-mi fac o idee despre ceea ce tocmai am văzut aproape că mi-e teamă să văd ce se întâmplă în continuare și amând să deschid următorul fișier mă duc să-mi torn în ceașcă niște cafea se făcuse miezul nopții când trec mai departe la următoarea înregistrare, făcută la 3 ore după ultima. Fișierul numărul 11. Deschid fișierul fără așteptări. Iar acesta sfidează imediat orice explicație. În timp ce pusderia de pixel morți persistă, este ca și cum trauma pe care cuplul tocmai a trăit-o nu mai este prezent în mintea lor și la început este ca și cum ar fi plecat în altă locație și ar fi îmbrăcat o garderobă de haine noi sau mai degrabă haine vechi pentru că pare că Mike a scos de la Naftalin o garderobă de la sfârșitul anilor 80 și s-a mutat în interiorul unei cabine de probă luminoase. Totul în câteva ore. Mike stă în picioare zâmbind, deși are o zvâgnire de anxietate. Se vede și în cum filmează Jenna, pentru că acum filmarea are un tremur constant. De asemenea, aparatul nu mai este montat. Mi-am dat seama după cum se mișcă imaginea video. Bună ziua băieți, spune Mike după ce respira adânc. Ei bine, nu o să vă credeți ce ni s-a întâmplat. Dacă scăpăm din asta, vom reuși, răspunde Jenna, deși nu există încredere în vocea ei. Așa este, drept, um, cred că mai bine v-aș arăta. El face un gest către o oglindă din cabina de probă, iar Gena se apropie de ea pentru a se arăta în reflexie. Acum arată bine îmbrăcată, într-un sacou roșu îndrăzneț și pantaloni capri, iar părul este coafat într-un mod care ar dura ore întregi pentru a fi realizat. Dar camera însăși este și mai ciudată. ținându o cu ambele mâini tremurând, ea se apropie de oglindă și nu mai este un GoPro. Nici măcar nu mai este un dispozitiv digital, acum cumva este un polaroid clasic, unul dintre acele veche aparate foto instantanee. Da, e ciudat, nu? Adaugă Mike. Nu mai are un ecran pe spate și n-are butoane uh, și toate informațiile de pe ecran sunt în interiorul vizorului, nu știu de ce sau cum, dar și hainele noastre s-au schimbat. Uh, e ca și cum, nici nu știu cum să vă zic. O doamne, o să avem milioane de vizualizări dragă, vom apărea la talk show uri iar oamenii de știință vor dori să... Mike, putem să plecăm de aici, te rog? Este... este prea restrictiv. Of, bine, în regulă, dar hai să le arătăm! În regulă, da... să continuăm să le arătăm. Cei doi părăsesc cabina de probă și ajung într-un magazin Dealers, complet luminat și plin de lume, exact ca cel din Sleepy Pines. Nu mai văzusem unul atât de aglomerat de mulți ani. În timp ce Mike și Jenna fac un tur al locului în liniște, îmi dau seama instant de ce pare atât de ciudat. Precum hainele lor și hainele cumpărătorilor, ale personalului și cele care așteaptă să fie cumpărate de pe rafturi, toate sunt demodate. Numai modă de acum vreo 30 de ani. La un moment dat, Mike chiar ia un tricou polo și cu un zâmbet tâmp pe față îi aduce eticheta de preț chiar în fața camerei, remarcând cât de ieftin este. Ați înțeles? întreabă el spectatorii. Adică ar trebui să fie evident ce s-a întâmplat cu noi, nu? Nici nouă înșine nu ne-a venit să credem la început, dar. Oh, îmi pare rău, domnule, îi spune el unui cumpărător mai în vârstă care s-a lovit. Care nu răspunde decât întorcându-se și aruncându-i lui Mike cu o privire curioasă. Haideți să vedem molul. Nu am părăsit încă magazinul. Aveam nevoie de ceva timp să trecem peste șoc. Mi-aș fi dorit să fi înregistrat ceva din asta. Gena plângea, era isterică. Mike, răspunde ea cu dispreț. Ei toate astea mult cam prea în joacă. Cum pot să fi atât. Cum pot să nu fi îngrozit de ceea ce ni se întâmplă? El se încruntă și recunoaște parte din mine este iubito, dar nu putem explora acest loc doar îngrijorați și speriați, în caz că ni se întâmplă ceva și nu se găsește decât aparatul de filmat. Nu spune prostii de genul ăsta, Mike. Nimic din toate astea nu este normal. Hei, haide! Sunt chiar aici, sunt cu tine. O să ieșim din asta. Gena începe să plângă, iar imaginea cade spre podea. Mike se aude pe fundal spunând Hai să vorbim, chiar înainte ca filmarea să se încheie. Trec direct la următorul. Fișierul numărul 12 După câteva minute, camera este acum îndreptată spre drumul principal din Sleepy Pines. După intrarea de la Dillard's, imaginea durează aproximativ 30 de secunde, timp în care zeci de cumpărători trec pe lângă ea, mulți dintre ei aruncând o privire fără cuvinte la cameră pentru o clipă. Mike intră înapoi în cadru și o ghidează pe Jenna spre mall, deși mișcările ei arată că este încă reticentă. Mă trag și eu împreună cu scaunul meu mai aproape de monitor și privesc cu atenție. Aud ceva familiar și nostalgic în căști. Pornesc anularea zgomotului astfel încât mă simt și mai absorbit de ceea ce trăiesc. Mike nici măcar nu știe ce să spună despre grandoarea situației pe măsură ce se apropie de ieșire. Nu mi-a acordasem timp să procesez clipul anterior, sau cum ar fi putut fi realizat locul magazinului prin intermediul unor decoruri elaborate? Răspunsul evident, dar incredibil, la toate acestea încă nu se simțea drept un gând valid în capul meu, nu încă. Mike nu este singurul care se sperie când o femeie mare intră brusc în cadru. Într-o secundă aveam senzația că explorăm împreună un teritoriu necunoscut, iar în următoarea apare o doamnă mare în costum de training, care la amenință că îl stropește cu parfum de culoarea chihlimbarului dintr-o sticlă de cristal. V-am spus, nu avem nevoie de o monstră, doamnă. Se răstește Mike la ea. Toamne! Oh, dar acesta este noul nostru parfum de toamnă. Nu mai există nimic asemănător pe piață, doar un singur puf și o să vă îndrăgostiți din nou. Pare agresivă și continuă să încerce să-i strupească pe cei doi în timp ce își croiesc drum pe lângă ea. Timp de aproximativ o secundă, zâmbetul ei neliniștitor plin de dinți umple cadrul când camera trece atât de aproape de ea încât abia nu o lovește. Care e problema ei? Întreabă Gena odată ce se află în siguranța molului. Pur și simplu așa erau oamenii, oftează Mike și se uită în sus la luminatoare. Dar poate. Nu mi amintesc vremea aia. Era oricum o scorpie nebună. Ești bine? Te-a stropit cu spray, nu? Mike, ce locul ăsta? Întreabă Gena și îndreaptă camera spre tavan, dezvăluind cerul albastru dincolo de geamurile orizontale. Camera se oprește din nou asupra lui Mike și timp de câteva secunde acesta rânjește într-un mod aproape la fel de tulburător ca zâmbetul doamnei cu parfumul. Aud mai bine muzica de pe fundal, cu ecou, în timp ce Jenna așteaptă ca iubitul ei să spună ceva. Melodia este un muzac autentic, tradițional. Acele interpretări ușoare și cooptante ale muzicii pop, care s-au demodat cu ani în urmă, care abia dacă se mai aud pe undeva. Cumva potrivit, în timp ce Mike rânjește ca un idiot, Africa cântată de Toto umple aerul. Chiar ai de gând să mă faci să o spun?" întreabă Mike. Trebuie să existe o altă explicație, toate astea nu pot fi reale." Iubito, suntem în trecut. Am găsit un fel de dispozitiv de călătorit în timp. Îți spun eu, știu eu. Se întoarce și se cufundă în mol, adăugând. Părerea mea. 1990, poate 91. Toate aceste stiluri din anii 80 sunt pe cale de dispariție și totul este atât de colorat. Vorbesc de eleganța de după războiul rece, gen. Atunci de ce s-au schimbat hainele noastre? De ce s-a schimbat camera? Unde sunt telefoanele noastre? Trebuie să ne asigurăm că există o cale de ieșire sau o cale de întoarcere înainte de a încerca să ne distrăm. Nu vreau să rămânem blocați aici. Nu suntem aici să ne distrăm. Suntem aici pentru a face istorie. Poate chiar pentru a face parte din istorie. Filmăm trecutul, iubito. Vom documenta tot ce vedem. Apoi vom găsi din nou chestia ciudată și ne vom da seama cum ne poate trimite înapoi în 2013. Dar am putea sta o vreme, nu? Adică deceniul ăsta e mult mai bun decât cel din care venim, cu toate rahaturile alea de social media și provocări stupide. Aș vrea să nu spui asta. Prietenii, familia noastră sunt acolo, Michael, viitorul nostru împreună, nu putem rămâne, mai coftează. Nu vreau o altă ceartă vrea să exploreze ceea ce crede el că este trecutul, o mică bucățică din propria copilărie. Imaginea mai durează câteva secunde pe fața lui nerăbdătoare, înainte ca aparatul să fie lăsat în jos. Aruncă o privire la pantalonii lui Jenna, iar aceștia s-au transformat într-o pereche de pantofroșii cu tocuri înalte. Videoclipul numărul 13 Acest videoclip durează mai bine de 10 minute și este un adevărat tur al mulului. Gena filmează în liniște fiecare magazin pe lângă care trec, fără să se certe. În timp ce Mike încearcă să ofere câteva detalii, de multe ori este distras, cu pleșit de uimire de fiecare dată când se uită într-un magazin sau vede câte o persoană trecând îmbrăcată în haine de epocă, Mike este extrem de entuziasmat, iar Gena pare să se ferească de aglomerație. Clienții sunt aproape ireali, arată ca niște oameni obișnuiți, dar se comportă ca niște automate emoționale, privindu-i insipid pe cei doi ca și cum ar fi niște intruși în casa lor. Ea îi observă, la fel ca și mine, dar Mike abia pare să se gândească că s-ar putea să fie ceva neregulă cu toți ceilalți în afară de el și de prietena lui. El se află sub efectele unui cântec de sirenă, provocat de dragostea sa pentru un trecut romanțat. Trec pe lângă un salon de coafură foarte bine luminat, pereții acoperiți cu forme geometrice colorate și podea în carouri. Cele trei femei așezate înăuntru își fac exact aceeași coafură. Pe afișul cinematografului scrie că în acel moment se difuzează Total Recall, Gremlins 2, Terminator 2, City Slickers, The Rocketeer și în mod ironic Back to the Future, partea 3 se văd mai multe magazine de bază într-un mall, multe dintre ele nu mai există. Un KB Toys, un Walden Books, un Merry Go Round, plin de haine pentru adolescenți. Recunosc majoritatea locurilor și sigur, mi-e dor să le văd dacă mă gândesc, dar au avut timpul lor, iar eu nu mă închin trecutului așa cum pare să o facă Mike. Deși cu siguranță interesant să vezi toate aceste magazine vechi filmate într-un format modern HD, lăsând la o parte pixeli morți, brusc mă trezesc sperând ca cei doi să reușească cumva să iasă. Sleepy Pines arată foarte diferit în mare parte, are linii mari vopsite albastru, roșu și galben de-a lungul pereților, Luminile neonului își aruncă strălucirea pe copace din interior și pe zonele de relaxare pline de scaune și canapele de tip cutie. Jocuri cu monede stau în fața sării arcade, pentru copii prea mici pentru a se aventura înăuntru și a juca ceva pe dulapurile unde rulează jocuri pixelate, luminoase și zgomotoase. Pot să empatizez cu Mike, să fii copil în timpul acelei perioade, să vrei să te întorci înapoi și să simți din nou ceva autentic, în condițiile în care crezi că prezentul este superficial și fără speranță. Dar acest idealism nu-i va ajuta pe niciunul dintre acești doi tineri adulți să caute o cale de ieșire. Dar acest idealism nu-i va ajuta pe niciunul dintre acești doi tineri adulți să găsească o cale de ieșire. În tot acest timp veselia calma muzicii de la mol subliniază groaza crescândă pe care încep să o simt în legătură cu această situație pe care nu pot să o schimb. Wow! spune Mike cu o nostalgie când ajung la Sears, în celălalt capăt al molului. Este... este grozav, gen. Ce experiență! Ai filmat asta, nu-i așa? Da, putem să ne întoarcem la obiecte pierdute și găsite. Trebuie să găsim chestia aia și să ne trimite înapoi acasă. Mă întreb dacă o să apară eu, cel tânăr, dacă mai așteptăm. Iubito, nu cred că apreciezi toate astea de ajuns. Cât de des ai ocazia să-ți duci iubita în trecut și să-i arăți un loc care a însemnat atât de mult pentru tine? După ce așteaptă un răspuns din partea ei care nu vine, el oftează, dă din cap și spune. Of, bine, în regulă. Hai să facem o poză bună cu pictura murală la întoarcere. Se îndreaptă spre atriumul molului, unde Gena lasă pictura murală să umple cadrul. Este incompletă și chiar mai înfiorătoare din cauza asta. Două treimi din segmentul pădurii este gata, dar cele cinci figuri care stau în fața ei nu au fost încă pictate și sunt doar un alb fantomatic. Nu am știut că nu a fost terminat totul deodată. Acest lucru sugerează ideea mea că pionierii și băștinașii slab desenați au fost adăugați de un al doilea artist, ar putea avea ceva în comun poate chiar ca o scuză pentru a acoperi ceva de pe fundalul original. E al naibii de ciudat, spune Mike în timp ce se uită la lucrarea de artă. Probabil că am fost aduși înapoi într-una din puținele zile în care pictura murală era încă în curs de realizare. Gina bombănește și începe să comenteze asupra faptului că trebuie să se întoarcă acasă, dar este întreruptă când vine paza molului și le amintește celor doi că nu pot face poze în mol fără permisiune fără să știe că aparatul lor mutant filmează de fapt un video. Sigur, nicio problemă, se aude Mike spunând după ce camera se duce pe lângă Gena și este îndreptată spre podea. Hei, putem să verificăm obiectele pierdute și găsite? Cred că am lăsat ceva când am... Uh, clipul se termină brusc cum așteptam. Fișierul numărul 14 Următorul fișier a fost creat cu 4 ore mai târziu. Mă simt îngrijorat de ceea ce s-ar fi putut întâmpla în intervalul de timp între cele două clipuri. Mike și Jenna se uită împreună la cameră. Sunt din nou într-unul din vestiarele Dillard, unde s-ar putea simți în siguranță. Lumina pâlpâie deasupra lor, iar acum amândoi par vizibil stresați. Hei, băieți! Mike încearcă să-și găsească cuvintele și înfășoară un braț în jurul umărului Genei. Um, deci, Iată partea în care trebuie să vă spunem că lucrurile nu se prezintă foarte bine pentru noi. Încă nu știu cum sau de ce suntem în trecut și nu putem găsi chestia care ne-a adus aici. Am căutat peste tot, fiecare magazin, fiecare debară, fiecare camera personalului la care te poți gândi și se simte ciudat când încerci să te furișezi, știi? Oamenii de aici mereu se uită la noi și nici nu cred că a plecat vreunul dintre ei. Sunt aceiași cumpărători care erau când am venit. Ceva nu e în regulă cu locul ăsta. Ar fi trebuit să văd asta mai devreme, dar eram ocupat să fiu prea prost în legătură cu situația. Ușile de ieșire sunt toate încuiate, adugă Gena cu lacrimi în ochi, în timp ce pare să se acomodeze cu situația lor. Le-am încercat pe toate și nu se mișcă, am încercat telefoanele publice, dar nici măcar nu se aude tonul de apel. Vom cătrobui tot locul ăsta dacă va fi nevoie, vom găsi chestia aia, Orice ar fi, dar în cazul în care nu reușim să scăpăm și găsiți aceste casete video, sunați pe părinții mei, vă rog, numărul lor de acasă este... Mike O îl liniștește brusc Gena. ea arată spre marginea cadrului, iar Mike întoarce camera pentru a arăta golul din partea de jos a ușii vestiarului. După câteva secunde, o pereche de picioare mari îndesate pe tocuri înalte pășește în cadru se întorc spre ușă, iar aceasta se zdruncină violent. Gena poate fi auzită înăbușindu-și un țipăt. Ușa continuă să se zdruncine aproape un minut. Apoi asaltul se încheie subit în cele din urmă. Fără să spună nimic, femeia mare de dincolo pleacă. Cu toate că starea ei de spirit o dă de gol, Gena ridică din nou camera și aproape că o scapă când îl filmează pe Mike deschizând ușa și trage un ochi în jur. El îi face un semn să vină, iar amândoi vor să iasă din magazin, strecurându-se după rafturile cu haine în liniște. Ceilalți cumpărători se uită din nou la ei, dar nu-i deranjează. Chiar înainte ca ei să poată pleca, Maico filmează pe doamna cu parfumul care stă lângă intrarea în magazin. Recunosc pantofi și imediat îmi dau seama, ea fusese cea care urmărise pe cei doi. Subit, ea se întoarce, iar ei se ascund în spatele unei mese de prezentare plină de tricouri polo. Mă opresc asupra unui cadru cu chipul ei și văd cât de hidoasă a devenit. Fața ei bulbucată este acoperită de un ruș roșu aprins, fard de ochi albastru ca cerul și fard de obraz roz aprins, dar chiar și așa nu ajută la nimic faptul că are părul unsuros, ciufulit și dinții galbeni și strâmbi. După câteva secunde aparatul de fotografia trăia cadrul de la intrare. Doamna cu parfumul dispăruse. Unde este? șoptește Gena. Nu știu, dar trebuie să ieșim din magazin. Nu ar fi trebuit să ne întoarcem aici. Știam că ușa va fi încuiată la fel ca celelalte. Mike trebuie să... Gena este întreruptă de sunetul unei haine care este mișcată violent. Atât ea cât și Mike se întorc amândoi și o văd pe doamna cu parfumurile cum se holbează la ei din vârful unui raft de haine. Se cocoșează pe o bară din acelea cromate, cu brațele ei ca niște bube atârnând de parcă ar fi un leneș obez cu o sclipire criminală în ochi. Își încrețește buzele într-un zâmbet dement și ține sticla de parfum care acum arată ca și cum ar fi fost lipită de o mână. Mike și Jenna își fac rapid curaj să se ridice în picioare și să alerge spre intrarea în magazin, judecând după sunetele care vin din spatele lor, urmăritorul lor răstoarnă întregul raft și se izbește de mai multe vitrine în timp ce îi urmărește. În vocea lui Jenna se aud înjurături, teroare și panică, în timp ce ea și Mike se grăbesc spre mall. Ea întoarce pentru scurt timp camera pentru a filma pe doamna nebună, alergând în patru labe, cu ochii la fel de negri ca ai unui rechin. Gena scoate un țipăt în timp ce fiara sălbatică îi ajunge din urmă. Doamna cu parfumurile se oprește chiar la granița magazinului, ca și cum ar exista o barieră invizibilă pe care nu o poate trece. După ce își trage sufletul, Mike îi arată degetul din mijloc, iar femeia pur și simplu își recapătă calmul, punându-se din nou pe două picioare și se întoarce la raionul de cosmetice, cu acel zâmbet care nu îi părăsește niciodată fața. Ce naiba Mike? Ea nu este om, nicio persoană nu se comportă așa, îi strigă Jenna trebuie să plecăm din locul ăsta chiar acum, la naiba. Știu, gen, știu, el puțin ea încă nu poate părăsi magazinul căcat. Mike încearcă să se calmeze, în timp ce cumpărătorii se holbează la el, majoritatea stau acum pe loc, ca și cum ar fi niște MPC-uri care au rămas fără instrucțiuni de comportament. El îndreaptă camera de filmat spre lucarnă, subliniind faptul că este amurg. Luminile de neon ale magazinului dictează acum culorile acoperind tot în nuanțe de roșu, violet, roz și albastru. Aud de asemenea că muzacul a încetinit și a devenit distorsionat, ca o jucărie electronică ale cărui baterii sunt pe ducă. Sunetul pare să îl neliniștească pe Mike, care închide ochii ca să se gândească, dar nu se poate simți suficient de încrezător pentru a face asta. E ca și cum locul ăsta începe să se destrame," murmură el, spunând același gând care tocmai îmi trecuse prin cap mie. Gen, trebuie să găsim ceva, un ciocan, o rangă sau poate doar un coș de gunoi. Vom sparge una din ieșiri. Se apucă să împingă pe lângă mulțimea de zombi, strigând în tot acest timp să se dea la o parte din calea lui. Gena îl urmărește de la distanță, primind pe drum priviri stranii. Se opresc pentru scurt timp lângă un exponat al unui corvet roșu din anii 1990, unde în apropiere o mică echipă de filmare pare să încerce să facă o reclamă. Lămpile fierbinți slovesc fața transpirată unui bărbat mai în vârstă într-un costum gri. El repetă replica. Se întâmplă multe la Sleepy Pines Mall. De ce nu veniți să vedeți ce e nou astăzi? De mai multe ori, în timp ce Jenna filmează și ea scena. Mike își pierde răbdarea și intră în cadru, dar încercarea de a realiza o reclamă continuă. Sunteți aici de ore întregi, îi spune Mike supărat echipei. Cine sunteți voi oameni buni? Cum ați intrat aici? Pentru ce agenție de publicitate lucrați? Mike, oprește-te! Îl imploră în tăcere Gena. Nu-i antagoniza. Nici nu sunt reali, sunt fără minte, funcționează după un fel de script. Fără să-i pese de consecințe, Mike dărâmă luminile și aparatul de filmat scump, apoi fură trepiedul. Gena nu știe ce să creadă și rămâne pe loc, șocată, în timp ce Mike pleacă cu o bucată din echipamentul voluminos. Și de fapt, Mike pare să aibă dreptate, pentru că actorul continuă pur și simplu să repete același segment din reclamă de mai multe ori și cu echipa de filmare care doar se uită. Camera de filmat se îndreaptă spre podea și videoclipul se încheie. Filmarea numărul 15 aceasta începe cu Mike la jumătatea unei lovituri a trepiedului de o ușă de sticlă. Se chinuie de ceva vreme, după cum reiese din epuizarea lui vizibilă. Dă cu partea grea și metalică a trepiedului de mai multe ori de geam, însă nu a reușit să-l spargă. Geamul nici măcar nu pare să cedeze. La fel de bine putea să lovească un zid de cărămidă. Mașinile și camioanele vechi din parcarea de afară par reale, dar nu sunt sigur. Afară nu sunt oameni în întuneric, dar totuși cuplul este prins în mol cu sute de oameni, așa că tot ceea ce se află dincolo de zidurile sale, poate nici măcar nu are motiv să existe. Oare asta ar fi șmecheria călătoriei în timp? Probabil că nu se putea extinde dincolo de clădirea în care a fost declanșată. Gena poate fi auzită plângând încet, apoi mută cadrul către un coș de gunoi de pe podea răsturnat, căruia îi dă o lovitură, ceea ce îmi dă impresia că l-a folosit pentru a se acțiunii înainte să renunțe și să înceapă să filmeze din nou. Observ de asemenea că muzacul a dispărut complet, fiind înlocuit de un zumzet monoton. Mike lovește ușa de 12 ori în total, transpirând și în cele din urmă prăbușindu-se frânt pe podea. Înregistrarea efortului său se termină aici. Fișierul 16 Camera este așezată pe o masă din zona de food court. Este târziu, dar toate localurile sunt încă deschise. Cei doi au în fața lor pahare de suc și felii de pizza pe farfurii de hârtie, dar amândoi par ezitanți să mănânce. Nu este vorba doar de faptul că își pierd speranța de a scăpa, le este teamă și de mâncare. Nu-i pot învinovăți. De asemenea, sunt în mare parte la umbră, luminați acum doar de luminile de neon. Chiar o să mâncăm asta? întreabă Mike fără chef. Adică cine știe din ce e făcută? Genai răspunde într-un murmur. Trebuie să mâncăm ceva, murim de foame. Mike se uită în cameră și spune obosit. Da, deci ceasurile de aici spun că e două dimineața și magazinele nu se închid. Cred că acum este un mall deschis 24 de ore din 24, 7 zile din 7 nu mai putem rezista mult timp fără să mâncăm sau să bem ceva. Dacă asta este ceea ce ne termină, măcar să știți că nu a fost doamna cu parfumul. Într-unul dintre puținele acte de curaj pe care l-am văzut pe Mike făcând de-a lungul videoclipurilor, bea o înghițitură din pahar înaintea genei. La început încet, apoi îl dă pe gât cu sete. După asta, ea face același lucru cu băutura ei, iar în curând par mai încrezători în a încerca mâncare solidă în continuare. Ei bine, are gust de Dr. Pepper, pune Mike în timp ce își examinează pizza. Și chestia asta pare destul de autentică, chiar dacă nu cred că prea multe chestii sunt reale în acest loc. Ok, hai să le mâncăm înainte să se răcească. Iau o bucătură mestecă și în cele din urmă înghite, hotărând că are un gust destul de comestibil și că merită riscul, înghite rapid restul. În timp ce gena rămâne mai reticentă și nu se grăbește cu mâncarea. Este prea întuneric aici, spune ea, uitându-se în jur. Toate luminile de pe tavan s-au stins acum câteva ore, dar oamenii nici măcar nu păreau să fie observat. Vom încerca să dormim în sala de jocuri, îi spune Mike. Toate jocurile sunt încă în funcțiune, cred că acolo vom avea cea mai multă lumină. Ce se va întâmpla cu locul ăsta? Poate în cele din urmă visul se termină și ne trezim? Nici măcar tipul de la Sbaro nu a vorbit și nici nu ne-a cerut banii. Da, Mike a spus apoi o glumă nu de mirare că au dat faliment. Stau, beau și mănâncă în liniște încă un minut, înainte ca videoclipul să se termine. Fișierul numărul 17 Acesta are loc în întregime în interiorul vechii săl de jocuri a molului, care s-a închis în 1998. Singurele surse de lumină sunt ecranele tremurânde ale dulapurilor cu jocuri aflate în modurile lor pentru demonstrație, dar sunt atât de multe încât locul rămâne cel mai luminos local al molului în acel moment. Mike ține camera în mână de data aceasta, dar nu știu ce încearcă să arhiveze, în afară de condițiile mizerabile în care sunt amândoi. Face câteva ture în jurul cabinelor murmurând incoerent pentru el însuși. Copiii și adolescenții umplu încăperea mare acoperită cu un covor cu planete și stele, dar niciunul dintre ei nu se mișcă. Unii au mâinile pe joystick-uri sau pe butoane, alții doar stau și privesc cu brațele pe lângă corp. Mike încearcă să provoace un răspuns din partea unuia dintre copii, apropind obiectivul direct în fața lui. Ochii sticloși privesc drept înainte, în timp ce lumina unui joc de luptă se reflectă pe pupilele lor dilatate, sunt la fel de catatonici ca toți ceilalți. Maica îi aruncă o înjurătură înainte de a se duce la teșgheaua cu premii și de a filma toate jucăriile pe care nu le va putea revendica vreodată. Am fost la o universitate bună, spune și întoarce aparatul spre el, astfel încât să poată vorbi cu furie direct în el. Aveam o slujbă bună pregătită și mi-au plăcut anii 80, anii 90. Și ce dacă? Nu înseamnă că vreau să rămân blocat într-o versiune bizară de rahata nostalgiei. Nu vreau să mai vizitez niciodată un mall. Și bateria aparatului de filmat trebuia să fi murit cu mult timp în urmă, dar pictograma spune că încă este plină. Nimic nu e bine, totul e greșit, nu vom ieși niciodată de aici filmând în continuare, se duce la unul dintre acele dulapuri mari în care te poți așeza înăuntru pentru puțină intimitate și imersiune. Este un joc vechi de curse cu volan, iar Gena este gemuită pe scaun, cu fața la perete, doarme sau încearcă să doarmă. Cum acest fișier a fost creat la 5 ore după cel anterior, am impresia că Mike nu a putut dormi sau a renunțat să mai încerce. El decide să o lase pe Gena în pace și se prăbușește pe covor, mai multe ecrane sunt în cadru, copiii în fața lor, acum fiind siluete fără viață. Mike poate fi auzit începând să bocească timp de câteva minute peste zgomotele jocurilor. Dintr-o dată aud un zgomot puternic de metal afară care răsună pe coridorul molului. Se ridică brusc și îndreaptă camera spre întunericul de afară pe care doar luminile de neon îl pot pătrunde. Respirația îi este slabă și rapidă nu mai apare nimic sau cel puțin din ce vede el, dar totuși decide într-un final să fugă într-o mică de de serviciu, fără să-și alerteze prietena despre un posibil pericol și închide ușa. După câteva secunde de imagine neagră pură, plină cu zgomot de fundal și pixel morți, videoclipul se încheie. Presupun că în cele din urmă a adormit în acel spațiu îngust și că experiența a început să-i afecteze sănătatea mentală fișierul numărul 18. Camera de filmat este îndreptată către una dintre lucarnele de sus, prin care pătrunde lumina dimineții timpurii. Este posibil să fie în jurul orei 8 dimineața, ceea ce înseamnă că Mike și Jenna sunt de aproape 24 de ore în mall. Mike face o panoramă în jos pentru a arăta pictura murală și fântâna din fața ei, de unde Jenna ia un pumn de apă și se spală pe față. În jurul ei se află cumpărături fără minte, cu toții încă inactivi, în ciuda faptului că locul pare să nu se fi deschis sau închis vreodată. Această versiune a Sleepy Pines, indiferent dacă a existat cu adevărat în trecut sau nu, pur și simplu era. Am ajuns să realizez că reprezintă amintirea unui mol, atunci când oamenii sunt acolo ca să-și amintească de el. Perioadele în care este gol și a adormit, nu contează în acest amalgam corupt al zilelor sale de aur. Difuzoarele încă emit un fel de zgomot, dar acum tot ce pot auzi sunt niște pocnituri atone. Mike se apropie de Jenna, aplecându-se și privind-o fix în reflexia ei din fântână, ea se uită la el în timp ce se apropie, părând acum incapabilă să mai zâmbească. Eu îmi fac griji în legătură cu sănătatea mentală a lui Mike, dar ea nu pare să se teamă de el, e doar obosită sau începe să se resemneze cu întemnițarea lor. Gențe foame? Întreabă Mike fără menajamente. Sinabonul pare încă să funcționeze. Aș putea să-ți aduc ceva? Ea dă din cap și răspunde. Mike, trebuie să găsim o cale de ieșire astăzi. Orice ar fi trebuie. Nu putem renunța. Pur și simplu nu putem. Știu, vom încerca altceva. Mă gândeam că poate gurile de aerisire... Gen apare că e pe cale să spună ceva, dar în schimb se întoarce și se uită la fântână. După câteva secunde, ea capătă o expresie curioasă și se înclină rămâne în cadru, dar am impresia că Mike se uită în altă parte, în timp ce camera rămâne îndreptată spre ea. Gen scoate una dintre monedele din fântână și o studiază. Abia o aud murmurând. Michael, uit te la asta. Mike nu o aude și strigă, Gen, fugi. Camera de filmat se rotește și o văd pe doamna cu parfumul apropiindu-se agresiv într-un ritm de mers rapid și imposibil de oprit, dealers rămânând mult în urma ei. Este prima dată când o vedem părăsind granița invizibilă a magazinului, iar Mike și Jenna par șocați și ei de asta. Femeia mare încă mai are o sticlă de parfum într-o mână, dar este imposibil de spus ce vrea cu adevărat, nefiind gata să afle, cuplul fuge. Fișierul numărul 19, la o oră după ce videoclipul precedent s-a terminat, Gina pornește camera pentru a-l arăta pe Mike gemuindu-se între mașini de spălat și aruncând un ochi după colțul uneia dintre ele, sunt undeva în magazinul Sears. Cred că în sfârșit am scăpat de ea, oftează Mike și se lasă pe mașina uriașă de spălat. Târfă nebună, de, de ce este singura care se mișcă pe aici? Dă din cap și își ridică privirea pentru a vedea că aparatul înregistrează. Mike, spune Gena în liniște, S-ar putea să existe o cale de ieșire. El îi răspunde morocănos: Despre ce vorbești? Nu-ți face mari speranțe, dar am găsit-o. Uite, privește! Ea întinde o monedă de 25 de cenți, iar el o verifică pe ambele fețe. La început se uită la gena de parcă ar fi nebună, dar apoi își dă seama de ce o vede atât de importantă. Are artă de stat pe fața inferioară. Asta nu a început decât prin anul 2000. Da, este din 2005. Nu cred că monedele din nu au fost afectate. Are legătură cu apa, poate? Asta nu are niciun sens. Nimic din toate asta nu are. Dar trebuie să existe ceva ce putem face cu apa. Orice ne-a adus în această versiune bizară a trecutului, poate că apa este răspunsul, o cale de ieșire. Mike se încruntă. Deci ce? Ar trebui să sărim în fântână, să ne ținem în brațe și să sperăm că va fi bine? Sau vrei să deschidem toate robinetele din mol și să-l inundăm? Cu ce ne ajută această mare revelație? Trebuie să continuăm să încercăm Michael și trebuie să vorbim, trebuie să înțelegem ce ni s-a întâmplat, ce este cu adevărat acest loc și de ce ne aflăm aici. Nu cred că suntem cu adevărat în trecut. Nu ai observat cât de devreme s-a întunecat ieri? Nici nu sunt decorațiuni de sărbători, și toți oamenii falși sunt îmbrăcați ca și cum ar fi vară, dar ziua nu a durat mai mult ca înainte. Uh, adică da, cred că cred că acel dispozitiv a creat cumva istoria locală, modificând tot materialul din apropiere, dar nu este perfect și nu poate susține mult timp. Nu este stabil, totul se strică și nu mai avem timp. Asta e o nebunie. Ai o teorie mai bună? Crezi că de fapt a mers în trecut? Mike capătă o expresie destul de insipidă în timp ce se gândește câteva clipe înainte de a răspunde. Atunci, care-i faza cu doamna cu parfumul? Nu știu, poate că ea păzește locul, poate că ea este ceea ce ne ține aici. Ne vânează, este o amenințare. Așa că eu zic să încercăm să o omorâm. Cum? întreabă el, destul de prostesc, după părerea mea. Am putea începe prin a încerca. De ce nu o lovim în cap și vedem ce se întâmplă? Ea nu este reală, Mike. Nici unul dintre acești oameni nu este real. În regulă, da, bine, îi vom sparge capul și vedem ce iese." Încearcă să pară dur pentru prietena lui, dar nu reușește să o dovedească. După ce acceptă să participe la o omucidere, se aude un zgomot, iar panica îi cuprinde pe amândoi la fel de mult când văd silueta doamnei cu parfumul în lumina de la ieșirea din Sears spre parcare. Nu sunt sigur dacă ea doar stătea acolo cu un aer amenințător." sau a început să-i urmărească din nou. Videoclipul se termină chiar în momentul în care cuplul începe să fugă. Fișierul numărul 20 Știu că aventura lui Mike și a lui Jenna se apropie de final. Filmarea începe cu Mike ținând camera spre el, iar în spatele lui sunt cutii de pantofi. Este la un Payless sau un Foot Locker. El are brațul înfășurat în jurul trepiedul camerei de mai devreme, care se sprijină de umărul său, probabil că o consideră cea mai bună armă pe care a putut să o găsească. Credem că au trecut mai mult de 24 de ore de când au început toate astea, îmi spune el. Acum suntem pregătiți să o înfruntăm pe scorpiaia de la parfumuri, mental și fizic. Dar nu știu unde se află în acest moment, dar trebuie să vedeți asta. Se ridică și se duce la intrare în magazin, unde Gena stă de pază și se uită în hol. Ține într-o mână o bară de metal. Cred că este o șină pentru umerașe, iar în cealaltă un extintor de incendii. Uită-te la ei!" murmură ea. Sunt din ce în ce mai rău!" Mike se apropie puțin mai mult de unul dintre copiii din apropiere, dar păstrează totuși o distanță de siguranță. Din gura băiatului se scurge un lichid negru și gros, care se mișcă la fel de încet ca smoala fierbinte. Șuvaie mai mici din aceeași chestie ies din ochii lui fără viață, Mike se retrage și plasează camera pentru a dezvălui că adulții din jur suferă de aceeași afecțiune. Cu toate astea, toți stau tăcuți. Jenna intră în cadru și spune Despre asta vorbea Mike, locul ăsta se destramă, mai întâi vor fi lucrurile mai complexe cum ar fi oamenii, apoi va urma restul, întreaga clădire, dar nu și noi, nu-i așa? Jenna nu are un răspuns, dar în ochii ei se citește o urmă de îndoială. Se îndepărtează de magazin iar Gina este gata să lovească cu Ranga, toți cei pe lângă care trec se dezintegrează din interior spre exterior, dar niciunul dintre ei nu este agresiv și nu se mișcă câtuși de puțin, mai când dreaptă camera de filmat spre lucarnă, unde se ridică acum pete negre care încep să înnăbușe lumina soarelui. Pe măsură ce se deplasează din nou spre secțiunea de jos, prinde pe filmare cum unul dintre cumpărători își pierde un braț. Acesta se rupe pur și simplu și cade pe podea, unde se topește încet într-o baltă de lichid negru. În acest moment, nu mai înjură și acceptă pur și simplu situația. Chiar și afișul de pe cinematograf a fost corupt sau glicează ca un program de calculator care se blochează. Singurele două titluri lizibile sunt Casa Blanca și Gone Girl. Niciunul dintre ele nu a ieșit nici pe departe în apropierea presupusei perioade de timp simulate în care cei doi sunt prinși. Celelalte locuri de pe afiș sunt amestecuri de litere și numere, iar o grămadă dintre ele se adună și cad pe podea lângă teșgheaua de bilete. Mike se întoarce și se concentrează asupra fântânii de care se apropie. Pictura murală din spatele ei și-a pierdut toate elementele și este acum negru, solid. Gena aleargă spre apă și se uită în jos la ea. Își bagă o mână în ea, apoi intră complet, ufundându-se până la genunchi. Chiar te aștept să se întâmple ceva?" Întreabă Mike în timp ce o ajunge din urmă. Doar te uzi? S-ar putea să fie mai greu să alergi un pantof umezi gen? Poate nu va trebui să fugim dacă asta e calea noastră de ieșire. Ea se uită în jos la picioarele ei și murmură. Haide, fă ceva! Ce sper că se va întâmpla? Nu știu, poate că pantalonii mei se schimbă la loc. Mike se uită în fântână apropiind camera de suprafața ei. Ai avut dreptate, recunoaște el. Te-ai gândit mai mult decât am făcut-o eu la toate astea? Cred că orice merită o încercare în acest moment. El îndreaptă aparatul de filmat drept în sus, timp de aproximativ un minut întreg, lăsând la o parte o parte din părul său un cadru, în timp ce norii de particule întunecate se îngroașă deasupra. După ce are ceva timp să se gândească, mișcă din nou camera și obține din nou o imagine a pantofilor genei. Sunt tot niște pantofi roșii, cu toc înalt, iar ea își exprimă dezamăgirea cu o aparentă neliniște. Nu știu cât timp au rămas în fântână, deoarece videoclipul se încheie o clipă mai târziu, cu Mike încercând să fie grijuliu și să-i ofere cuvinte liniștitoare. Fișierul 21 Peste două ore, Mike îmi oferă din nou o filmare a Lucarnei, numai că acum particulele întunecate arată ca și cum ar fi într-o ceață groasă, care aproape că întunecă complet lumina soarelui se mișcă precum apa clocotită, formând un nor frământat pe toată jumătatea superioară a Sleepy Pines. Masa contorsionată mi amintește de viermi care se târau pe perete mai devreme, dar e și mai rău. Camera de filmat se îndreaptă spre pereții atriumului, unde dale mari se desprind, în timp ce mai mult lichid negru se revarsă și se împrăștie pe podea. Gena se îndreaptă spre cameră, încercând din răsputeri să nu calce în mizerie. Se holbează la Mike timp de câteva secunde, apoi continuă să treacă pe lângă el. Locul ăsta s-a dus dracului, murmură el. Apoi o întreabă pe Gena. Mai faci -mă o plimbare? Nu se schimbă nimic la uși. Oamenii și magazinele aproape că au dispărut, dar ușile încă sunt solide, gen. Dacă totul arde sau se topește, atunci trebuie să apară o cale de ieșire, da, poate, dar mergem înainte și înapoi de câteva ore. Mă duc la cantină să văd dacă a mai rămas ceva. Sunt sigur că nu e o idee bună. El o urmează oricum și traversează un hol care arată mai degrabă ca un sistem de peșteri în mișcare, picurând substanța neagră, decât ceva făcut de mâna omului. Cred că totul este făcut de dispozitivul care a proiectat o versiune a molului, care emulează trecutul său, dar unul care nu a existat niciodată cu adevărat ajung în zona de food court, care acum a devenit aproape neagră ca smoala, deoarece principala sursă de lumină, lumina soarelui, fusese aproape complet eliminată. Mâncarea este și mai rea. Sandvișurile tăieției chinezești orezul, precum și pastele și pizza de la Sbarro, și-au pierdut culoarea și forma în timp ce se transformă și ele în zgură. Nu a mai rămas nimic, Gena oftează. Firar să fie mi-așa de foame sper că știi tu ceea ce am mâncat înainte a trecut prin noi suficient de mult și că nu avem nimic din chestiile astea urâte noi. Cei doi se uită în jos la capul unuia dintre cumpărători, așezat pe podea separat de corp și care încă privea în față fără noimă, nu fac nicio remarcă. Chiar cred că pentru ei este o priveliște obișnuită acum. Mike, spune Gena în timp ce camera este încă îndreptată spre podea. Ce se întâmplă? Puștul ăla, cred că-ți bați joc de mine. Cei cu el, Mike pleacă, aducând din nou camera în fața abia când se află la câțiva metri de un băiețel de 5 sau 6 ani. Corpul lui este intact, deocamdată se uită în gol ca toți ceilalți. Adun piesele pentru a înțelege de ce Mike pare brusc atât de supărat, chiar înainte de a confirma. Gen, sunt eu, de ce mă aflu aici? De ce? Ea se apropie pentru a se uita la tânărul Michael, apoi încearcă să-l consoleze pe cel adult în timp ce ține camera pe ochii copilului. Nu înseamnă nimic, spune ea. Cum poți să spui asta? Orice ar fi creat acest loc, pur și simplu a dintr-un bazin de fețe, poate plin cu toți cei care au venit aici vreodată. Dar asta ar putea fi peste un milion de oameni. Ce l-am găsit abia acum pe tânărul eu? Unde era el? Cum de orice ar fi asta știe cine sunt eu? Totul este aiurea. Se joacă cu noi. Știi că nu vom primi niciodată un răspuns. Hai să ne întoarcem să căutăm o ușă. Sau poate să ne concentrăm să fim în siguranță până ni se deschide o cale. Mai respira adânc și întoarce camera pentru a-i prezenta din nou pe cei doi. Amândoi clare puizați. Își face curaj să spună data viitoare când pornim chestia asta vom filma evadoarea noastră sau vom fi deja înapoi în camera noastră de hotel. M-am săturat de locul ăsta, cred că ne vom duce canalul de YouTube în altă direcție după experiența asta. Amândoi și închid ochii și împart un sărut scurt înainte ca acest videoclip să se încheie. Fișierul numărul 22 Din păcate, Mike a mințit. Creat alte două ore mai târziu, acesta începe cu o altă filmare a lucarnelor și a unei părți a peretului chiar sub ele. Dar acum, în sfârșit, se pare că lucrurile se inversează. Ceața groasă de particule a dispărut, iar între ferestrele de pe tavan se află o bucată de câțiva metri din peretele cel mai recent și mai îmbătrânit al atriumului, care nu se mișcă în mod activ. În schimb, materialul este acum o crustă uscată care se desprinde. Câteva bucăți se desprind din masă și se transformă în praf în timp ce cad. Este ca și cum versiunea din 2013 a molului iese dintr-un cocon. Hei, suntem din nou noi, sperăm că pentru ultima oară, spune Mike și îi readuce pe amândoi în cadru. Ochilor sunt pe jumătate închiși și par gata să doarmă o săptămână. Ei bine, tot nu am reușit să găsim o cale de ieșire, dar începe să pară că trebuie să mai așteptăm puțin. Sleepy Pines revine la normal foarte încet, a adăugat Jenna. Da, uită-te la asta. Într-un cadru cu prinzător de 360 de grade, arată atriumul și cele trei holuri principale. Totul este acoperit în negru, inclusiv poteaua, transformând locul într-o pictură de mentă a lui Dali. Absorbe toate culorile și cea mai mare parte a luminii dar întunericul crustos are suficientă strălucire pentru a putea distinge formele și textura de ceară topită. Cei doi stau în picioare pentru a evita să se așeze pe chestia asta, deoarece toate scaunele și canapelele sunt de asemenea împuțite. Chiar și fântâna a fost afectată, iar acum este doar un bazin negru solid care încă ține apa. Toți oamenii au dispărut sau topit. Oftează Mike. Diavolul um, parfumat a dispărut de ceva vreme, așa că presupun că am speriat-o sau ceva de genul ăsta și totul se apropie de sfârșit. Încep să simt și eu o ușurare după ce mi bătuse inima tare timp de aproape o oră. Încep să sper din nou că au reușit să iasă, doar au scăpat camera pe drum. Mă uit la micuța chestie de pe birou, mintea mea încercând încă să proceseze ideea că fusese contorsionat într-o mărime, formă și model foarte diferit, înainte de a fi răsucită la loc. Mike continua. Încă nu știm ce s-a întâmplat cu telefoanele noastre, așa că sperăm că vom reuși să strigăm la o mașină, să luăm ceva de mâncare și să ne întoarcem camera de hotel, să închidem perdeaua și să dormim. Sună bine, Jen. Jen? Se uită la ea și o vede cum se uită fix la pantofii ei, pe care îi încadrează rapid. S-au schimbat din nou într-o formă de adidas modern. Mike a funcționat, murmură Jenna. Da, da, cred că da, doar că a durat mult timp. Simți ceva? M-au furnicat picioarele pentru o secundă, apoi m-am uitat jos și... Se oprește brusc când o pugnitură puternică și tunătoare răsună în tot atriumul. Ce naiba a fost asta? exclamă Mike și învârte camera de filmat pentru a arăta un segment mare din perete negru topit de lângă magazinul KB Toys care se sparge. Gen, cred că se accelerează, s-ar putea să reușim în câteva minute. O slavă domnului, răsuflă ea. Zidul se crăpă din nou, iar apoi un torent de zeamă care nu se uscase se revărsă. Mike face un pas înapoi, iar noi trei privim îngroziți cum un braț de cerneală iese din deschizătură cu mâna acoperită de gheare apucând partea laterală pentru a sfâșia restul crisalidei ca o insectă grotească care iese din interior, alte patru brațe ies și sfâșie rapid carapacea. O mână întunecată, deformată, uriașă, de peste 2 metri înălțime, se aruncă în față. Cele patru picioare și nouă brațe se zvârcolesc ca și cum ar încerca să se elibereze de adevăratul proprietar al corpului. Dezgustătoarea și înfiorătoarea himeră are cinci guri, cel puțin din câte pot vedea dar un singur glob ocular reușește să iasă din umbra cărnoasă picurătoare mai multe voci, toate distorsionate și guturale, reușesc să gâlgâie. Încearcă noul nostru parfum de toamnă. Isuse Hristoase, strigă Mike și se aruncă spre trepied, sprijinit de unul dintre fotorile de relaxare, înainte de a-l putea apuca creatura monstruoasă să emite un băzit puternic. De data aceasta, camera îl captează. Pentru Mike și Jenna este atât de dureros și asurzitor încât trebuie să-și acopere urechile. Mike sfârșește prin a arunca camera departe, aceasta aterizează înclinată în podeaua topită, unde sudoarea uscată îi acoperă o parte din obiectiv. Momentul în care încep țipetele este de asemenea momentul în care încep să apară mai mulți pixeli morți, mult mai repede decât atunci când s-a întâmplat anterior. La fiecare două sau trei secunde care trec mai apare unul dacă reușesc să văd suficient din scena care urmează pentru a discerne ce se întâmplă în continuare. Deși, în dureri, cuplul reușește să-și ia armele, iar când creatura se împiedică în cadru, Mike îi lovește corpul și multiplele brațe cu trepiedul sau de mai multe ori cu toată forța pe care o poate aduna. Gena își înfige bara de metal în corpul său, dar aceasta se înfige în masă și începe să se scufunde în ea. Când își dă seama că nu o poate scoate, începe să stropească creatura cu spumă de la extintorul de incendiu pare să o încetinească, dar asta nu este suficient pentru niciunul dintre ei. Știu că trebuie să o distrugă sau cel puțin să încerce. Cu corpul acoperit de spumă și probabil orbită din cauza ei, Gena îi bagă întreaga canistră roșie într-una din guri. Mai când stingătorul mai adânc cu trepiedul, iar mânerul se strânge audibil în interiorul gurii sale. Mai multă spumă este distribuită direct în gâtlejul său, para abominația. Gena îl apucă de mână pe Mike și face un gest spre fântână, presupunând că o vede ca fiind cea mai bună opțiune a lor, deși îmi lipsesc informațiile pentru a ști exact ce se întâmplă. Chiar și așa ei fug în fundalul imaginii și sar vizibil în apă, nu ies la suprafață înainte ca filmarea să se încheie. În ultimele 10 secunde după ce spuma încetează să mai iasă din gurile creaturii, aceasta se prăbușește la pământ, unde începe să se târască spre fântână, țipând și scoțând mai multe brațe în timp ce face acest lucru. Cu mai mult de jumătate dintre pixelii videoclipului fie morți, fie nu arată nimic altceva decât negrul în care se scufundă obiectivul, videoclipul se termină în cele din urmă de unul singur, probabil că aparatul este prea grav avariat pentru a mai continua înregistrarea. Fișierul 23 Vreau o concluzie, dar ar fi trebuit să mă aștept că nu voi primi una. PC-ul meu nu a generat niciodată o miniatură pentru acest fișier final, așa că am știut de dinainte că va fi ceva neregulă cu el. Avertismentul privind faptul că este deteriorat nu m-a descurajat prin a încerca modalități alternative de a-l accesa. Dimensiunea fișierului este de 25 de mega, așa că trebuie să existe ceva printre biții săi. În cele din urmă, după ce am încercat mai multe programe de resetare a fișierelor și de editare video, reușesc să extrag câteva informații. Are o durată de 9 secunde deși asta nu înseamnă mare lucru când totul din fișier este corupt de la bun început. Sunetul nu este altceva decât un buzit puternic, similar cu cel pe care l-a scos creatura, iar aproape fiecare cadru este doar o încurcătură de verde și negru amestecat cu alte date ilizibile. Chiar și așa vreau să spun că am făcut tot ce era posibil, așa că trec prin video cadru cu cadru, toate cele 60 de cadre pentru fiecare secundă. Doar două cadre unul după 5 secunde și celălalt aproape de final au supraviețuit și sunt descifrabile. În ciuda faptului că au un potop de pixel morți roz. Primul este un singur cadru cu Sleepy Pines în timpul zilei, care arată normal, cu câțiva cumpărători care se plimbă. Multe dintre magazine sunt închise sau goale, dar sala de jocuri este deschisă, ceea ce plasează această imagine undeva înainte de 1998, dar după evenimentele din restul fișierelor. Cealaltă mă duce înapoi la locul unde a început totul, arătând totemul din camera de obiecte pierdute și găsite, înțețoșat de mișcarea camerei. Este un cadru duplicat din fișierul 10. Cele câteva sute de cadre rămân corupte, iar data creată pentru înregistrarea 23 este implicită la ora Unix de 1 ianuarie 1970. Nu cred că ultimul fișier a fost creat prin apăsarea butonului de înregistrare. Presupun că a fost generat dintr-o eroare hardware probabil în timp ce camera revenea la forma sa naturală. Dar asta nu explică de unde ar fi putut să scoată acea fotografie a molului în declin, făcută ani mai târziu. Am stat treaz încă o oră în noapte, căutând tot ce-mi trece prin cap despre mol sau despre Mike și Jenna. Găsesc pe YouTube reclama pe care am văzut-o filmată de corvet. Aproape ca aș putea vedea cuplul care se plimbă pe fundal, dar trec de câteva ori prin spotul retro de 30 de secunde, și niciunul dintre cumpărătorii zâmbitori nu par să semene cu ei. Chiar și așa, văzând toate hainele adecvate epocii și aspectul molului, mă fac să apreciez cât de reușit a fost dispozitivul ciudat, necunoscut și dispărut, să recreeze locul din trecut. Și apoi, la 4 dimineața, când încep să mă prăbușesc, ceva pune la îndoială autenticitatea tot ceea ce tocmai am văzut deși Mike nu a postat niciodată despre asta pe puțina prezență pe rețelele de socializare pe care o avea. Aflu prin intermediul postărilor de pe Facebook ale unui student din perioada universitară a lui Mike că acesta a participat la mai multe cursuri de efecte speciale în anii de liceu și în ultimul an. Mă duc la culcare gândindu-mă la ceea ce ar putea însemna acest lucru și la faptul că totul ar fi putut fi de fapt un proiect artistic subteran foarte elaborat. Poate că Mike a topit mai multe camere de luat vederi și le-a plasat prin moluri abandonate pentru a atrage atenția asupra sa sau pentru a deveni vedeta unei noi legende urbane. El și Gena ar putea foarte bine să fi dispărut din proprie inițiativă doar pentru ca totul să pară autentic. Chiar și cu aceste îndoieli, am mai parcurs fișierele de câteva ori în zilele următoare, căutând orice indiciu că totul a fost falsificat, ba chiar foarte bine. Dar nu mă pricep prea bine să observ trucurile pe care le-ar fi putut folosi sau să văd imperfecțiunile din orice element pentru care ar fi fost nevoie de un calculator pentru a le reda. Am luat prânzul cu amicul care mi-a dat camera o săptămână mai târziu și am povestit totul. Am sfârșit prin a râde, iar el mă scoate din rutina rezultată din experiența de vizionare, spunându-mi că aproape sigur era totul trucat, pentru că sună prea horror hollywoodian ca să fie adevărat. Peste câțiva ani, Mike și poate și Jenna ar fi apărut cu siguranță niște vizionari moderni, iar toți cei care ar fi găsit o copie a videoclipurilor lor ar fi avut pe mână ceva ce valora o mică avere dar în ciuda faptului că a spus toate astea, în timp ce mă îndreptam spre ieșirea din restaurant, el menționează două mici detalii. Camera se pare că a fost găsită cumva încastrată într-una dintre dalele din podeaua murului. Oh, și încă un lucru, la începutul demolării, echipa sa a găsit o găleată de metal într-una din bucătările din zona de alimentație publică, cu mai multe urme inexplicabile de mușcături pe margini, ca și cum cineva cu o pereche de dinți puternici a din ea. El tace pentru o clipă după ce dezvăluie aceste descoperiri, dar apoi zâmbește și adaugă, poate că acei doi copii erau chiar atât de buni. Poate dar nu pot îngropa partea din mine care crede că tot ce am văzut și care știe în adâncul sufletului că ceea ce s-a întâmplat cu Mike și Jenna este de fapt un mister. Cât timp sunt încă în zonă, mă duc pentru ultima oară la ceea ce a mai rămas din Sleepy Pines și în această vizită mă uit foarte bine la pictura murală, apropiindu-mă de ea, în timp ce mintea mea fixează asupra ceea ce s-ar fi putut întâmpla pe terenul acum pustiu. Încerc să-mi amintesc cum era când eram mai tânăr, atunci când am vizionat pentru prima dată molul și studiasem vârtejurile complicate, găsind creaturi secrete printre pădurile întunecate. La început, credeam că toate sunt acolo, așteptând doar să fie dezmembrate și aruncate la groapa de gunoi, dar, la o privire mai atentă, descoper că tușele elegante ale pădurii nocturne se termină brusc și nu mai sunt prezente în ultima trăime a picturii murale partea stângă, unde era încă goală și incompletă în videoclipurile lui Mike și Jenna. Vopseaua este încă acolo, la fel cu copacii și culorile întunecate ale acelei păduri sinistre, dar textura subtilă pe care numai atingerea mâinilor umane o poate crea a fost înlocuită cu ceva mecanic, ceva care a fost schimbat și apoi schimbat înapoi, care acum este o reproducere nesimțită care nu ar putea niciodată să obțină adevărată autenticitate a artei istorice realizată de cineva căruia chiar i-a păsat.